Cartea cu Dumnezeu în subterană a fost scrisă de pastorul Richard Wurmbrand. S-a născut în București în 1909, fiind cel mai mic din cei 4 băieți ai unei familii de evrei români. Dotat intelectual, vorbind fluent 9 limbi, Richard a avut o tinerețe furtunoasă, activând în prima parte a vieții lui în politica de stânga. În 1936 s-a căsătorit cu Sabina. Călătorind în același an prin munții României, tânărul cuplu evreu a întâlnit un tâmplar creștin, care le-a pus în mână o Biblie. Neavând educație, acesta nu le-a putut explica prea mult și nu le-a putut răspunde la întrebări, ci doar i-a sfătuit să-și facă timp să citească măcar una din Evanghelii, care, de fapt, spunea el, este o scurtă biografie a celei mai mari personalități a poporului evreu, Iisus Hristos. Ei au citit, au întâlnit și alți evrei creștini și s-au întors la Dumnezeu, devenind în curând creștini. S-au alăturat Bisericii Misiunii Anglicane pentru Evrei din București. Curând Richard a fost ordinat pastor anglican și mai târziu pastor luteran. În timpul celui de-al doilea război mondial, pastorul Richard Wurmbrand și soția sa Sabina au desfășurat fără frică o lucrare misionară creștină ilegală. Ei au smuls numeroși tineri evrei din ghetouri, au predicat zilnic în multe adăposturi și au fost arestați de câteva ori pentru activitate creștină ilegală în timpul stării de război. Odată au fost gata să fie împușcați de un tribunal militar, au fost scăpați numai la intervenția editorului șef al principalului ziar al României din vremea aceea. Părinții Sabinei, două surori și un frate, au pierit în masacrele naziste. După sfârșitul războiului, când comuniștii s-au instalat în România și au început să controleze bisericile, pastorul Wurmbrand a început imediat o activitate subterană viguroasă de propovăduire a Evangheliei la poporul său înrobit și la soldații ruși invadatori. A tipărit și a organizat distribuirea secretă a 1 milion de evanghelii în limba rusă trupelor rusești care ocupaseră România și au convertit personal la credință pe unii din ofițerii și soldații ruși încarceruiți în București. În februarie 1948, deși era sub protecție diplomatică suedeză, a fost răpit de pe stradă de agenții guvernului comunist și a dispărut fără urmă în sistemul închisorilor comuniste. A fost ținut sub un nume fals într-o celulă izolată. Datorită poziției sale internaționale de conducător creștin, diplomați și ambasade străine au întrebat autoritățile comuniste despre soarta sa. Acestea au mințit, spunând că nu a fost arestat, ci că a fugit din România. Mai târziu, indivizi din securitate, dându-se drept foști deținuți, colegi de închisoare, i-au relatat soției sale că au asistat la înhumarea lui în cimitirul închisorii. Atât familia, cât și prietenii săi din țară și din străinătate au fost sfătuiți să-l uite, pentru că este mort. În timpul anilor grei de închisoare, a reușit să convertească la credință ofițeri de rang înalt din poliția secretă și aceștia au ajutat la eliberarea lui în anul 1956. Odată eliberat, a reînceput îndată activitatea în biserica prigonită. 2 ani mai târziu a fost din nou arestat. A fost închis timp de 14 ani, în două perioade, între 1948 și 1956 și apoi între 1959 și 1964. Soția sa, Sabina, a fost și ea arestată în lagărul de muncă forțată la canalul Dunăre-Marea Neagră, timp de 3 ani. Richard Wurmbrand a ieșit din închisoare în anul 1964, în urma unei amnestii generale și iarăși a continuat lucrarea sa interzisă în biserică. Dându-și seama de marele pericol al unei noi arestări, creștinii din Norvegia au negociat cu autoritățile comuniste în vederea obținerii permisiunii pentru ca familia Wurmbrand să poată părăsi România. Prețul obișnuit pentru un expatriat era de $2000. Pentru Wurmbrand au cerut $10.000. Cărțile sale Torturat pentru Hristos și Biserica Subterană descriu aceste lucruri în detaliu. În 1965 au ajuns în Oslo, în Norvegia, apoi în 1966 în America. În fața Subcomitetului Securității Interne a Senatului din statul Washington, Richard Wurmbrand a adus mărturie asupra celor petrecute în închisorile comuniste și, descoperindu-și pieptul, a arătat cele 18 cicatrici adânci, urmare a celor îndurate.
Istoria a fost răspândită în lume prin ziarele din America, Europa și Asia. Stabilită în Statele Unite, familia Von Brandt a început misiunea creștină pentru lumea comunistă, actuala voce a martirilor, o organizație pentru întreaga lume, având ca scop să ajute pe creștinii persecutați de regimurile comuniste și să-i evangelizeze pe comuniști. Misiunea are ramuri în 35 de țări din lumea liberă. După căderea comunismului în Rusia, o deschidere specială au avut spre țările arabe. Vorbind personal în multe țări, pastorul Von Brandt a atras atenția lumii asupra cauzei fraților lor creștini uitați. Mesajul lui permanent a fost: urâți sistemele rele, dar iubiți pe persecutori și încercați să-i câștigați pentru Hristos. O credință adâncă, o gândire profundă și o inteligență vie s-au combinat toate ca să-i dea o personalitate caldă, apropiată tuturor. Principiul lui era: ajută pe oricine, dă-i oricui vine să ceară de la tine, chiar dacă nu-l poți ajuta decât cu puțin. Conducătorii creștini din toată lumea l-au numit martirul viu și un Pavel al cortinei de fier. Pastorul Von Brandt a fost activ, a vorbit și a călătorit pentru misiune până la vârsta de peste 85 de ani. În ultimii 5 ani de viață a fost țintuit la pat datorită unei severe neuropatii a picioarelor, contractată în timpul anilor de închisoare, într-o celulă izolată, când a fost obligat să stea în picioare ore interminabile și ținut în înfometare. A murit pe 17 februarie 2001, la vârsta de 91 de ani, din cauza unei insuficiențe respiratorii. Soția sa, Sabina, a murit câteva luni mai devreme, pe 17 august 2000. Din familie a rămas fiul lor Mihai, nepoata Amalia și nepotul Alexandru. Prima jumătate a vieții mele a luat sfârșit la 29 februarie 1948. Mergeam singur pe o stradă din București când un Ford negru a frânat brusc lângă mine și din el au sărit doi bărbați. M-au înșfăcat de braț și m-au împins pe bancheta din spate, în timp ce un al treilea ins, aflat lângă șofer, mă ținea sub amenințarea unui pistol. Mașina a străbătut repede prin circulația redusă acelei dimineți de duminică, apoi, ajuns și în calea Rahovei, am pătruns prin niște porți de fier. Le-am auzit trântindu-se în urma noastră. Răpitorii mei aparțineau poliției secrete comuniste. Securitatea. Acesta era cartierul lor general. Înăuntru mi s-au luat actele, obiectele personale, cravata și șireturile de la pantofi și, în cele din urmă, numele. De acum înainte, a zis funcționarul de serviciu, ești Vasile Georgescu. Autoritățile voiau ca nici măcar paznicii să nu știe pe cine supravegheau, în cazul în care în străinătate, unde eram bine cunoscut, s-ar fi iscat întrebări. Trebuia să dispar ca atâția alții, fără urmă. Calea Rahovei era o închisoare nouă și eu eram primul ei deținut. Închisoarea nu era însă o experiență nouă pentru mine. Fusesem arestat în timpul războiului de către fasciștii care cârmuiau pe vremea lui Hitler și apoi, din nou, când au venit la putere comuniștii. Sus, în peretele de beton al celulei, se găsea o ferestruică. Se mai aflau în încăpere două paturi de scânduri și obișnuitul hârdău din colț. M-am așezat jos în așteptarea celor care urmau să-mi ia interogatoriul, anticipând ce întrebări aveau să-mi pună și ce răspunsuri trebuia să dau. Știam destul de bine ce înseamnă frica, dar în momentul acela n-o simțeam. Această arestare și tot ceea ce avea să urmeze erau răspunsul la o rugăciune pe care o făcusem și speram că ele vor da un nou sens vieții mele din trecut. Nu știam ce multe descoperiri extraordinare și minunate mă așteptau. Tatăl meu avea acasă o carte cu sfaturi pentru tinerii care se pregăteau pentru carierele de avocați, doctori, ofițeri și așa mai departe. Odată, când eram de vreo 5 ani, a deschis-o și a întrebat pe frații mei ce ar dori să devină. După ce au ales ei, s-a întors și către mine cel mai mic dintre copii. Dar tu ce ai vrea să fii, Richard? M-am uitat la titlul cărții, care era Îndrumător General în Profesiuni, și am răspuns: mi-ar plăcea să fiu îndrumător general. De atunci au trecut 50 de ani, dintre care 14 în închisoare, și m-am gândit adesea la cuvintele acelea. Se zice că ne facem de timpuriu în viață o idee despre ceea ce vom fi, și nu cunosc o mai bună definiție a îndeletnicirii mele actuale decât aceea de îndrumător general.
Ideea de a deveni pastor creștin nu putea să răsară atunci în mintea mea și nici a părinților mei, care erau evrei. Tatăl meu a murit când aveam 9 ani și familia noastră a dus întotdeauna lipsă de bani, uneori și de pâine. Odată un om s-a oferit să-mi cumpere un costum de haine, dar când ne-am dus la prăvălie și negustorul ni l-a arătat pe cel mai bun, omul a zis, prea bun pentru el, nu e decât un băiat sărac, căruia eu îi cumpăr haine. Școala mă interesa puțin, mă interesau însă cărțile pe care le aveau tata și frații mei mai mari. De foarte tânăr citisem multe dintre ele și devenisem un mare sceptic, asemenea lui Voltaire, pe care îl admiram. Totuși religia mă interesa. Am ascultat liturghii în bisericile ortodoxe și romano-catolice, iar într-o sinagogă am auzit odată un om rugându-se cu glas tare pentru fiica lui bolnavă. Aceasta a murit în ziua următoare și eu l-am întrebat pe rabin, ce fel de Dumnezeu este acela care rămâne surd la o rugăciune atât de disperată? Nu mi-a putut răspunde. Nu puteam crede într-o ființă atotputernică ce lăsa atâția oameni să moară de foame și să sufere. Și mai puțin credeam că El a trimis pe pământ un om atât de bun și de înțelept ca Iisus Hristos. Devenit adult, am intrat în lumea afacerilor din București și am avut succes. La mai puțin de 25 de ani, aveam bani din belșug pentru a cheltui prin baruri cu fetele din micul Paris, cum era numită pe atunci capitala. Nu-mi păsa de cele ce se petreceau în jur, atâta timp cât îmi puteam satisface setea după senzații noi. Era o viață pe care alții o invidiau, dar care mă lăsa totuși nesatisfăcut din punct de vedere moral. Știam că această viață era falsă și că irosisem ca pe un lucru de nimic ceea ce era bun în mine și îmi putea fi de folos. Foarte convins de inexistența lui Dumnezeu, doream totuși în adâncul sufletului ca situația să fi fost alta, să existe o rațiune de a fi în univers. Într-o zi am intrat într-o biserică și m-am oprit împreună cu alți oameni în fața statuii Fecioarei Maria. Aceștia se rugau și am încercat să rostesc și eu alături de ei, plecăciune ție, Marie, cea plină de har, dar am simțit un gol lăuntric. I-am spus în gând statuii, ești cu adevărat de piatră, atât de mulți te imploră, iar tu nu le dai nimic. După ce m-am căsătorit, am continuat să alerg după fete, să vânez plăcerile, să mint, să înșel cu nepăsare, lovind pe alții. Până ce, la 27 de ani, aceste excese, adăugate unor carențe anterioare, mi-au provocat o tuberculoză. Pe atunci, aceasta era o boală periculoasă și o vreme s-a crezut că voi și muri. M-am speriat. Pentru prima oară în viața mea, m-am odihnit într-un sanatoriu de la țară. Zăceam privind la copaci și mă gândeam la trecut. Acesta îmi revenea sub forma unor scene oribile, care trecându-mi prin fața ochilor, mă chinuiau profund. Mama mea a plâns din cauza mea, soția mea a plâns și ea, câte fete nevinovate ne-au plâns. Am sedus, mi-am bătut joc și am înșelat, totul o maimuță reală. Venise rândul meu să plâng. Am zăcut acolo și m-au năpădit lacrimile. În sanatoriul acela m-am rugat pentru prima oară în viața mea. A fost rugăciunea unui ateu. Am zis cam așa, Doamne, știu că nu existi, dar dacă totuși existi, ceea ce eu contest, Tu ești acela care trebuie să mi te dezvălui, nu e datoria mea să te caut eu pe tine. Întreaga mea filozofie fusese până atunci materialistă, dar inima mea nu putea fi satisfăcută cu acest lucru. În teorie credeam că omul este doar materie și că atunci când moare se descompune în praf și cenușe. Totuși, îmi pierdusem tatăl și mai fusesem și la alte înmormântări și nu puteam să mă gândesc niciodată la morți decât ca la persoane. Cine se poate gândi la copilul sau la soția sa moartă ca la o mână de pulbere? Ființa iubită este aceea care rămâne în cuget. Poate cugetul nostru să greșească într-atâta? Sufletul meu era plin de contradicții. Petrecusem ore întregi în locuri zgomotoase de distracție, cu fete pe jumătate goale și muzica ațâțătoare, dar asta nu mă împiedica să fac și lungi plimbări prin cimitire, uneori în zilele de iarnă, când zăpada se așternea grea pe morminte. Îmi ziceam în sinea mea, într-o zi voi fi și eu mort și zăpada îmi va cădea pe mormânt, pe când cei vii vor râde, se vor îmbrățișa și se vor bucura de viață. Nu voi putea să particip la bucuriile lor, nici măcar nu voi avea habar de ele,
pur și simplu nu voi mai exista. După puțin timp, nimeni nu-și va mai aminti de mine. Și atunci, la ce bun toate acestea? Reflectând la problemele sociale și politice, m-am gândit că poate într-o zi omenirea va găsi un sistem care să asigure tuturor libertatea, securitatea și bogăția. Dar când toți vor fi fericiți, nimeni nu va mai dori să moară, iar gândul că vor trebui să părăsească într-o bună zi viața lor fericită ar putea să-i facă mai nefericiți ca oricând. Mi-am reamintit că citisem despre Krupp, care devenise milionar fabricând arme ucigătoare, dar că el însuși era îngrozit de gândul morții. Nimeni n-avea voie să rostească în prezența lui cuvântul moarte. A divorțat de soția lui pentru motivul că i-a pomenit despre moartea unui nepot. Avea totul, dar era nefericit fiindcă știa că fericirea nu putea dura, că trebuia să se despartă de ea și să putrezească într-un mormânt. Cu toate că din curiozitate intelectuală citisem Biblia, mintea mea a devenit opacă la pasajul în care prigonitorii îl provoacă pe Hristos: coboară-te de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu. În schimb, el a murit, părând a adeveri că dușmanii lui aveau dreptate. Și totuși am observat că gândurile mele se îndreptau spontan către Hristos. Mi-am zis în sinea mea, aș fi dorit să-L fi întâlnit și să fi vorbit cu El. Meditațiile mele se încheiau în fiecare zi cu acest gând. În sanatoriu se afla o pacientă care era prea bolnavă pentru a-și părăsi camera, dar care, cine știe cum, auzise de mine și mi-a trimis o carte despre frații Ratisbon, fondatorii unui ordin călugăresc destinat convertirii evreilor, ordinul Doamna Noastră din Sion. Alții se rugau pentru mine, un evreu, în timp ce eu îmi miroseam viața. După câteva luni de sanatoriu, m-am simțit ceva mai bine și am plecat să-mi petrec convalescența într-un sat de munte. Aici m-am împrietenit cu un bătrân dulgher, care într-o zi mi-a dat o Biblie. Nu era o Biblie obișnuită, după cum am aflat mai târziu. Și el și soția lui petreceau ore întregi în fiecare zi, rugându-se cu ea în mână pentru mine și soția mea. Stăteam culcat pe sofa în casă citind Noul Testament și pe măsură ce treceau zilele, Iisus mi se părea tot atât de real ca și femeia care îmi aducea mâncarea. Dar nu oricine îl recunoaște pe Iisus este mântuit, Satana crede, dar nu este creștin. I-am spus lui Iisus, nu voi fi niciodată ucenicul tău, eu vreau bani, călătorii, plăceri, am suferit destul. Calea ta este calea crucii și chiar dacă este și calea adevărului, eu nu o voi urma. Răspunsul lui mi-a răsărit în minte ca un îndemn, vino pe drumul meu, nu te teme de cruce, vei afla că aceasta este cea mai mare bucurie. Am citit mai departe și iarăși mi s-au umplut ochii de lacrimi. Nu mă puteam abține să nu compar viața lui Iisus cu a mea. Viziunea lui era atât de curată, a mea atât de impură, firea lui atât de altruistă, a mea atât de egoistă, inima lui atât de plină de iubire, a mea plină de ranchiună. Vechile mele certitudini începeau să se năruie în fața înțelepciunii și a bunătății sale. Hristos făcuse întotdeauna apel la adâncul sufletului meu, la care conștiința mea nu avusese acces, iar acum îmi ziceam, numai dacă aș avea o minte ca a lui, m-aș putea bizui pe raționamentele ei. Eram asemenea personajului din vechea poveste chineză, care, istovit de prea mult mers sub soarele arzător, a venit să se odihnească la umbra unui stejar bătrân. Ce noroc am avut să te găsesc, a zis el. Dar stejarul a răspuns, nu de noroc e vorba, te aștept de 400 de ani. Iisus m-a așteptat de o viață. Acum ne întâlnisem. Această convertire s-a petrecut la 6 luni după căsătoria mea cu Sabina, o fată pe care nu o preocupaseră niciodată cele spirituale. A fost o lovitură teribilă pentru ea. Era tânără și frumoasă și îndurase foarte multe lipsuri în copilărie. Spera să înceapă o viață mai fericită, când, iată, omul iubit, tovarășul ei de plăceri, devenea un credincios fervent care îi spunea că se va face pastor. Mai târziu, mi-a mărturisit că acest lucru o făcuse să se gândească și la sinucidere. Într-o duminică, propunându-i să mergem la o slujbă de seară în biserică, a izbucnit în lacrimi, voia să vadă un film. E în ordine, i-am spus, vom merge la film, fiindcă te iubesc. Am mers de la o sală la alta și am ales filmul care părea cel mai deșanțat.
Când am ieșit, ne-am dus la o cofetărie și am mâncat o prăjitură. După asta i-am spus, acum du-te la culcare. Vreau să caut o fată și să o duc la un hotel. Ce ai zis? E destul de simplu. Tu du-te acasă, vreau să găsesc o fată și să o duc la un hotel. Cum poți să spui asemenea lucruri? Dar m-ai determinat să mergem la cinema și ai văzut ce a făcut eroul, de ce n-aș face și eu la fel? Dacă mâine și în zilele următoare ne vom duce la astfel de filme, vom urma exemplul pe care ni-l dau ele. Dar dacă vrei să fii un soț bun, vino tu cu mine din când în când la biserică. Ea a reflectat asupra acestei întâmplări, apoi binișor, fără să spună nimic, m-a însoțit din ce în ce mai des la biserică. Totuși, încă mai tângea după distracții, iar când voia să meargă undeva, o însoțeam și eu. Într-o seară ne-am dus la un chef. Aerul era îmbâxit de fum, perechile dansau și se sărutau în văzul lumii. Deodată soția mea s-a simțit dezgustată de toate și a zis, hai să plecăm imediat. Am spus, de ce să plecăm? Abia am venit. Am rămas până la miezul nopții. Din nou mi-a cerut să plecăm acasă și din nou am refuzat, la fel și la 1 și la 2 noaptea. Numai când am văzut că era total scârbită de toate acestea, am fost de acord să plecăm. Am ieșit afară, în aerul rece. Sabina a zis, Richard, mă duc chiar acum la pastor acasă să-i cer să mă boteze. Va fi ca și cum aș face baie după toată murdăria asta. Am râs și am spus, ai așteptat atâta timp, poți să mai aștepți și până mâine dimineață, lasă-l pe bietul pastor să doarmă. Întreaga noastră viață s-a schimbat. Înainte ne certam din nimic. Aș fi divorțat de Sabina fără să preget o secundă, dacă ea m-ar fi împiedicat să fac ceea ce îmi plăcea. Acum ni se născuse un fiu. Mihai era un dar al Domnului, deoarece altădată nu-mi dorisem un copil care să ne stingerească în plăcerile noastre. Am fost fericiți când pastorul George Stevens, șeful misiunii Bisericii Anglicane printre evrei la București, mi-a propus să fiu secretarul acesteia. M-am străduit cât mi-a stat în putință să adaptez acestei funcții priceperea mea în afaceri, dar s-au iscat neplăceri când am convins pe un agent de asigurări să-i amită pentru a mușamaliza o reclamație împotriva misiunii. Spre surprinderea mea, pastorul Stevens n-a părut să înțeleagă soluția propusă de mine. Dar cine are dreptate, a întrebat el, societatea de asigurări sau noi? Am spus că, de fapt, reclamația era justificată. Atunci trebuie să plătim, a zis el, punând capăt la ceea ce mie mi se păruse a fi un aranjament convenabil. Am învățat acest principiu al creștinismului englez și în lucrurile cele mai mărunte să faci ceea ce-i drept, nu ceea ce-i profitabil. În 1940, relațiile dintre România și Marea Britanie au fost întrerupte și clericii englezi au trebuit să plece. Întrucât nu exista nimeni altcineva, trebuia să încerc eu să duc mai departe lucrarea misiunii și să slujesc comunitatea de credincioși strânși în jurul ei. Clădirea misiunii engleze, care a trebuit să se închidă, a fost preluată de o misiune a Bisericii Luterane Norvegiene. Inima mea aparținea lui Hristos, nu unei confesiuni anume, dar luteranismul făcea apel la inima mea mai mult decât alte mișcări creștine. Cercetasem celelalte confesiuni. Biserica Ortodoxă, căreia îi aparțineau 4/5 din populație, mi se părea că punea un accent exagerat pe manifestările exterioare. Aceeași impresie mi-a făcut-o și ritul catolic. Într-o duminică de Paște, după ce am ascultat liturgia în latinește și un discurs politic rostit de episcop, am plecat fără să fi auzit măcar în propria mea limbă că Iisus Hristos înviase din morți. Eram atras de serviciile divine protestante, mai simple, unde predica, din care omul putea învăța și de care se putea bucura, era partea centrală. Și apoi, păstrând proporțiile, aveam o oarecare înrudire spirituală cu Martin Luther. El fusese un om coleric, certăreț, dar îl iubise pe Iisus atât de adânc, încât ajunsese să fie convins că e suficient să creadă în acest măreț Iisus pentru a se mântui și că nu faptele sale bune îi asigurau mântuirea, ci credința sa. Astfel că am devenit luteran. Întotdeauna i-am privit pe deservenții de cult cu oarecare circumspecție și îndeoseb pe cei ce mă întrebau despre siguranța mântuirii. Dar, deși nu purtam haine ecleziastice, am simțit un impuls irezistibil să iau lumea întreagă drept parohia mea. Nu eram niciodată mulțumit de câți oameni am convertit.
Am alcătuit o listă cu membrii bisericii mele și o scoteam din buzunar în autobuz și în săl de așteptare, întrebându-mă oare ce o fi făcând fiecare în momentul acela. Dacă socoteam că vreunul dintre ei se abate de la preceptele vieții creștine, eram trist ore în șir. Simțeam o durere fizică, asemenea unui cuțit în inimă, și trebuia să mă rog lui Dumnezeu ca să o îndepărteze de la mine, fiindcă era de neîndurat. Stalin s-a înțeles cu Hitler să împartă Europa de Est. O treime a teritoriului nostru național a fost împărțit între Rusia, Bulgaria și Ungaria. Regele Carol I a fost forțat să abdice în favoarea tânărului său fiu Mihai, în numele căruia Antonescu, ajutat la început de legionari, a guvernat ca dictator. Noul regim îi ura pe evrei, pe comuniști și pe protestanți. Au fost uciși mai mulți evrei. Toate cultele protestante, baptiști, adventiști, penticostali au fost interzise și bisericile lor închise. Bisericile luterane erau libere, dar a noastră era privită cu suspiciune din cauza originii noastre evreiești. Eram amenințați zilnic. Aveam același păcat pe care l-au avut și Maica Domnului și Isus. Și ei au fost evrei. Într-o duminică, în timpul unei rebeliuni contra lui Antonescu, am văzut din amvon un grup de haimanale antisemite venite în biserică după începutul slujbei, înșirându-se în liniște în fundul bisericii. Credincioșii care erau cu fața spre altar nu știau nimic despre venirea celor străini. Mi-am zis, aceștia îi urăsc pe evrei, poate mă vor ucide, dar dacă aceasta avea să fie ultima mea predică, măcar să fie o predică bună. Trebuia să vorbesc despre mâinile lui Isus. Am istorisit cum aceste mâini șterseseră lacrimi, mângâiaseră copii și hrăniseră pe cei înfometați. Vindecaseră bolnavi și fuseseră bătute în cuie pe cruce, iar înainte ca el să urce la ceruri, mâinile acestea îi binecuvântaseră pe ucenici. Apoi am ridicat vocea, dar voi, ce ați făcut voi cu mâinile voastre? Credincioșii au rămas uluiți, ei țineau în mâini cărți de cântări creștine. Am tunat, voi omorâți și bateți și torturați oameni nevinovați, vă credeți creștini? Curățați-vă mâinile, păcătoșilor! Bătăușii erau furioși, totuși n-au întrerupt slujba. Au așteptat cât timp eu am rostit o rugăciune și am dat binecuvântarea, iar credincioșii au început să iasă. Când au plecat toți în siguranță, m-am îndepărtat de altar și am intrat în spatele unei draperii. Știam că pe mine mă așteptau. Înainte de a mă strecura printr-o ușă mică și de a răsuci cheia în urma mea, am auzit un vuiet de pași grăbiți în urma mea și strigăte furioase, unde este Wurmbrand? După el! Această ieșire secretă fusese reconstruită cu mulți ani înainte. Mi-am croit drum de-a lungul coridoarelor spre o stradă laterală și astfel am scăpat. Bătăușii au scotocit toată clădirea. Eu nu mai eram acolo. Dacă m-ar fi găsit atunci, aș fi fost probabil unul dintre cei mulți care au fost uciși. Pe măsură ce războiul înainta, mulți membri ai minorităților creștine, adventiști, baptiști, penticostali, au fost duși la închisoare. Această hotărâre o luase guvernul Antonescu. Toți membrii familiei soției mele au fost duși într-un lagăr al morții din Transnistria. Ea nu i-a mai văzut niciodată. În trei împrejurări am fost și eu arestat de fasciști și adus în fața justiției, interogat, bătut și închis. Astfel, eram bine pregătit pentru ceea ce aveam să întâmpin sub comuniști. Prin fereastra celulei din calea Rahovei puteam să văd un colț al curții. Pe când priveam, a fost introdus pe poartă un preot. A traversat repede incinta și a intrat printr-o ușă. Era un turnător venit să dea informații despre enoriașii săi. Știam că trebuia să fac față interogatoriilor, maltratării, că aveam de înfruntat ani de închisoare și poate chiar moartea, și mă întrebam dacă credința mea era destul de tare. Mi-am reamintit atunci că în Biblie stă scris de 366 de ori, o dată pentru fiecare zi a anului, nu te teme. De 366 de ori, nu de 365. 366 ca să fie acoperiți și anii bisecți. Eu fusesem răpit de pe stradă la 29 februarie, ziua în plus a anului bisect. Anchetatorii mei n-aveau nicio grabă să mă cheme, deoarece închisorile comuniste sunt ca niște arhive ce pot fi cercetate în orice moment în care e nevoie de o informație.
Am fost interogat iarăși și iarăși de-a lungul celor 14 ani și jumătate pe care i-am petrecut în închisoare. Știam că, în ochii partidului, legăturile mele cu misiunile creștine din vest și cu Consiliul Mondial al Bisericilor erau socotite trădătoare. Dar existau lucruri mult mai importante pe care nu le știau și pe care nu trebuiau să le afle de la mine. Mă pregătisem pentru detenție și tortură așa cum se pregătește un soldat în timp de pace pentru greutățile războiului. Studiasem viețile unor creștini care avuseseră de îndurat suferințe și ispitiri asemănătoare ca să cedeze și mă gândeam cum aș putea să aplic experiența lor în situația mea. Mulți care nu se pregătiseră astfel au fost zdrobiți de suferință sau înșelați și determinați să spună ce nu trebuia. Anchetatorii le aminteau mereu preoților, ca și creștin, trebuie să te angajezi și să te ții de cuvânt că ne vei spune întregul adevăr despre toate. În ceea ce mă privea, deoarece eram sigur că orice aș fi zis voi fi găsit vinovat, am hotărât ca sub tortură să mă învinuiesc pe mine, dar să nu-i trădez niciodată pe prietenii care mă ajutaseră să răspândesc Evanghelia. Astfel am plănuit să-i las pe anchetatorii mei mai încurcați la sfârșitul cercetării lor decât fuseseră la început. I-am indus în eroare până în pânzele albe. Prima mea datorie era să găsesc o cale de a trimite afară un mesaj prin care să-i avertizez pe colegii mei și să o înștiințez pe soția mea unde mă aflu. Am putut ademeni un gardian și l-am făcut intermediarul meu, deoarece la vremea aceea familia mea încă mai avea bani. I s-au dat vreo 10.000 de lei pentru că mi-a dus mesajele în următoarele săptămâni. Mai târziu, tot ceea ce posedam ne-a fost confiscat. Gardianul mi-a adus știrea că ambasadorul suedez a protestat în legătură cu dispariția mea, vorbind în numele mulților sprijinitori pe care avea misiunea noastră în peninsula Scandinavă și în Marea Britanie. Ministrul de Externe, doamna Anna Pauker, a răspuns că nu știa nimic despre locul unde mă aflu. Ea a afirmat că nu sunt închis, ci că fugisem din țară. Ambasadorul suedez, în calitate de reprezentant al unei țări neutre, cu greu putea să mai facă presiuni în această privință și cu atât mai puțin asupra doamnei Pauker, o femeie în fața căreia tremurau chiar și cei mai puternici bărbați. Mă întâlnisem cu ea și îl cunoșteam pe tatăl ei, membru al clerului, rabinul Rabinovici, care mi-a spus cândva cu tristețe, Ana nu are în inimă niciun sentiment pentru nimic din ceea ce este evreiesc. Ea fusese profesoară la școala anglicană, înainte de a fi îmbrățișat cauza comunistă și de a se fi căsătorit cu un inginer care avea aceleași idei ca și ea, numit Marcel Pauker. Amândoi trecuseră prin închisoare pentru conspirație, dar Ana s-a dovedit a fi cea mai aprigă comunistă. A plecat la Moscova și a trăit acolo, iar Marcel a urmat-o, e drept, cu mai puțin entuziasm. Se spune că în timpul unei epurări făcute de Stalin înainte de război, el a fost împușcat de propria lui soție și puțini au fost cei care s-au îndoit de aceasta. Ana avea numai chip de femeie, pe dinăuntru era de o extremă cruzime, era crudă de la coroană până în vârful degetelor, ca și Lady Macbeth. Anna Pauker a rămas ca cetățean sovietic la Moscova, având rangul de ofițer în Armata Roșie. După terminarea războiului, ea a revenit în România, unde influența pe care a exercitat-o a fost hotărătoare. Devotamentul ei față de Rusia era atât de mare, încât atunci când, într-o zi superbă, cineva a întrebat-o de ce se plimba prin București cu umbrela deschisă, se zice că a răspuns, N-ați ascultat buletinul meteorologic? La Moscova plouă rău de tot. La conferința de la Ialta, din Crimea, Churchill îi dăduse lui Stalin un bilet pe care era scris, V-ar conveni să aveți 90% control asupra României, în timp ce noi am avea 90% asupra Greciei? Stalin a lăsat să treacă vreo câteva momente, apoi a trasat pe hârtiuță un semn mare de aprobare și i-a înapoiat-o. O armată de 1.000.000 de ruși a năvălit în România. Aceștia erau noii noștri aliați. Vin rușii nu a fost o vorbă spusă în glumă pentru noi. Noi ocupanți aveau un singur țel, să bea, să jefuiască și să-i distrugă pe exploatatorii capitaliști. Mii de femei de toate vârstele și condițiile au fost violate de soldații care s-au năpustit în căminele lor. Bărbații erau jefuiți pe stradă, luându-li se bicicletele sau ceasurile de mână. Când ordinea a fost restabilită în Armata Roșie prin pedepsirea cu moartea, iar magazinele au început să-și ridice obloanele,
Ostașii oaspeți au fost uimiți de mărfurile expuse și au fost și mai uimiți când au aflat că majoritatea clienților erau plugari și muncitori din fabrici. Capitularea semnată la 23 august 1944 mai era încă sărbătorită în România până în decembrie 1989. De fapt, condițiile acestei capitulări au folosit la jefuirea țării de întreaga ei flotă, în majoritatea comercială, de jumătate din rezerva de vehicule și de toate automobilele. Produsele fermelor, caii, vitele și toate stocurile noastre de țiței și benzină au fost cărate în Rusia. În acest fel, România, care fusese cunoscută ca un grânar al Europei, a devenit o zonă a foametei. Regele Mihai a trăit tragedia de a fi nevoit să aleagă alternativa cea mai puțin onorabilă. Dacă n-ar fi capitulat, rușii ar fi intrat în țară ca învingători, nu ca aliați, și ar fi fost și mai rău. În ziua convertirii mele mă rugasem: Doamne, am fost ateu. Acum fă să ajung în Rusia ca misionar printre atei și nu mă voi plânge dacă după aceea va trebui să-mi petrec tot restul vieții în închisoare. Dar Dumnezeu nu m-a trimis pe mine într-o lungă călătorie în Rusia. În schimb, au venit rușii la mine. În timpul războiului, în ciuda persecuției, activitatea misiunii noastre luase o mare amploare și mulți dintre cei care îi persecutaseră pe evrei și pe protestanți se rugau acum lui Dumnezeu alături de fostele lor victime. După război, colaborarea mea cu misiunile bisericilor occidentale a continuat. Aveam un birou, ustensile, secretare, un adevărat front pentru lucrarea de evangelizare pe care o desfășuram în rândul ostașilor sovietici. Eu vorbesc bine limba rusă, pe lângă multe alte limbi străine. Mi-a fost ușor să le vorbesc soldaților ruși pe străzi, în magazine și în trenuri. Mai ales cei mai tineri erau dezorientați și dornici să se întoarcă la casele lor. Erau dornici să cunoască obiective de interes turistic în București și le plăcea mult să fie invitați în case de oameni prietenoși. Am fost ajutat de mulți tineri creștini basarabeni vorbitori de limbă rusă. Inducându-i în eroare pe cenzori, am tipărit Evanghelia în limba rusă. Timp de 3 ani am distribuit mii de exemplare prin cafenele, parcuri, gări, oriunde puteam întâlni ruși. Cărțile treceau din mână în mână până se făceau ferfeniță. Mulți dintre cei care ne ajutau au fost arestați, dar nici unul nu m-a trădat. Eram uimiți nu numai de numărul celor ce se converteau, ci și de modul foarte natural în care o făceau. Rușii, total ignoranți în privința religiei, se purtau ca și când în adâncul sufletelor lor căutau adevărul, iar acum îl recunoșteau cu mare bucurie. În majoritate tineri, țărani care munciseră pământul, semănând și secerând, ei simțeau în fundul inimii că cineva o rânduiește totul în natură. Dar fuseseră crescuți în ateism și credeau că sunt atei, așa cum foarte mulți oameni se cred creștini, dar nu sunt. Am întâlnit odată în tren un tânăr pictor din Siberia îndepărtată și am vorbit despre Iisus Hristos. Acum înțeleg, a zis el, știam despre asta numai ce ni s-a spus în școli, anume că religia este un instrument de aservire al imperialismului. Obișnuiam să mă plimb însă într-un vechi cimitir de lângă casă, unde puteam fi singur. Mergeam adesea la o clădire mică, părăsită printre morminte. Am înțeles că aceasta fusese capela ortodoxă a cimitirului. Aici, pe perete, era zugrăvit un om bătut în cuie pe o cruce. M-am gândit că trebuie să fi fost un mare criminal ca să fie pedepsit în felul acesta. Dar mă întrebam, dacă a fost un criminal, de ce aveam această imagine la locul de onoare, ca și cum ar fi fost Marx sau Lenin? Mi-am zis că la început trebuie să fi fost ocotit un criminal și că mai târziu s-a constatat că fusese nevinovat și mustrați de cuget, cei ce l-au răstignit l-au pictat așa frumos din pricina remușcărilor. I-am spus pictorului, ai ghicit adevărul pe jumătate. Când am ajuns la destinație, câteva ore mai târziu, știa toată istoria lui Iisus. La despărțire el a zis, plănuisem să fur ceva în seara asta, așa cum facem toți. Cum aș mai putea acum? Cred în Iisus Hristos. De asemenea, lucram printre comuniștii români. Fiecare carte trebuia să treacă prin cenzura lor. Prezentam broșuri cu Marx pe frontispiciu și câteva pagini introductive care reproduceau argumentele sale și ale lui Lenin împotriva religiei. Cenzorul nu citea mai departe, ceea ce ne cădea bine, fiindcă restul cărții avea în întregime un conținut creștin.
Cenzorului i-a plăcut mult o altă broșură de-a noastră intitulată Religia, opiu pentru popor. Având de citit vrafuri de manuscrise, nu se deranja să se uite în interior, unde ar fi găsit numai argumente creștine. Uneori câte un cenzor trecea totul cu vederea în schimbul unei sticle de coniac. Numărul comuniștilor români crescuseră de la câteva mii la un milion, deoarece cu carnet de partid putea însemna diferența dintre a mânca și a face foamea. Stalin instalase la noi un guvern de front unic, alcătuit din oameni pe placul lui, în frunte cu liderul frontului plugarilor, Groza. În afară de Anna Pauker, despre care se spune că l-ar fi inventat pe Groza, puterea era exercitată de ruși prin trei veterani ai partidului: Lucrețiu Pătrășcanu, numit ministru al justiției, Teohari Georgescu, care preluase poliția și siguranța ca ministru de interne, și Gheorghe Gheorghiu Dej, un ceferist inflexibil, care era primul secretar al partidului. După preluarea puterii de către comuniști, am participat în calitate de observator la o întrunire a preoților ortodoxi, unde a luat cuvântul și Gheorghe Gheorghiu Dej. Jovial și butucănos, Dej i-a asigurat că el era pregătit să ierte și să uite, în ciuda multor legături din trecut ale unor preoți cu garda de fier și cu alte organizații de dreapta, statul avea să continue plata salariilor lor ca și mai înainte. Remarcile sale finale despre asemănarea dintre idealurile creștine și cele comuniste au fost primite cu aplauze. În particular, Gheorghiu Dej nu-și ascundea atașamentul său față de ideile ateiste și convingerea că, în final, comunismul avea să se răspândească în toată lumea. Totuși, era indulgent cu bătrâna sa mamă, care își umpluse locuința cu icoane și îi crescuse fiicele în credința ortodoxă. În 11 ani de pușcărie sub vechiul regim, Dej avusese timp să studieze Biblia și să discute despre religie cu mulți credincioși închiși cu care simpatiza. Evadat din închisoare, exact înainte de venirea rușilor, el ar fi fost ucis de către dictatorul Antonescu dacă îl prindea. L-a adăpostit însă un preot binevoitor. Dar dacă religia atinsese o coardă sensibilă a lui Gheorghiu Dej în zilele sale de luptă, acum, când era în vârful piramidei, nu mai era loc pentru asemenea simțăminte. Soția lui, care îl așteptase 11 ani să iasă din închisoare, a fost repudiată, locul ei fiind luat de o actriță de film. Casa era plină de servitori și acoliți. Bogat și celebru, Dej nu mai asculta de nimeni. Când la întâlnirea sa cu preoții cineva a încercat să orienteze discuțiile către probleme de ordin spiritual, el a replicat cu argumente partinice stereotipe: ne-a asigurat că vom avea o completă libertate de conștiință în noua Românie, iar colegii mei au promis în schimb să nu provoace neplăceri statului. Am ascultat și mi-am păstrat unele gânduri pentru mine. Câțiva preoți s-au evidențiat la acea întrunire ca niște admiratori ai modului de viață comunist, dar, mai devreme sau mai târziu, s-au poticnit și ei în vreun detaliu al doctrinei de partid și au sfârșit în închisoare. Campania de subminare a religiei s-a dezvoltat rapid. Un minister comunist al cultelor își exercita întreaga autoritate asupra preoțimii, el fiind cel care plătea salariile și confirma numirile. Bătrânul patriarh Nicodim, virtual schibnic, era acceptat ca figură proeminentă în capul bisericii ortodoxe, dar partidul avea nevoie de un instrument mai suplu și Dej a hotărât cine era omul potrivit: preotul care îl ascunsese de fasciști cu un an înainte. Astfel, părintele Justinian Marina, un obscur profesor de seminariu la Râmnicu Vâlcea, a fost făcut episcop și în curând toate cele 14 milioane de credincioși ortodoxi ai României au știut că el era adevăratul lor patriarh, încă neînscăunat. Obiectivul următor a fost ca romano-catolicii să fie separați de greco-catolici, care numărau 1,5 milioane de credincioși. Deși își păstrau multe tradiții proprii, inclusiv dreptul preoților de a se căsători, greco-catolicii, numiți de obicei uniți, acceptau totuși supremația papei. Acum ei erau preluați forțat și contopiți cu biserica ortodoxă, supusă partidului. Mulți preoți și toți episcopii care au protestat împotriva acestei uniri forțate au fost arestați, eparhiile lor desființate și proprietățile lor confiscate. Romano-catolicii cărora li s-a dat ordin să rupă legăturile cu Vaticanul au refuzat. Au plătit și ei scump rezistența față de somația regimului.
cu atâția preoți care au umplut pușcăriile și cu groaznicele relatări despre tratamentul la care au fost supuși și care s-au răspândit în toată țara, cultele minoritare au trebuit pur și simplu să-și plece capul și să aștepte să li se hotărască și lor soarta. Și nu au trebuit să aștepte prea mult. În 1945 a fost convocat un congres al cultelor în clădirea Parlamentului Român. Sute de reprezentanți ai clerului au umplut sala. Episcopi, preoți, pastori, rabini, mulahi au aplaudat când s-a anunțat că tovarășul Stalin, al cărui enorm tablou atârna pe perete, patrona congresul. Au preferat să nu-și reamintească faptul că el era în același timp președintele Organizației Mondiale a Ateilor. Bătrânul patriarh Nicodim, care tremura din toate încheieturile, a binecuvântat adunarea, iar primul ministru Groza a deschis congresul. Ne-a informat că el însuși era fiul de preot și promisiunile lui generoase de ajutor, întărite și de alte persoane care i-au urmat la cuvânt, au fost îndelung ovaționate. Unul dintre principalii episcopi ortodoxi a răspuns că în trecut multe curente politice, verzi, albastre, tricolore, se reuniseră cu râul cel mare al bisericii sale și el saluta perspectiva ca să li se alăture și un curent roșu. Unul după altul, lideri calviniști, luterani, rabinul șef s-au ridicat să vorbească. Toți și-au exprimat dorința de a coopera cu comuniștii. Catolicii și neoprotestanții n-au participat. Soția mea, aflată alături de mine, n-a mai putut suporta. Mi-a spus, du-te și spală rușinea asta de pe obrazul lui Hristos. Dacă o fac, îți vei pierde soțul. N-am nevoie de un soț laș, du-te și fă-o. Am cerut cuvântul și au fost foarte încântați să mă invite la tribună. Organizatorii ardeau de nerăbdare să publice a doua zi discursul de felicitare al pastorului Wurmbrand de la misiunea Bisericii Scandinave pe care o conduceam atunci. Am spus că datoria slujitorilor lui Dumnezeu era de a-L slăvi pe El și pe Iisus Hristos și nu puterea trecătoare, pământeană. Noi avem a sprijini eterna împărăție a iubirii împotriva vanităților efemere. Pe măsură ce continuam, preoții care stătuseră ore în șir ascultând minciuni lingușitoare despre partid, păreau că se trezesc dintr-un vis. Cineva a început să aplaude. Tensiunea a crescut și aplauzele au devenit tot mai puternice, delegații la congres ridicându-se în picioare pentru a ovaționa. Ministrul cultelor, un fost preot ortodox numit Burducea, care pe vremuri fusese un fascist activ, a răcnit de la prezidiu că mi se retrage dreptul de a vorbi. Am replicat că aveam acest drept de la Dumnezeu și am continuat. Până la urmă, microfonul a fost deconectat, dar în acel moment, sala era într-un asemenea tumult că nimeni nu mai putea auzi nimic. În orice caz, așa s-au încheiat lucrările congresului în ziua aceea. Am aflat că ministrul cultelor intenționa să-mi interzică dreptul de a predica și am fost sfătuit să cer ajutorul influentului mitropolit Justinian, despre care se știa sigur că va deveni patriarh. După mai multe încercări, am reușit să ajung la el, la reîntoarcerea sa dintr-o vizită la Moscova, unde se făcuse mare caz de persoana lui. Cu o barbă neagră, zâmbitor, conștient de noua sa demnitate, acesta era omul care păstorea acum 4-5 din turma credincioșilor din România. Am hotărât instantaneu că aș putea folosi răstimpul întâlnirii cu el mai bine decât vorbindu-i despre propriile mele probleme, așa că i-am spus, chiar de la numirea înalt preasfinției voastre v-am pomenit neîncetat în rugăciunile mele. Faptul că aveți răspunderea de a păstori 14 milioane de suflete este într-adevăr o sarcină foarte grea pentru un singur om. Probabil că vă simțiți ca Sfântul Irineu, care când oamenii l-au numit episcop împotriva voinței sale, a plâns zicându-le, copii, ce ați făcut? Cum pot eu să fiu omul potrivit pentru o asemenea îndatorire? Biblia spune că un episcop trebuie să fie neprihănit. În timpul convorbirii, el a vorbit puțin, dar după ce am plecat, a cerut relații unor prieteni despre mine și a spus un cuvânt bun la adresa mea. Un timp, zvonul despre retragerea licenței mele de pastor s-a stins. La scurt timp, după aceea, când am fost reținut de siguranță timp de 6 săptămâni pentru o anchetă, mitropolitul Justinian a fost printre cei care au intervenit pentru punerea mea în libertate, iar mai târziu m-a invitat la Iași, reședința sa episcopală, unde am devenit apropiați.
Ignoranța sa în ceea ce privește Biblia era uluitoare, dar nu o raritate printre preoții ortodoxi. M-a ascultat cu atenție când i-am reamintit de parabola fiului risipitor. Luându-i mâinile între ale mele, i-am spus că Dumnezeu îi reprimește pe cei care se rătăciseră, chiar dacă sunt episcopi. Și alți creștini și-au exercitat întreaga influență de care dispuneau asupra lui Justinian. El a început o viață de rugăciune și iubire întru Domnul. Curând după aceea, Partidul Comunist a lansat o campanie pe scară largă împotriva religiei. Eu am intrat în închisoare și nu l-am mai văzut timp de ani de zile. Mișcarea antireligioasă a mers mână în mână cu eliminarea partidelor de opoziție, întrucât, după ce Stalin a obținut tot ce și-a dorit de la aliații săi din timpul războiului, ultimele aparențe de democrație au fost înlăturate. Marele lider al Partidului Național Țărănesc din România, Iuliu Maniu, împreună cu alți 18 fruntași țărăniști, a fost dat în judecată pe baza unor false învinuiri și condamnat, la vârsta lui de peste 70 de ani, la 10 de ani închisoare. Acolo a și murit. În regimul de teroare care a urmat, s-a calculat că au fost uciși peste 60.000 de așa ziși dușmani ai statului. Printr-o ironie, Lucrețiu Pătrășcanu, ministrul de justiție în vârstă de 47 de ani, care a prezidat această epurare uriașă, fusese ajutat mult de către Iuliu Maniu în apărarea comuniștilor persecutați înainte de război. Cei doi bărbați conlucraseră cu regele Mihai pentru a întocmi armistițiul pe care Pătrășcanu îl semnase atunci din partea României la Moscova. Odată Maniu redus la tăcere, Pătrășcanu și alți lideri ai partidului l-au silit pe regele nostru tânăr și mult iubit să abdice. A fost proclamată Republica Populară. Dar cine s-o conducă? Desigur că nu marioneta de Groza. Anna Paucăr era detestată chiar și în sânul partidului. Ceilalți nu se înțelegeau între ei. Mulți dintre admiratorii lui Pătrășcanu văzuseră în el un comunist naționalist care ar fi ferit țara de excesele staliniste. Era un comunist de tip occidental, provenit dintr-o familie de intelectuali și toți aveau o părere bună despre el, fiindcă afirmase că, înainte de a fi comunist, este român. Problema conducerii era subiectul unor dezbateri fierbinți în Comitetul Central al Partidului. Până atunci, viața mea ca pastor fusese plină de satisfacții. Aveam tot ce-mi trebuia pentru familia mea. Mă bucuram de încrederea și dragostea enoriașilor, dar n-aveam pace. Mă întrebam, de ce Dumnezeu îmi îngăduie să duc un trai obișnuit, în vreme ce o dictatură crudă distruge tot ce avem mai scump, iar alții suferă pentru credința lor? În multe nopți, eu și Sabina ne-am rugat cerându-i lui Dumnezeu să ne dea și nouă să purtăm o cruce. În frecventele razii care aveau loc pe atunci, arestarea mea ar fi fost considerată ca un răspuns la această rugăciune. Dar niciodată nu mi-ar fi trecut prin minte că primul om cu care aveam să împart celula va fi însuși tovarășul Pătrășcanu. La câteva zile după sosirea mea, ușa celulei din Calea Rahovei s-a deschis ca să intre o mare personalitate comunistă. I văzusem fotografia prin ziare și am crezut la început că venise să mă interogheze personal. Cărui fapt datoram această onoare? Apoi ușa a fost încuiată în spatele său. Ba, fapt încă și mai straniu, Pătrășcanu avea cămașa descheiată la gât și nu purta cravată. M-am uitat în jos, la pantofii lui foarte lustruiți, n-avea și returi. Al doilea prizonier din celula mea nou-nouță era unul dintre stâlpii comunismului. S-a așezat pe celălalt pat de scânduri și a prins a-și balansa picioarele. Înfășurați în mantalele noastre mari ca să ne apărăm de frigul de martie, am început să vorbim. Puteai să-l găsești plăcut ca om pe acest comunist patentat și să crezi în sinceritatea sa. Primise arestarea ridicând din umeri, nu era prima. El fusese arestat de câteva ori de foștii conducători. Acum se părea că popularitatea sa crescândă i-a determinat pe ceilalți lideri ai partidului să pactizeze contra lui. La un congres care a avut loc cu câteva zile în urmă, fusese acuzat a fi fost un burghez trădător, un dușman al luptei de clasă, de către colegul său, Teohari Georgescu, ministru de interne. A doua acuzație, formulată de Vasile Luca, ministru de finanțe, închis împreună cu el sub vechiul regim, era aceea că primise un ajutor potențial din partea puterii imperialiste.
Cele două acuzații au fost confirmate și susținute de Anna Pauker, o veche prietenă a lui. Ei căutaseră să se debaraseze de el de câtva timp, dar s-a petrecut un incident straniu. El l-a întrebat pe unul dintre subalternii lui Georgescu dacă prizonierii erau torturați. Cu siguranță, a răspuns funcționarul, un contrarevoluționar nu este vrednic de milă, mai ales dacă nu cooperează cu noi dându-ne informațiile cerute. Pătrășcanu a fost adânc tulburat. Oare pentru aceasta luptaseră ei atâta vreme ca să aducă partidul la putere? Protestul lui a fost raportat lui Georgescu și a urmat denunțul său în cadrul congresului. Pe când părăseam sala, a spus el, am văzut un nou șofer așteptându-mă la mașină, care mi-a zis, șoferul tău, Ionescu, s-a îmbolnăvit, tovarășe Pătrășcanu. Am urcat în mașină și doi agenți din poliția secretă s-au urcat după mine. Și iată unde mă aflu. Era sigur că în curând avea să fie reintegrat în funcție, iar când ni s-a adus cina, am început și eu să cred că așa avea să se întâmple. În loc de arpacași, cum mi s-a adus mie, lui i s-au dat pui, brânză, fructe și o sticlă de vin alb. Pătrășcanu a luat un pahar cu vin și a împins tava deoparte, spunând că nu era foame. Pe când eu mă străduiam să nu mănânc ca un hămesit, el povestea fel de fel de istorii amuzante. Una era cu un senator elvețian care a cerut portofoliul de ministru al marinei. Dar noi, elvețienii, n-avem mare, de ce ne-ar trebui marină? A zis primul ministru. N-are a face, a răspuns senatorul, dacă România poate avea un ministru de justiție, de ce n-ar avea Elveția un ministru al marinei? Pătrășcanu, tovarășul meu de celulă, ridiculiza și justiția pe care chiar comuniștii o creaseră și a cărei victimă era acum el însuși. A doua zi dimineața, Pătrășcanu a fost scos sub escortă din celulă. Credeam că va fi supus unui interogatoriu. El s-a întors abia seara cu o proastă dispoziție. Fusese dus să predea cursuri la universitate, unde era profesor de drept. Partidul dorea la momentul acela să țină secretă arestarea lui. Cu cei 30 de ani de disciplină comunistă în spatele său, el a admis dorința tovarășilor săi. El vorbea cu mine pentru că în afara închisorii nu avea voie să vorbească nimănui. Ai dezvălui chiar și soției sale că se afla sub cercetări sau a cere sfatul cuiva era un delict capital. Așa cum se intenționase, această izolare îi măcina nervii. El nu se destăinuia decât mie, deoarece avea toate motivele să creadă că eu nu voi mai vedea niciodată lumina zilei. Din confidențele pe care mi le-a făcut cu privire la tinerețea sa, am descoperit un lucru interesant, și anume că nu un raționament obiectiv îl făcuse să fie atras de comunism, ci un sentiment de revoltă față de greutățile pe care le îndurase. Într-adevăr, tatăl său, un burghez înstărit, sprijinise cu atâta entuziasm Germania în timpul primului război mondial, încât după victoria aliaților, toată familia sa a fost proscrisă. Tânărul Pătrășcanu a trebuit să-și facă studiile universitare în Germania, iar la întoarcere a fost nevoit să se alăture singurului partid care i-a deschis porțile. Prima lui soție, o comunistă, a fost lichidată cu prilejul unei epurări staliniste și s-a recăsătorit cu o altă membră de partid, care, din întâmplare, fusese colegă de clasă cu soția mea. Am încercat să-i indic sursa convingerilor sale. Dumneavoastră sunteți ca Marx și Lenin, i-am spus eu, ale căror idei și acțiuni au fost, de asemenea, rezultanta unor suferințe personale anterioare. Marx era conștient de geniul său, dar cum putea găsi un evreu o cale de ieșire într-o Germanie care devenise pradă unui antisemitism agresiv, decât devenind el însuși un revoluționar? Fratele lui Lenin a fost spânzurat pentru atentat la viața împăratului. Înverșunarea și frustrarea pe care i le-a pricinuit lui Lenin acest fapt l-au făcut să dorească răsturnarea lumii. În mare măsură, același lucru vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Pătrășcanu a respins ideea. Și-a descărcat nervii prin tirade împotriva bisericii. Paginile sumbre cu relele comise pe timpul papilor Borgia, Inchiziția spaniolă, sălbăticia cruciadelor, condamnarea lui Galileo, toate acestea au fost evocate. Dar tocmai crimele și greșelile din istoria bisericii sunt acelea care ne revelează cât este de demnă de admirație, am replicat. Pătrășcanu s-a arătat surprins. Ce vreți să spuneți? I-am explicat. Un spital poate duhni a puroi și a sânge,
În aceasta constă frumusețea lui. E un semn că spitalul îi acceptă pe bolnavi cu suferințele lor dezgustătoare și cu bolile lor oribile. Biserica este spitalul lui Hristos. Milioane de pacienți sunt tratați cu dragoste în biserică. Ea îi primește pe păcătoși, dar ei continuă să păcătuiască și biserica este cea condamnată pentru greșelile lor. Pentru mine, biserica este ca o mamă care rămâne lângă copiii ei chiar și atunci când aceștia comit crime. Politica și prejudecățile slujitorilor săi sunt denaturări ale darurilor lui Dumnezeu, Biblia și învățăturile ei, rugăciunea și tainele. Oricare i-ar fi greșelile, biserica are o latură sublimă. Marea îneacă în fiecare an mii de oameni, dar nimeni nu-i contestă frumusețea. Pătrășcanu a zâmbit. Aș putea să pretind același lucru despre comunism. Cei care îl practică nu sunt perfecți, există printre ei canalii, dar asta nu înseamnă că teoriile noastre sunt greșite. Atunci judecați după roade, am zis eu, așa cum ne-a învățat Iisus. Fapte aducătoare de întristare au pătat istoria bisericii, dar ea a răspândit cu generozitate, dragoste și bunătate printre oameni în toată lumea. A dat o mulțime de sfinți în frunte cu Hristos, cel mai sfânt dintre toți. Idolii voștri cine sunt? Oameni ca Marx, care a fost descris de către biograful său, Reazanov, directorul Institutului Marx din Moscova, ca fiind un bețiv. Sau Lenin, a cărui nevastă ne spune că era un pătimaș și jucător de cărți și ale cărui scrieri mustesc de venin. După roadele lor îi veți cunoaște. Comunismul a nimicit milioane de vieți inocente, a adus la faliment țări întregi, a împânzit lumea cu minciuni și teamă. Unde este latura lui cea bună? Pătrășcanu a apărat logica doctrinei partidului. Eu am spus că doctrinele ca atare nu înseamnă nimic. Se pot comite fapte atroce sub etichete cuvincioase. Hitler a vorbit despre lupta pentru spațiul vital, folosind aceasta ca pretext pentru uciderea unor populații întregi. Stalin a spus, trebuie să îi îngrijim pe oameni ca pe niște flori, și totuși a ucis-o pe soția lui, precum și pe a dumneavoastră. Pătrășcanu a părut stânjenit, dar era sincer. Scopul nostru pe termen lung este să impunem comunismul în lume. Sunt puțini cei care vor să ne urmeze pe acest drum, dar se pot găsi oricând unii care, din motive personale, să ni se alăture o bucată de vreme. Mai întâi am avut de partea noastră clasele guvernante și pe rege, care ne-au sprijinit împotriva naziștilor. După ce au servit scopurilor noastre, i-am înlăturat. Am câștigat teren prin Biserica Ortodoxă. Apoi am folosit sectele mai mici pentru a o submina. I-am folosit pe plugari împotriva moșierilor și mai târziu pe țăranii săraci împotriva chiaburilor, iar acum vor fi colectivizați toți de avalma. Acestea sunt ideile tactice ale lui Lenin și dau roade. I-am spus, toată lumea știe că toți tovarășii dumneavoastră de drum din trecut au fost închiși, executați sau nimiciți într-un fel oarecare. Cum credeți că veți putea să vă folosiți în continuare de oameni și apoi să-i aruncați la gunoi? Pătrășcanu a râs, fiindcă sunt proști. Iată un exemplu. Marele gânditor bolșevic Buharin s-a opus planurilor lui Trotsky de a realiza Revoluția Mondială prin forța armelor. El a argumentat că era mai bine să se aștepte până ce țările capitaliste aveau să se ciocnească între ele. Atunci Rusia va putea să se alăture câștigătorilor și să ia partea leului din țările învinse. O profeție remarcabilă, dar nimeni n-a luat-o în serios. Dacă Occidentul ar fi știut că jumătate din Europa și două treimi din Asia aveau să devină comuniste, ca rezultat al ultimului război mondial, acesta n-ar mai fi avut loc. Din fericire, dușmanii nu studiază teoriile noastre și nici nu ne citesc cărțile, astfel că putem vorbi deschis. Am indicat o fisură în argumentația lui. Nu vedeți, domnule Pătrășcanu, că așa cum ați utilizat oamenii și i-ați aruncat după aceea, tot așa tovarășii v-au folosit și pe dumneavoastră și acum v-au azvârlit? Nu cumva v-a orbit nefasta logică a doctrinei lui Lenin? În momentul acela, pe chipul lui Pătrășcanu s-a putut desluși amărăciunea și a spus, Danton, pe când era condus la ghilotină, l-a văzut pe Robespierre care îl privea dintr-un balcon și a exclamat, va veni și rândul tău. Vă asigur că Ana Paucăr, Georgescu și alții mă vor urma și ei. Așa s-a și întâmplat, 3 ani mai târziu.
N-am mai vorbit în seara aceea, dar la orele 22, după ce ne-am culcat, ușa s-a deschis și a fost strigat noul meu nume. Trei bărbați așteptau afară. Unul, pe care l-am cunoscut mai târziu sub numele de Apel, mi-a spus să mă îmbrac. Am făcut întocmai, căci pătrășcanul m-a sfătuit să-mi îmbrac și mantaua cea groasă când voi fi chemat. Ea ar fi amortizat poate loviturile. O pereche de ochelari negri mi-au fost puși la ochi, ca să nu văd pe unde mergeam, și am fost condus printr-un coridor până într-o cameră, unde am fost așezat pe scaun. Apoi ochelarii mi-au fost scoși. Ședeam în fața unei mese și o lumină crudă, violentă, mă izbea în ochi. La început am văzut doar umbra unui chip, dar pe măsură ce m-am obișnuit cu lumina aceea orbitoare, am recunoscut un personaj numit Moraveț, care avusese necazuri sub fasciști, fiindcă trădase niște secrete comuniștilor, fusese recompensat acum cu postul de anchetator. Ah, zise el, Vasile Georgescu, găsești toc și hârtie acolo pe birou, ia-ți scaunul și scrie despre viața și activitatea ta. L-am întrebat ce-l interesa în mod deosebit. Moraveț înălță sarcastic din sprâncene. Ca pastor ai ascultat multe spovedanii. Te-am adus aici ca să ni te spovedești și tu nouă. Mi-am istorisit pe scurt viața până în perioada când m-am convertit. Apoi, gândindu-mă că declarația ar putea să ajungă la cunoștința liderilor partidului și să aibă un oarecare efect, am explicat cu deamănuntul cum mie, un ateu ca și ei, mi s-au deschis ochii asupra adevărului. Am scris timp de o oră și mai bine, până ce Moraveț mi-a luat hârtia și a zis, destul pentru astă seară. Am fost condus înapoi în celulă, unde l-am găsit pe Pătrășcanu adormit. Au mai trecut câteva zile fără să fiu deranjat. Comuniștii inversează metodele obișnuite ale poliției, bazate pe șocul arestării, care îl fac pe prizonier să vorbească. Preferă să-l lase să fiarbă. Anchetatorul nu spune niciodată ce urmărește. El se apropie de pradă numai sugerând o direcție, și aceasta doar pentru a-i induce neliniștea și sentimentul de culpă. În timp ce omul își toarce creierii ca să ghicească motivul arestării sale, tensiunea se instalează prin alte șiretenii. Aude împușcături sau țipetele altor deținuți înregistrate pe bandă de magnetofon. Prizonierul începe să facă raționamente greșite, alunecarea într-o greșeală atrage o alta, până când epuizarea psihică îl determină să-și accepte vina. Anchetatorul se arată compătimitor, îi dă speranța că sfârșitul suferinței e aproape, dacă el recunoaște că merită să fie pedepsit și spune tot. Apel a revenit după câteva zile și astfel a început primul din șirul nenumăratelor mele interogatorii. De data aceasta, Apel m-a dus într-o cameră de subsol, aflată cu câteva trepte mai jos decât celula mea. Mi-a dat un scaun, mi-a oferit din servieta lui o caramelă și s-a instalat pe sofa. Unul dintre colegii săi lua note. Mestecând neîncetat, Apel a cercetat declarația mea, comentând că modul de a gândi al unui individ era determinat de apartenența lui de clasă. Cum eu nu aveam origine proletară, trebuia neapărat să am vederi reacționare. Eram sigur că nici Apel nu era proletar și am spus că nici unul din marii teoreticieni ai partidului nu fuseseră muncitori. Marx era fiul unui avocat, tatălui Engels fusese mare fabricant, iar Lenin cobora dintr-o familie nobiliară. Convingerile cuiva nu sunt niciodată dictate numai de clasa lui socială. Apel a întrebat brusc, ce legături aveai cu domnul Teodorescu? Teodorescu, am zis eu, e un nume destul de comun, la care anume vă referiți? Dar Apel n-a spus la care. În schimb s-a apucat să discute cu mine Biblia și profețiile lui Isaia despre venirea lui Mesia. Din când în când, pe neașteptate, menționa numele unor persoane care mă ajutaseră să distribui cărțile noastre soldaților sovietici sau să împart ajutoarele primite de la Consiliul Mondial al Bisericilor. Părea că aluziile sunt făcute la întâmplare. Apel era întotdeauna politicos și niciodată insistent. Se arăta interesat mai mult de felul cum reacționam la întrebările sale neașteptate decât de răspunsurile mele. Și după o oră am fost dus înapoi în celulă ca să meditez la ce ar putea să însemne toate acestea. Pătrășcanu a încercat să se distreze pe socoteala mea, vorbind despre planurile partidului pentru eradicarea creștinismului din România.
Ana Paucăr, Georgescu și alți membri ai Comitetului Central se și întâlniseră în secret și au ajuns la convingerea că el va fi o unealtă potrivită pentru atingerea scopului lor. Unii episcopi, a spus el, au în comun cu Dumnezeu tot atât cât am eu cu împăratul Japoniei. Cât despre patriarhul Nicodim, este ramolit. Ce respect pot avea eu față de un om care la începutul războiului a publicat o pastorală chemând la luptă împotriva hidrei bolșevice cu 7 capete, iar pe urmă, când am rupt-o cu Hitler, a îndemnat turma credincioșilor să meargă alături de glorioasa armată roșie împotriva monstrului nazist. Asta a făcut patriarhul Nicodim și o știe țara întreagă. Aceștia sunt prinții bisericii, nici ceilalți nu sunt mai buni, cu ei n-ajungi departe. I-am răspuns că dacă el nu va ieși repede din închisoare, așa cum se aștepta, s-ar fi putut să întâlnească unii creștini model. Patriarhul Nicodim este un om bun, am spus, dar bătrân și istovit. Nici pe episcopii care colaborează cu dumneavoastră nu pot să-i condamn, și nici pe aceia care au fost înșelați sau constrânși să apuce pe drumul dumneavoastră. E ca și cum ai silui o fecioară, ca apoi să o numești târfă. M-am gândit că această remarcă răutăcioasă ar fi putut să-mi atragă simpatia lui Pătrășcanu, care era înclinat să vorbească pe șleau și cu predilecție despre chestiunile sexuale. Am încercat să-i explic și ce semnificație avea iubirea creștină. La început, el era însă prea copleșit de propriile lui necazuri ca să-și plece urechea la spusele mele. Dar, fiind un personaj livresc, iar acum nemai având nimic de citit, discuta cu mine ca să se sustragă propriilor griji. În ce privește religia, am trecut prin toate astea la școală. Obișnuiam să mă rog, dar mai târziu am renunțat. L-am întrebat de ce. Iisus al vostru cere prea mult, în special când omul este tânăr. I-am spus, niciodată nu m-am gândit că Iisus cere ceva de la oameni. Când fiul meu Mihai era mic, i-am dat bani să-mi cumpere un dar pentru ziua mea de naștere. Așa împarte și Iisus virtuțile pe care pare să ni le ceară nouă, desăvârșindu-ne în acest fel caracterele. Dar poate că profesorii dumneavoastră n-au fost credincioși. Probabil, erau oameni obișnuiți. Pătrășcanul s-a ridicat în picioare și a căscat. În afară de asta, există o sumedenie de lucruri în creștinism pe care nu le pot înghiți. De exemplu, smerenia și mai ales supunerea față de tiranie. Ia epistola Sfântului Pavel către Romani. Se zice acolo că orice stăpânire vine de la Dumnezeu, astfel că noi trebuie să ne purtăm bine, să ne plătim la timp impozitele și să nu ripostăm la lovituri. Asta într-o vreme în care cârmuitorul lumii era Nero. Citiți din nou Biblia, i-am spus, și o veți găsi plină de înflăcărare revoluționară. Începe cu sclavii evrei care se revoltă împotriva faraonului, continuă cu Samuel, Ioel și Jehu și mulți alții care s-au răsculat împotriva tiraniei. Înainte de a citi mai departe, întrebați-vă, cum au ajuns să preia puterea cârmuitorii orânduiți de Dumnezeu? De obicei, aceasta se petrece în urma unei răsturnări sociale, astfel că supunerea față de autorități înseamnă supunerea față de cei a căror răscoală a reușit. Washingtonul a preluat puterea înfrângându-i pe englezi. Așa cum Lenin i-a răsturnat pe țari, a replicat Pătrășcanu. Numai pentru a instaura o teroare și mai grozavă. Va apărea și cineva care să pună capăt tiraniei comuniste și să impună o cârmuire liberă. Aceasta va întruchipa autoritatea orânduită de Dumnezeu. Atunci va trebui să ne supunem. Adevărata învățătură a acestei părți din Scriptură nu înseamnă supunere față de tirani, ci evitarea unor vărsări de sânge inutile în revoluții sortite eșecului. Pătrășcanu a spus, cum stau lucrurile cu dați cezarului cei al cezarului? Este sigur că Iisus îi îndemna pe evrei să se supună tiranului roman. Eu am răspuns, primul cezar era un uzurpator, chiar la Roma. Era un general ce devenise dictator. Succesorii lui nu aveau asupra Palestinei, care a devenit prin forță o colonie romană, mai multe drepturi decât au rușii aici, la noi. Așa că e clar ce a vrut să zică Iisus. Dați cezarului ceea ce îi se cuvine, adică o cizmă în spate și azvârliți-l afară. Pătrășcanu a râs. Dacă toți preoții ar explica Biblia ca dumneavoastră, am ajunge în curând să ne înțelegem mai bine. Eu nu eram atât de sigur de asta.
Într-o seară mi-a cerut să-i spun în câteva cuvinte în ce constă credința creștină. I-am recitat crezul de la Niceea și i-am spus, în schimb ar trebui să-mi spuneți dumneavoastră care este adevăratul crez al comuniștilor. Pătrășcanu s-a gândit o clipă. Noi, comuniștii, credem că vom stăpâni lumea, a zis apoi și s-a lăsat pe spate, pe salteaua lui de paie murdară. În dimineața următoare a fost luat din celulă. Nu l-am mai văzut niciodată. Devenisem foarte apropiați în săptămânile petrecute împreună. Simțeam că multe lucruri pe care îi le spusesem îl mișcaseră, dar ele erau prea departe de viziunea sa ca să le admită măcar în sinea lui. Au trecut ani până am aflat ce i s-a întâmplat mai târziu. Vasiliu, în fața căruia am compărut cu prilejul unui nou interogatoriu, un omuleț căruia îi plăcea să vorbească din colțul gurii, a citit întrebările dintr-o listă bătută la mașină. Primul lucru pe care mi l-a cerut a fost și cel mai dur. Scrie numele tuturor persoanelor pe care le cunoști, unde le-ai cunoscut și care au fost relațiile tale cu ele. Aveam mulți prieteni pe care doream să-i scutesc de neplăceri, dar dacă i-aș fi omis și poliția ar fi știut că am făcut acest lucru, ar fi fost suspectați și mai mult. Cum eu ezitam, Vasiliu s-a răstit. Nu sta să alegi, am zis, scrie-i pe toți. Pentru început am scris numele rudelor, vecinilor și enoriașilor mei, cunoscuți de toată lumea. Am umplut vreo două pagini. Am adăugat pe unii membri comuniști ai Parlamentului și pe toți tovarășii și informatorii de care mi-am putut aminti. Întrebarea numărul 2, a reluat Vasiliu, declară ce acțiuni ai întreprins contra statului. Ce acuzații mi se aduc? Vasiliu a bătut cu pumnul în masă. Lasă că știi tu ce ai făcut. Scoate-o din gușă. Începe cu părintele Chiricuță. Ce contacte ați avut și ce crezi despre el? Apucă-te de scris și dă-i zor. Preoții erau întotdeauna obligați să-și spună părerea unii despre alții. Protestanții despre preoții ortodoxi, catolicii despre adventiști și așa mai departe, ca să scormonească rivalități între confesiuni. Orice ai fi scris putea deveni o capcană. Unui deținut i s-a spus, semnează cu o poreclă, așa lucrăm noi aici. După ce a dat mai multe declarații sub diferite nume, i s-a cerut să-și denunțe un prieten, sub amenințarea că dacă refuză, li se va spune tuturor că era un informator care dăduse deja declarații sub nume false. Amenințarea era suficientă pentru a-i determina pe mulți să devină informator cu adevărat. În timpul îndelungatelor așteptări solitare dintre interogatorii, încercai să-ți amintești ce spusesești mai înainte și ce ascunsesești. Anchetatorii veneau de obicei câte doi, cu întrebările bătute la mașină. Dacă unul ieșea afară, celălalt nu vorbea până când nu se întorcea primul. În zilele acelea de la început, unii dintre ei erau oameni destul de cuvincioși, care deveniseră securiști numai ca să-și câștige într-un fel existența. Unul mi-a arătat, în lipsa tovarășului său, declarațiile strânse împotriva mea. Erau semnate de oameni în care avusesem încredere. Puteam ghici la ce presiuni fuseseră supuși. Mă aflam în prima fază a unui proces îndelungat. Numărul deținuților era copleșitor, iar anchetatorii de profesie erau puțini. Însă zi de zi erau instruiți tot mai mulți, după metodele sovietice. Așa că am avut ceva timp să mă pregătesc. Mi-am regăsit liniștea când un bărbier mi-a șoptit, în timp ce mă rădea, că Sabina era bine și că biserica noastră își continua activitatea. Nu pot spune ce mare ușurare mi-au adus aceste vești. Mă gândeam că poate și soția mea fusese arestată, iar Mihai și Sandu, fiii mei, acum aveam doi fii, erau muritori de foame sau lăsați la mila vecinilor. Eram gata deci să înșir din biografia mea spirituală oricâte capitole ar fi vrut anchetatorii. Asupra altor chestiuni am dezvăluit cât mai puțin posibil. Simplul fapt că un prieten a vizitat odată Occidentul i-ar fi putut arunca familia în închisoare, iar el ar fi fost supus unor torturi sălbatice. Interogatoriile au continuat lună după lună. Scopul lor era să te convingă de vinovăția ta criminală înainte de a te reeduca în spirit comunist. Trebuia, mai întâi, să ajungi la încredințarea că te aflai pe deplin și pentru totdeauna în mâinile partidului și că îți este cunoscută chiar și cea mai mică părticică din trecutul vieții tale.
Se spunea pe atunci în România că viața era alcătuită din patru auto. Autocritica, făcută cu regularitate în birouri și fabrici, autoduba, care te ducea la securitate, autobiografia pe care te puneau să o scrii și autopsia. Știind că mă așteaptă tortura, am hotărât ca mai curând să mă omor decât să-i trădesc pe alții. Pentru un creștin, a muri înseamnă a merge la Iisus Hristos. I-aș fi explicat de ce m-am sinucis, iar el cu siguranță ar fi înțeles. Dacă o călugăriță, Ursula, a fost canonizată pentru că atunci când barbarii au pustit mănăstirea, a preferat să moară decât să-și piardă virginitatea, atunci și datoria mea de a-mi proteja semenii era mai presus decât viața. Problema era să-mi asigur mijloacele de sinucidere fără a atrage bănuieli. Gardienii îi controlau cu regularitate pe deținuți și celulele lor pentru a descoperi obiecte periculoase, cioburi de sticlă, bucăți de frânghie, brice. Într-o dimineață, în timpul vizitei doctorului, am spus că nu mi-aminteam toate detaliile de care era nevoie la interogatorii, fiindcă nu dormisem de săptămâni. Mi-a prescris să iau în fiecare seară câte un somnifer. Un gardian se uita în gura mea de fiecare dată ca să se convingă că am înghițit pilula. De fapt, o țineam sub limbă și o scoteam după plecarea lui. Dar unde s-o fi ascuns? Nu în hainele de pe mine, putea să mi se întâmple oricând ceva. Nu în salteaua mea de paie, care trebuia scuturată și potrivită în fiecare zi. Mai exista o saltea care acum era nefolosită. Am rupt câteva cusături și am ascuns acolo printre paie câte o pilulă. Pe la sfârșitul lunii aveam 30 de pilule, o adevărată consolare la gândul că frica m-ar putea face să cedez sub tortură. Dar când mă gândeam la ele, cădeam într-o adâncă depresie. Era vară. Auzeam zgomote din lumea de afară. O fată cântând, un tramvai scârțind la cotitură, mame strigându-și copiii, Silviu, Emil, Matei. Semințe înaripate pluteau ușor, planând și căzând pe pardoseala de ciment a celulei mele. Îl întrebam pe Dumnezeu ce avea de gând cu mine, de ce eram silit să pun capăt unei vieți care îi fusese închinată lui. Uitându-mă într-o seară în sus, prin fereastra zăbrelită, am văzut apărând o stea pe cerul întunecat și mi-a venit în minte gândul că Dumnezeu trimisese această lumină, care își începuse călătoria aparent inutilă cu mii de ani în urmă, iar acum trecea printre gratiile celulei mele ca să-mi aducă o mângâiere. Dimineața următoare, gardianul a intrat și, fără un cuvânt, a înșfăcat salteaua de rezervă cu pilulele mele îngrămădite în ea și a dus-o altui deținut. La început m-am enervat. Apoi am râs și m-am simțit mai calm, mai liniștit, cum nu mai fusesem de multe săptămâni. Dacă Dumnezeu nu voia să mă sinucid, El avea să-mi dea tăria de a îndura suferințele care mă așteptau. Securitatea avusese destulă răbdare cu mine, mi s-a spus, dar acum venise vremea să obțină anumite rezultate. Colonelul Dulgheru, marele ei închizitor, nu dădea niciodată greș când era vorba de așa ceva. Acesta stătea la biroul lui, liniștit și amenințător, cu degetele sale delicate răsfirate pe masă. Te-ai jucat cu noi, a zis. Dulgheru lucrase înainte de război la ambasada sovietică. Apoi, sub regimul fascist, a fost închis, solidarizându-se în pușcărie cu Gheorghe Udej și cu alții deținuți comuniști. Aceștia remarcaseră duritatea, inteligența și firea lui necruzătoare, așa că acum avea destulă putere să decidă viața sau moartea prizonierilor. Dulgheru a început imediat să mă interogheze despre un ostaș sovietic care fusese prins trecând prin contrabandă Biblii în Rusia. Până atunci se păruse că anchetatorii nu știau nimic despre activitatea mea în rândul rușilor, dar, cu toate că soldatul arestat nu mă trădase, se descoperise că ne cunoșteam. Acum, mai mult decât oricând, trebuia să-mi cântăresc fiecare cuvânt, pentru că eu îl botezasem pe acest om în București și îl înrolasem în activitățile noastre. Întrebările lui Dulgheru erau perseverente. El credea că adulmecase ceva important. În săptămânile care au urmat am fost hărțuit prin tot felul de mijloace. Paturile erau scoase din celula mea și abia dacă mi se lăsa o oră de somn pe noapte, șezând pe un scaun. La fiecare minut, în vizorul de la ușă, se auzea un sunet metalic și în el apărea ochiul unui gardian. Când moțeiam, intra adesea înăuntru și mă trezea cu o lovitură de picior.
Până la urmă, am pierdut orice noțiune a timpului. Odată când m-am trezit, am văzut ușa celulei întredeschisă. Pe coridor răsuna o muzică dulce. Sau era o iluzie? Curând, sunetul s-a modificat și am distins o voce de femeie care hohotea de plâns. Apoi a început să țipe. Era soția mea. Nu, nu, vă rog, nu mă bateți, nu mai dați, nu mai pot suporta. S-a auzit plesnetul unui bici pe piele. Țipetele au devenit înspăimântătoare. Fiecare mușchi din trupul meu s-a crispat de oroare. Încetul cu încetul, vocea s-a stins, văitându-se, dar acum era vocea unei străine. Încetul cu încetul s-a pierdut în tăcere. Am rămas stors de emoție, tremurând, lioarcă de sudoare. Mai târziu am aflat că era vorba despre o înregistrare pe magnetofon, dar orice deținut care o auzea pentru prima dată credea că victima este soția sau iubita lui. Dulgheru era un barbar rafinat, modelat în stilul diplomaților sovietici cu care venise în contact. De fiecare dată când ordon torturarea deținuților, o fac cu părere de rău, mi-a spus el. Fiind atotputernic în închisori, se putea lipsi de declarații și de martori și adesea venea singur în celula mea, noaptea, ca să continue ancheta. O ședință decisivă se prelungea ore întregi. M-a chestionat în legătură cu contactele mele cu misiunea Bisericii Anglicane. Ce aveam eu de-a face cu oamenii Catedralei Westminster? Știi, a spus el furios, că pot da ordin să te împuște chiar în seara asta ca pe un contrarevoluționar ce ești? Domnule colonel, i-am răspuns eu, acum aveți ocazia să faceți un experiment. Ziceți că puteți ordona să fiu împușcat. Știu că puteți. Puneți-vă mâna aici, pe inima mea. Dacă bate repede dovedind că sunt înfricoșat, puteți să vă îndoiți că există Dumnezeu și viață veșnică. Dar dacă ea bate liniștit, ca și când ar zice, merg la cel pe care îl iubesc, atunci asta trebuie să vă dea de gândit. Există un Dumnezeu și există o viață veșnică. Dulgheru m-a lovit peste față, însă îndată a regretat că-și pierduse controlul. Ești nebun, Wurmbrand, a zis el, nu vezi că ești cu totul la cheremul meu și că mântuitorul tău, sau cum eu fi zicând, n-are de gând să-ți deschidă poarta închisorii? N-ai să mai vezi niciodată Catedrala Westminster. I-am spus, numele lui este Iisus Hristos și dacă vrea, mă poate elibera și voi vedea și Catedrala Westminster. Dulgheru m-a privit crunt, părând că se străduiește să se stăpânească. Apoi a răcnit, foarte bine, mâine vei face cunoștință cu tovarășul Brânzaru. Mă așteptam la acest lucru. Maiorul Brânzaru, mâna dreaptă a colonelului, domnea peste o cameră în care se țineau măciuci, bâte și bice. Brațele sale erau păroase ca ale unei gorile. Ceilalți anchetatori foloseau numele lui ca o amenințare. Poetul rus contemporan Voznesensky scrie, în zilele acelea de nespuse suferințe, ești cu adevărat norocos dacă n-ai inimă. Din acest punct de vedere, Brânzaru era norocos. El m-a dus să-mi arate varietatea armelor lui. Ai vreo preferință? M-a întrebat. Nouă ne face plăcere să ne comportăm democratic. Mi-a arătat instrumentul lui favorit, o bâtă de cauciuc, lungă, neagră. Citește eticheta. Pe ea era scris, fabricat în Statele Unite. Noi aplicăm bătaia, a spus Brânzaru rânjindu-și dinții galbeni, dar uneltele ni le dau prietenii voștri americani. Apoi m-a trimis înapoi în celulă ca să reflectez la cele văzute. Am aflat mai târziu că Brânzaru lucrase înainte de război pentru un politician de vază, fiind tratat ca un membru al familiei acestuia. După preluarea puterii de către comuniști, când a ajuns ofițer de securitate, i-a fost adus pentru anchetă un tânăr arestat. Era fiul politicianului care încercase să inițieze o mișcare patriotică. Brânzaru i-a spus, te-am ținut pe genunchi când erai mic. Apoi l-a torturat și l-a executat cu mâna lui. Brânzaru nu mi-a aplicat chiar în ziua aceea bătaia cu care mă amenințase. Apoi, în obișnuitul lui rond de noapte, a deschis capacul vizorului și m-a urmărit câteva clipe. Ești tot aici, Georgescule? Ce face Iisus în seara asta? Se roagă pentru dumneavoastră, am răspuns eu.
s-a îndepărtat fără să răspundă. În ziua următoare a venit iarăși. Sub supravegherea lui am fost pus să stau în picioare cu fața la perete, cu mâinile ridicate deasupra capului, în așa fel încât îl atingeam doar cu vârful degetelor. Ține-l așa acolo, i-a spus brânzarul gardianului înainte de a pleca. Până la urmă a început și tortura. Nu vreau să mă opresc prea mult asupra acesteia, dar metodele sale trebuie aduse la cunoștință, fiindcă erau comune tuturor închisorilor securității. Mai întâi am stat în picioare ore întregi, mult timp după ce nu mi-am mai simțit brațele, iar picioarele au început să-mi tremure și să se umfle. Când m-am prăbușit pe podea, mi s-a dat o coajă de pâine și o gură de apă și am fost pus să stau din nou în picioare. Gardienii se schimbau, unii te obligau să iei poziții ridicole sau chiar obscene, și asta a continuat, cu scurte întreruperi, zile și nopți întregi. Trebuia să te uiți numai la zid. M-am gândit la zidurile pomenite în Biblie, reamintindu-mi un verset din Isaia care m-a întristat. Dumnezeu spune că faptele rele ale lui Israel au pus un zid între el și popor. Greșelile creștinilor au făcut posibil triumful comunismului și de aceea aveam acum un zid înaintea mea. Apoi mi-am reamintit altă spusă din Biblie. Cu Domnul meu voi sări peste zid. Și eu puteam sări peste acest zid ca să ajung în lumea spirituală, în preajma Domnului. M-am gândit apoi la iscoadele trimise în Canaan de către evreii ieșiți din Egipt, care s-au întors în tabără spunând că cetățile cananite erau mari și apărate de ziduri. Așa cum zidurile Ierihonului au căzut la pământ, tot așa, cu voia lui Dumnezeu, trebuie să cadă și zidul din fața mea. Când durerea mă copleșea, repetam în minte un pasaj din Cântarea Cântărilor. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru. Mi-am imaginat că Iisus se afla în dărătul zidului meu și că îmi dă tărie. Mi-am reamintit că atâta vreme cât Moise pe munte și-a ținut mâinile ridicate în sus, poporul ales a înaintat către victorie. Poate că suferințele noastre ajutau poporului lui Dumnezeu să câștige bătălia. Din când în când, maiorul Brânzaru se uita înăuntru și întreba dacă eram dispus să colaborez. Odată, când mă aflam pe podea, a zis, "Scoală-te! Ne-am hotărât să te lăsăm la urma urmei să vezi catedrala Westminster. Pleci chiar acum!" Dă-i drumul!" mi-a poruncit gardianul. Am încercat să-mi trag pantofii, dar picioarele erau prea umflate. Haide, grăbește-te! Ține-o așa, încerc! Am să te supraveghez de afară!" Celula măsura 12 pași de jur împrejur. 4 pași un zid, 2 pași următorul, apoi iar 4 și iar 2. M-am târât în jurul celulei cu ciorapii rupți. Capacul vizorului clănțănea. Mai repede!" răcnea gardianul. Am simțit că mi se învârtește capul. Mai repede, sau vrei bătaie?" M-am izbit dureros de un zid. Ochii mă înțepau, năpădiți de sudoare. Alergam într-una, în cerc. Oprește-te! Întoarce-te! Mergi! Tot în cerc, dar în direcție opusă! Mai repede!" Am dat zor și m-am îndreptat din nou. Mișcă! Nu te opri!" Când am căzut, gardianul s-a năpustit înăuntru și m-a trăsnit peste cot cu o măciucă, în timp ce mă străduiam să mă ridic. Durerea a fost atât de cumplită, încât am căzut din nou. Ridică-te! Mișcă! Ăsta e manejul!" Mulți deținuți trebuiau să treacă prin manej. Se scurgeau ore întregi până primeai apă sau ceva de mâncare. Setea suprima foamea. Era chiar mai groaznică decât împunsăturile ca de cuțite fierbinți pe care le simțeai în picioare. Cel mai rău dintre toate era să trebuiască să-ți reiei mersul după ce ți se îngăduise să te odihnești câteva minute sau să zaci câteva ore noaptea, încremenit pe dușumia. Încheieturile înțepenite, mușchii zdrobiți, picioarele sfâșiate nu mai susțineau greutatea trupului. Te agățai de ziduri, în timp ce gardienii își răcneau ordinele. Când nu mai puteai rămâne în picioare, cădeai în patru labe. Nu mai știu câte zile și nopți, cu rare, scurte întreruperi, am petrecut în manej. În timp ce mă roteam, am început să mă rog pentru gardieni. M-am gândit la Cântarea Cântărilor, în care mi se povestește despre dansul sfânt al miresei lui Hristos în cinstea mirelui ei. Mi-am zis în sinea mea, voi păși cu cât mai multă grație, ca într-un dans al iubirii divine, pentru Iisus. Pentru moment mi s-a părut că așa făceam.
Dacă voiești tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă numai ce voiești. Supunându-te de bună voie celor mai grele încercări, acestea devin mai ușoare. În timp ce mă roteam iarăși și iarăși, mi se părea că totul se învârtea în jurul meu. N-am putut deosebi un perete de celălalt sau peretele de ușă, așa cum dragostea divină nu face distinție între cei buni și cei răi și îmbrățișează pe toți. Trecuse aproape o lună de zile de când nu mai dormisem, când un gardian mi-a pus pe ochi niște ochelari de motociclist cu lentile opace și m-a condus spre o altă sală de anchetă. Era o cameră mare, nemobilată. La o masă stăteau 3-4 persoane pe care abia am reușit să le disting din pricina luminii orbitoare care îmi venea în față. Stăteam acolo cu cătușele pe mâini, desculți, îmbrăcat doar cu o cămașă zdrențuită și murdară. Mi-au fost puse numeroase întrebări, unele foarte familiare, cărora le-am dat același răspuns. De data aceasta, printre organele de anchetă, se afla și o femeie. La un moment dat, ea mi-a spus pe un ton strident, "Dacă nu răspundeți corect la întrebări, veți fi întins pe grapă." Acest instrument de tortură folosit în Anglia în urmă cu 300 de ani pentru a le smulge mărturisiri victimelor a fost adăugat armelor de convingere ale Partidului Comunist. În epistola Sfântului Pavel către Efeseni, am replicat eu, este scris că noi trebuie să ne străduim să atingem înălțimea staturii lui Hristos. Dacă mă veți întinde pe grapă, mă veți ajuta să-mi împlinesc scopul. Femeia a lovit cu pumnul în masă. Apoi a urmat o discuție în dosul reflectoarelor. Uneori, un răspuns rapid poate să pareze o lovitură. Nu am fost torturat pe grapă. În schimb, am fost bătut la tălpi. Am fost dus într-o altă celulă. După ce mi-au pus pe cap o glugă, mi-au ordonat să mă așez pe vine și să-mi cuprind genunchii cu brațele. O vergea metalică mi-a fost introdusă între coate și genunchi. M-au urcat pe o capră, cu capul în jos și cu picioarele în sus. Cineva îmi ținea capul, în timp ce un altul mă bătea zdravăn la tălpi. Loviturile îmi explodau în creier. Uneori eram lovit peste coapse sau în dreptul rinichilor. Am leșinat. M-au reanimat, cufundându-mă în apă rece. De fiecare dată spuneau că dacă aș da măcar unul dintre numele dorite, tortura ar fi încetat. Când m-au coborât de pe frigare, a trebuit să mă ducă pe sus în celulă. Ori de câte ori eram dus în această cameră, mi se puneau ochelarii cu lentile opace ca să nu mă pot orienta prin închisoare. Uneori ochelarii îmi rămâneau la ochi în timpul torturii. Când vezi de unde vine o lovitură, îți încordezi mușchii pentru a-i face față, dar cu ochii legați, neștiind unde și când va cădea lovitura, teama îți este dublată. Am cunoscut și alte metode de tortură despre care voi vorbi acum. Brânzarul avea un bici de nylon. După ce am primit câteva lovituri, mi-am pierdut cunoștința. Altădată m-au întins pe pardoseală și mi-au pus un cuțit la gât. Doi oameni mă țineau, în timp ce brânzarul mă forța să vorbesc dacă voiam să rămân cu viață. Le-am simțit strânsoarea, iar lama cuțitului mi-a pătruns în piele. Am leșinat iarăși. Când mi-am revenit, aveam pieptul înroșit de sânge. M-au silit să înghit apa care îmi era turnată pe gât printr-o pâlnie până când am simțit că-mi crapă stomacul. Apoi gardienii m-au lovit și m-au călcat în picioare. Am fost lăsat în celulă cu doi câini lup care erau antrenați să sară și să mârie la cea mai mică mișcare, dar nu să muște. O bucată de pâine era lăsată foarte aproape, dar nu îndrăzneai nici măcar să o atingi. Doar cu timpul realizai că acei câini erau antrenați să nu atace. Însă deseori ei veneau cu dinții rânjiți la două degete de obrajii tăi. De asemenea, am fost stigmatizat cu fierul roșu. În final, am semnat toate mărturisirile referitoare la mine pe care mi le-au cerut. Că fusesem un adulter și totodată homosexual, că vândusem clopotele bisericii și mi-am însușit banii, cu toate că biserica mea era o casă de rugăciune fără clopote, că sub acoperirea activității desfășurate pentru Consiliul Mondial al Bisericilor m-am dedat la spionaj în scopul răsturnării regimului comunist, că împreună cu alții mă infiltrasem în organizația de partid sub un pretext fals pentru a-i descoperi secretele. Brânzaru a citit mărturisirile și a spus, "Dă-mi numele celor cu care ai colaborat împotriva noastră." A
a fost foarte încântat când i-am dat vreo 20 de nume și adrese. Desigur, acestea aveau să-i aducă recompense și vreo promovare. Câteva zile mai târziu am fost biciuit din nou. Numele fuseseră verificate. Aparțineau unor oameni care fugiseră în Occident sau care muriseră. Dar, în acest interval, mi-am recâștigat întrucâtva forțele. Poate că așteptarea era cea mai grea tortură. Să zaci acolo, ascultând strigătele și plânsetele, știind că peste o oră s-ar putea să-ți vină rândul. Dar Dumnezeu m-a ajutat să nu spun niciodată vreun cuvânt care să pricinuiască rău cuiva. Îmi pierdusem ușor cunoștința, iar ei mă voiau viu. Orice deținut putea fi o sursă de informații utile pentru mai târziu, în cine știe ce împrejurare favorabilă partidului, indiferent cât de mult timp va fi stat în detenție. Cu greu îți puteai aminti de Biblie. Totuși, eu m-am gândit mereu că Iisus, care ar fi putut veni pe pământ ca un rege, a preferat să fie condamnat ca un criminal și s-a lăsat biciuit. O biciuire după legea romană era groaznică și la fiecare lovitură primită îmi spuneam că a îndurat și el o asemenea suferință și mă bucuram să o împărtășesc cu el. Nu-i ușor de crezut, dar întocmai cum slujitorii Inchiziției spaniole credeau că au datoria să-i ardă pe eretici, tot așa, mulți membri ai partidului credeau că ceea ce făceau ei era corect. Colonelul Dulgheru părea să fie unul dintre aceștia. Obișnuia să spună: "Este în interesul vital al societății ca oamenii să fie supuși torturii, dacă dețin informații necesare pentru apărarea ei." Mult mai târziu, când m-am văzut redus la starea de epavă, plângând din cauza surmenajului psihic, a zis, cuprins de ceva ce semăna a milă: "De ce nu cedezi? Zadarnic cauți să reziști. Nu ești decât carne și în cele din urmă te vei frânge." Însă eu aveam dovada contrară. Dacă aș fi fost numai din carne, n-aș fi putut rezista. Dar trupul nu e decât lăcașul vremelnic al sufletului. Comuniștii, bazându-se pe instinctul de conservare, credeau că omul ar face orice ca să nu moară. Se înșelau. Creștinii, care credeau în cele ce învăța biserica, știau că moartea nu e sfârșitul vieții, ci împlinirea ei, nu pieire, ci intrarea în viața veșnică. Am stat 7 luni în închisoarea din Calea Rahova. Era octombrie și iarna deja își făcuse apariția. Am suferit mult din pricina frigului, precum și din cauza foamei și a lipsei de îngrijire medicală, și o iarnă lungă ne aștepta. Privind pe fereastră la fulgii care cădeau în curtea închisorii, am început să tremur, deși starea mea sufletească era bună. Tot ce aș mai putea face pentru Dumnezeu în închisoare va fi prea puțin, am gândit eu, dar binele pe care îl facem ni se pare întotdeauna infinit mai mic decât imensitatea răului comis. În lumina Noului Testament, răul este comparat cu un balaur cu 7 capete, pe când Duhul Sfânt apare ca un porumbel. Este porumbelul care va ucide balaurul. Într-o seară mi s-a adus o farfurie cu un gulaș delicios și 4 mari felii de pâine. Dar, fără să mă lase să mănânc, gardianul s-a întors și, punându-mă să-mi strâng toate lucrurile, mi-a cerut să-l urmez într-un loc unde erau aliniați alți deținuți. Cu gândul la gulașul meu pierdut, m-am urcat într-un camion care ne-a dus la Ministerul de Interne. Această clădire splendidă este mult admirată de turiștii care nu știu că ea se înalță deasupra unei vaste închisori, cu un labirint de coridoare în care se află sute și sute de deținuți lipsiți de ajutor. Celula mea se găsea în adâncul pământului. Un bec lumina din tavan pereții goi, un pat de fier cu 3 scânduri și o saltea de paie. Aerul pătrundea printr-o țeavă aflată în partea de sus a peretelui. Am văzut că nu există niciun hârdău, trebuind să aștept totdeauna ca gardianul să mă ducă la closet. Acesta a fost lucrul cel mai rău impus deținuților. Uneori te lăsau să aștepți timp de ore întregi, râzând de rugămințile tale. Atât bărbații cât și femeile se abțineau să mănânce și să bea, temându-se să nu-și sporească chinul. Eu însumi am mâncat din vasul în care mi-am făcut nevoile, fără să-l spăl, deoarece nu aveam apă. Aici tăcerea era practic desăvârșită și asta în mod intenționat.
Gardienii noștri purtau pantofi cu talpă de pâslă și nu le puteai auzi decât mâinile bâșbâind la ușă, înainte de a nimeri broasca. Din când în când răsuna zgomotul îndepărtat pe care îl făceau un deținut, bătând fără încetare în ușă sau țipând. Celula nu îngăduia decât 3 pași în orice direcție, astfel că m-am întins, privind țintă la bec. Ardea toată noaptea. Cum nu puteam dormi, m-am rugat. Lumea exterioară a încetat să mai existe. Toate zgomotele cu care eram obișnuit, vântul și ploaia din curte, blanchiurile de fier ale bocancilor, bâzitul vreunei muște, vocile omenești, toate dispăruseră. În această tăcere de moarte, am avut senzația că inima mi se închircește, gata să se oprească. Am fost ținut singur în celulă în următorii 2 ani. N-am avut nimic de citit și nici cele trebuincioase scrisului. Nu mi-au ținut tovărășie decât gândurile mele, iar eu nu fusesem o natură meditativă, ci un suflet care rare ori a cunoscut liniștea. Îl aveam pe Dumnezeu. Dar trăisem eu cu adevărat pentru a-L sluji pe Dumnezeu, sau făcusem din asta numai o profesiune? Oamenii se așteaptă ca pastorii să fie modele de înțelepciune, puritate, iubire și dreptate. Ei nu pot fi așa întotdeauna cu adevărat, fiindcă sunt și ei oameni. Astfel, mai mult sau mai puțin, încep să joace un rol. Cu timpul, abia mai știu ei înșiși dacă purtarea lor este interpretarea unui rol sau expresia caracterului lor real. Mi-am amintit comentariul profund la Psalmul 51 pe care l-a scris în închisoare Savanarola, când oasele îi erau atât de zdrobite încât n-a putut semna actul de autoacuzare decât cu mâna stângă. El a spus că există 2 feluri de creștini. Cei care cred sincer în Dumnezeu și cei care, cu tot atâta sinceritate, cred doar că cred. Nu-i poți deosebi decât după felul în care acționează în momentele hotărâtoare. Dacă un hoț, plănuind să jefuiască o casă de om bogat, vede plimbându-se prin fața acesteia un străin care ar putea fi un polițist, se retrage. Dacă, după ce a chibzuit, comite totuși spargerea, aceasta dovedește că el nu crede că acela ar fi omul legii. Ceea ce credem este dovedit prin ceea ce făptuim. Credeam eu în Dumnezeu? Acum sosise momentul încercării. Eram singur. Nu așteptam niciun salariu, niciun fel de laudă. Dumnezeu îmi rezerva acum numai suferință. Aveam să continui să-L iubesc? Mi-am adus aminte de una dintre cărțile mele preferate, Patericul, scrierea referitoare la sfinții din secolul IV, care întemeiaseră schituri în pustiu. Cartea are 400 de pagini, dar prima dată când am luat-o în mână, n-am mâncat, n-am băut, nici n-am dormit până nu am terminat-o. Cărțile creștine sunt ca vinul bun, cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Conține următorul pasaj. Un frate l-a întrebat pe învățătorul său: Părinte, ce este tăcerea? Răspunsul a fost: Fiule, tăcerea înseamnă să stai singur în chilia ta, în înțelepciune și teamă de Dumnezeu, păzindu-ți inima de săgețile arzătoare ale gândului. O astfel de tăcere naște binele, o tăcere lipsită de griji, ca o scară către ceruri. O tăcere în care omul nu are decât grija lucrurilor de primă însemnătate și vorbește numai cu Iisus Hristos. Cel care păstrează tăcerea este cel care cântă: Inima mea este pregătită să te laude, Doamne. Mă întrebam cum puteai să-L preamărești pe Dumnezeu printr-o viață de tăcere. La început m-am rugat foarte mult să fiu eliberat. Am întrebat: Tu ai spus în Scriptură că nu e bine ca omul să fie singur. De ce mă ții în singurătate? Dar după trecerea zilelor și a săptămânilor, singurul meu vizitator rămăsese tot gardianul, care, fără să scoată o vorbă, îmi aducea bucăți de pâine neagră și o supă apoasă. Sosirea lui îmi amintea zilnic proverbul elen: Zeii umblă cu papuci moi de pâslă. Cu alte cuvinte, grecii credeau că nu-ți poți da seama când se apropie o divinitate. Poate că prin această tăcere mă apropiam de Dumnezeu. De asemenea, poate el făcea din mine un pastor mai bun, fiindcă remarcasem că cei mai buni predicatori erau oameni care, ca și Iisus, practicau tăcerea interioară. Când gura rămâne prea mult deschisă, chiar pentru a rosti binele, sufletul își pierde flacăra, așa cum o cameră își pierde căldura printr-o ușă deschisă.
Cu încetul am învățat că arborele tăcerii rodește fructul păcii. Am început să-mi dau seama de reala mea personalitate și m-am încredințat că ea îi aparține lui Hristos. Am putut constata că și în închisoare, gândurile și sentimentele mele erau îndreptate către Dumnezeu și că puteam să-mi petrec noapte de noapte în rugăciune, exerciții spirituale și laude. Știam acum că nu joc doar teatru, ci că, într-adevăr, credeam în ceea ce credeam. Am pus la punct un procedeu de care m-am ținut în următorii 2 ani. Rămâneam treaz toată noaptea. La 10 seara, când se dădea semnalul stingerii, eu mă apucam de lucru. Uneori eram trist, alteori vesel, dar nopțile nu mi se păreau niciodată destul de lungi pentru tot ceea ce aveam de făcut. Mai întâi spuneam o rugăciune, în care adesea nu lipseau lacrimile de recunoștință. Rugăciunile, ca și semnalele radio, sunt auzite mai clar în timpul nopții. Atunci se dau marile bătălii spirituale. Apoi, ca și cum aș fi fost în biserică, țineam o predică, începând cu preiubiții mei frați, într-o șoaptă pe care niciun gardian n-ar fi putut să o audă, și sfârșind cu amin. Predicasem în spiritul celui mai pur adevăr. Nu mai era nevoie să țin cont de ceea ce avea să gândească episcopul, de ce aveau să creadă membrii congregației sau de ceea ce aveau să raporteze turnătorii. Dar nici nu predicam în gol. Orice predică este auzită de Dumnezeu, de îngeri și de sfinți, dar simțeam că printre ascultătorii din preajma mea erau cei care mă aduseseră pe calea credinței, membrii ai turmei mele, și morții și vii, familia și prietenii mei. Ei erau mulțimea de martori despre care vorbește Biblia. Am trăit părtășia sfinților. În gând stăteam de vorbă în fiecare noapte cu soția și fiii mei. Cugeteam la tot ceea ce era minunat și bun în ființa lor. Uneori gândurile mele ajungeau până la Sabina, dincolo de zidurile închisorii. Ea are în Biblia ei o însemnare din acea perioadă. A scris: azi l-am văzut pe Richard. Eram culcată în pat, trează, iar el s-a plecat deasupra mea și mi-a vorbit. Îmi concentrasem toate forțele pentru a-i transmite un mesaj de iubire. Eram răsplătiți împărătește pentru cele câteva minute în care ne gândeam unul la celălalt în fiecare zi. În timp ce multe căsătorii fuseseră distruse din cauza închisorii, a noastră s-a păstrat și chiar s-a întărit. Gândul la familia mea putea să mă și îndurereze. Știam că Sabina fusese supusă unor puternice presiuni pentru a divorța de mine. Dacă a refuzat și și-a continuat activitatea în biserică, a fost cu siguranță arestată. Atunci copiii care aveau mai puțin de 10 ani ar fi rămas singuri. Mi-am strâns perna la piept ca și cum ar fi fost un copil al meu. Odată am sărit în sus și mi-am zdrobit pumnii de ușa de oțel strigând: dați-mi copiii înapoi! Gardienii au alergat să mă imobilizeze, timp în care mi s-a făcut o injecție care m-a lăsat fără cunoștință ore întregi. Când m-am trezit, m-am gândit că ar fi fost posibil să înnebunesc. Știam că așa s-a întâmplat cu mulți alții. Mă gândeam la Maica Domnului, care a stat la piciorul crucii fără să se plângă. Mă întreb dacă am avut dreptate, interpretând tăcerea ei numai ca mâhnire. Oare nu era și bucuria că fiul ei își dădea viața pentru omenire? În seara acelei zile, fiind Paștele evreiesc, ea probabil că a cântat cântece de laudă pentru Domnul, potrivit ritualului iudaic. Și eu trebuia să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru suferințele prin care trec copiii mei. Mi-a venit și un gând plin de speranță. Chiar dacă Sabina ar fi pierit, aveam prieteni care cu siguranță le vor purta de grijă. Unul dintre exercițiile mele spirituale permanente era acela de a-mi reprezenta ca într-un film cum îmi închin toată viața lui Hristos, trecut, prezent, viitor, familie, biserică, pasiuni, gânduri tainice, fiecare mădular al trupului meu. Mi-am și mărturisit lui Hristos fără ascunzișuri păcatele din trecut și l-am văzut ștergându-le cu mâna lui. Am plâns adesea. În primele zile am petrecut mult timp cercetându-mi sufletul. Era o greșeală. Iubirea, bunătatea, frumusețea sunt ființe sfioase, care se ascund atunci când se știu observate. Fiul meu, Mihai, îmi dăduse o lecție în acest sens când avea 5 ani. Îl mustrasem: Iisus are un caiet mare, iar pe una dintre pagini a pus numele tău. Azi dimineața a scris în el că n-ai ascultat-o pe mama ta. Ieri te-ai bătut cu alt băiat și ai spus că el era vinovat, așa că și acest lucru a fost notat. Mihai a spus, după un minut de gândire:
Tăticule, oare Iisus scrie numai lucrurile rele pe care le facem sau și pe cele bune? Fiul meu Sandu îmi venea în minte atât de des. Îmi amintesc cu mare plăcere de o lecție de teologie pe care mi-a dat-o el într-o bună zi. Când i-am citit din Epistola către Corinteni, cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință, el m-a întrebat, cum ar trebui să mă cercetez? I-am răspuns, bate-te în piept și întreabă, inimă, îl iubești pe Domnul? Și vorbindu-i, m-am bătut în piept. Asta nu-i drept, a spus Sandu. Odată, un om din gară, care lovea roțile trenului cu un ciocan, m-a lăsat și pe mine să încerc și a zis, lovește încetişor, ca ai putea sparge roata, nu le lovi tare. Așa că nici eu nu trebuie să mă bat tare în piept ca să văd dacă îl iubesc pe Iisus, ci numai încetişor. Atunci am aflat că un da liniștit în inimă la întrebarea, îl iubești pe Iisus, era suficient. În fiecare noapte petreceam o oră transpunându-mă în sufletul principalilor mei adversari. Colonelul Dulgheru, de exemplu. Punându-mă în locul lui, îi găseam 1000 de scuze. În felul acesta puteam să iubesc pe el și pe ceilalți torționari. Apoi mi-am examinat propriile greșeli din punctul lui de vedere și astfel am descoperit o nouă înțelegere a propriei mele persoane. Este mai ușor să-i consolezi pe alții decât pe tine însuți, întocmai cum putem citi cu calmă simpatie despre victimele ghilotinei, dar suntem șocați când ne amenință chiar pe noi o revoluție, așa încât am continuat să inversez ordinea evenimentelor în timp, să mă gândesc la prezent ca și cum s-ar fi derulat într-o perioadă anterioară și la trecut ca și cum ar fi în prezent. În acest chip poți nădăjdui să-i întâlnești chiar și pe sfinții din vechime. Mă gândeam ce aș face dacă aș fi un mare om de stat, un multimilionar, împăratul Chinei, papa. Îmi închipuiam ce viață aș fi dus dacă aș fi avut aripi sau mantia care te face invizibil și am hotărât că mă călăuzeam după convingerea că spiritul omenesc este o forță invizibilă înaripată care poate transforma lumea. Erau fantezii amuzante, dar însemnau o pierdere de vreme. Un arhitect în plină activitate nu face speculații asupra celor ce s-ar putea construi cu materiale care nu există, precum piatră fără greutate sau sticla elastică. Meditația, ca și arhitectura, ar trebui să fie constructivă, dar astfel de digresiuni mă ajutau să văd ce multe entități pot coopera în viața spiritului și să înțeleg cum în ființa lui Iisus Hristos se pot reuni leul lui Iuda și mielul lui Dumnezeu. Nu-mi lipsea nici distracția în celula mea cea goală. Mi-am spus anecdote, inventând și unele noi. Am jucat șah cu mine însumi, folosind piese făcute din pâine. Negru contra mai puțin negru, obținut din varul din perete. Puteam să-mi despart mintea în așa fel, încât negrul să nu știe mișcarea următoare a celui mai puțin negru și viceversa. Și întrucât nu am pierdut nicio partidă în 2 ani, am conchis că aș putea să mă declar maestru în șah. Am descoperit că îți poți face din bucurie un obicei, așa cum o foaie de hârtie îndoită revine firesc la forma dintâi. Bucură-te este o poruncă a lui Dumnezeu. John Wesley obișnuia să spună că el n-a fost niciodată trist, nici măcar pentru un sfert de oră. Eu nu pot spune același lucru despre mine, dar am învățat să mă bucur chiar și în cele mai rele circumstanțe. Comuniștii cred că fericirea se întemeiază pe satisfacții materiale. Dar eu, singur în celula mea, înghețat, înfometat și îmbrăcat în zdrențe, dansam de bucurie în fiecare noapte. Ideea mi-a venit amintindu-mi că în copilărie văzusem la Constantinopol derviși dansând. Deși nu le înțelesesem extazul, fusesem impresionat de frumusețea gravă a acestor călugări musulmani și de grația cu care se roteau și strigau Allah, numele Dumnezeului lor. Mai târziu am aflat că mulți alții, evrei, penticostali, vechi creștini, David și Miriam în Biblie, iar în zilele noastre băieți de altar în catedrala din Sevilla, dansează și ei pentru a-L celebra pe Dumnezeu. Cuvintele singure n-au fost în stare niciodată să exprime ce simte omul când se apropie de Dumnezeu. Uneori eram atât de plin de bucurie că n-aș fi rezistat dacă nu o exprimam prin dans. Mi-amintesc cuvintele lui Iisus, ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca pe ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie. Mi-am spus, am îndeplinit altădată această poruncă numai pe jumătate. M-am bucurat,
dar asta nu e destul. Iisus spune că trebuie să și săltăm. Tocmai atunci gardianul s-a uitat prin vizor și m-a văzut țopăind prin celulă. Trebuie că îi se poruncise să îi liniștească pe deținuții care dădeau semne de început de nebunie, fiindcă s-a retras tiptil și s-a întors curând cu ceva de alegurii, o bucată de pâine, niște brânză și zahăr. Pe când le luam, mi-am reamintit versetul din Evanghelia Sfântului Luca: bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Era o bucată de pâine foarte mare, mai mult decât rația pe o săptămână. De atunci, rare ori lăsam să treacă o noapte fără să dansez. Cu toate că niciodată n-am mai fost răsplătit pentru asta, am compus melodii, le-am cântat încetişor și am dansat pe propria mea muzică. Gardienii s-au obișnuit cu aceasta. Eu nu tulburam tăcerea, iar ei văzuseră multe alte lucruri stranii. Prietenii cărora le-am povestit mai târziu că dansasem în închisoare m-au întrebat: pentru ce? La ce folosea? Nu era ceva folositor, era o manifestare de bucurie asemănătoare dansului lui David, o jertfă sfântă adusă înaintea altarului Domnului. Nu mă închiseam de faptul că cei care mă țineau închis mă socoteau nebun, deoarece descoperisem o frumusețe a credinței în Hristos cum nu cunoscusem în trecut. Uneori aveam viziuni. Odată, pe când dansam, mi s-a părut că aud pe cineva strigându-mă pe nume. Nu Richard, ci un alt nume pe care nu-l pot dezvălui. Știam că eu eram cel chemat sub noul meu nume și deodată mi-a fulgerat prin minte, nu știu de ce, trebuie să fie Arhanghelul Gavril. Apoi celula s-a umplut de lumină. N-am mai auzit nimic, dar am înțeles că urma să îndeplinesc o lucrare împreună cu Iisus și cu Sfinții pentru a construi o punte între bine și rău, o punte de lacrimi, rugăciuni și jertfe de sine, pentru ca păcătoșii să treacă pe ea și să se alăture celor binecuvântați. Am văzut că puntea noastră trebuia să fie una pe care și cei mai puțini apți de a face binele să o poată folosi. Am înțeles că trebuia să-i iubesc pe oameni luându-i așa cum sunt și nu cum ar trebui să fie. Într-o altă noapte mi-am dat seama că o mare ceată de îngeri venea încet prin întuneric, spre patul meu. Se apropiau cântând o cântare de dragoste pe care Romeo ar fi putut să-i o cânte Julietei. Nu-mi venea să cred că gardienii nu auzeau și ei această minunată, pasionată muzică, atât de reală pentru mine. Deținuții care rămân singuri timp îndelungat au deseori viziuni. Există explicații naturale ale acestor fenomene, care însă nu le invalidează. Sufletul se folosește de trup pentru propriile lui scopuri. Viziunile mele m-au ajutat să rămân în viață și aceasta este suficient pentru a dovedi că nu erau simple halucinații. Într-o noapte am auzit o bătaie ușoară în peretele de lângă pat. În celula de alături sosise un nou deținut și își semna la prezența. Am răspuns, ceea ce a provocat o serie de noi lovituri. Îndată am priceput că vecinul meu îmi transmitea un cod simplu. A. O lovitură. B. Două lovituri. C. Trei lovituri. Primul său mesaj pe care l-am putut descifra a fost: cine sunteți? Un pastor, am răspuns. După acest început greoi, am convenit asupra unui nou sistem. O lovitură pentru a indica primele 5 litere din alfabet, două lovituri pentru al doilea grup de 5 și așa mai departe. Astfel, B era o singură lovitură, urmată de o pauză și de încă două lovituri. Litera F era două lovituri, urmat după un interval de încă una. Dar și acest cod nu l-a satisfăcut pe noul meu vecin. Știa alfabetul Morse și mi-a transmis literele una câte una, până ce le-am învățat pe toate. Apoi mi-a spus care îi era numele. Dumnezeu să vă binecuvinteze, i-am răspuns. Sunteți creștin? A trecut un minut de tăcere, după care a continuat. Nu pot pretinde că sunt. Era inginer radiofonist și aștepta să fie judecat pe baza unor acuzații foarte grave. Avea 52 de ani și o sănătate precară. Își neglijase de câțiva ani viața religioasă, căsătorindu-se cu o necredincioasă și căzuse într-o adâncă depresie. I-am vorbit prin perete în fiecare noapte. Prinsesem repede alfabetul Morse. În scurt timp a transmis: aș dori să mă mărturisesc. A fost o spovedanie întreruptă de multe tăceri.
Aveam 7 ani. L-am lovit pe un băiat, fiindcă era evreu. El m-a blestemat, fie ca mama ta să n-aibă parte să te vadă în ceasul morții. Mama era pe moarte când m-au arestat. După ce omul și-a descărcat sufletul de multe alte lucruri, a spus că se simțea fericit cum nu mai fusese de ani de zile. Ne-am împrietenit prin alfabetul Morse, așa cum alții se împrietenesc prin scrisori. L-am învățat versete din Biblie, făceam schimb de anecdote, jucam șah, transmițându-ne mișcările prin bătăi. I-am spus multe despre Iisus Hristos, predicând prin codul nostru. Când gardianul m-a prins asupra faptului, am fost transferat în altă celulă cu un alt vecin și am luat totul de la capăt. Cu timpul, mulți dintre noi au învățat codul. Deținuții erau mutați adesea și nu numai odată am fost trădat de informatori, astfel că am început să transmit numai versete din Biblie și învățături despre Hristos. Nu eram încă gata să sufăr pentru discuții politice. Datorită izolării în singurătate, oamenii erau siliți să se cufunde în cercetarea unor întâmplări adânc îngropate în trecut. Vechi trădări și fapte necinstite reveneau cu o stăruință implacabilă. Era ca și cum ele ar fi pătruns în celulele lor și ar fi privit cu reproș. Mamă, tată nerespectați, fete părăsite cu mulți ani în urmă, prieteni ponegriți sau înșelați în așteptările lor. Toate spovedaniile pe care le primeam în Morse începeau cu când eram copil, când eram la școală. Amintirea vechilor greșeli stăruia asemenea unor câini sălbatici care păzeau sanctuarul Dumnezeului păcii. Cabala ne spune că dacă toate celelalte porți către cer sunt închise unui om, mai rămâne Bab Hadimot, poarta lacrimilor. Prin această poartă trebuia să trecem și noi, deținuții. Într-o dimineață, când un vecin a transmis că era Vinerea Mare, am găsit în closet un cui și am scris Iisus pe peretele celulei mele, sperând că aceasta le va aduce mângâierea celor care aveau să vină după mine. Gardianul s-a supărat rău. Trebuie să mergi la carceră, a spus. Am fost dus pe coridor în jos până la un dulap zidit în perete, destul de înalt ca să pot sta în picioare și cu o suprafață de 50 de centimetri pătrați, cu câteva mici găuri de aerisire și una prin care se putea împinge înăuntru mâncarea. Gardianul m-a zvârlit în interior și a închis ușa. Neputându-mă rezema, au început să mă doară picioarele. După o oră îmi simțeam toți mușchii zdrobiți. Labele picioarelor, dureroase în urma manejului, s-au umflat. Când am leșinat, m-au scos pentru un răstimp, apoi m-au dus înapoi. Am încercat să mă concentrez asupra suferințelor lui Iisus, dar ale mele, deși mai mărunte, nu mă lăsau. Apoi mi-am reamintit că fiul meu Mihai mă întrebase pe când era foarte mic, ce să fac, tăticule, mă plictisesc. Gândește-te la Dumnezeu, Mihai, am răspuns eu. De ce să mă gândesc eu la El? Capul meu e mic, iar al lui este mare de tot, de aceea El este Cel ce ar trebui să se gândească la mine. Așa că mi-am zis și eu acum, nu încerca să te gândești la Dumnezeu, nu te gândi la nimic. În întunericul acela înăbușitor, mi-am adus aminte că yoghinii indieni își limpezesc mintea, izgonind orice gând prin repetarea stăruitoare a unei formule sacre. Aceeași metodă o folosesc și călugării de la muntele Athos, cu interminabila lor rugăciune a inimii, în care se rostește la fiecare bătaie a inimii un cuvânt din Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Știam că Iisus Hristos este milostiv, dar, cum obișnuiam să-i spun în fiecare zi soției mele că o iubesc, m-am gândit să fac același lucru cu Iisus. Am început să repet, Iisuse, mire scump al sufletului meu, te iubesc. Bătăile liniștite ale unei inimi iubitoare sunt o muzică ce răzbate până departe. Am repetat formula în ritmul inimii. Mai întâi mi s-a părut că-l aud pe diavolul rânjind, tu îl iubești? El te lasă să suferi. Dacă El este atotputernic, de ce nu te scoate afară din carceră? Am continuat să rostesc liniștit, Iisuse scump, mire al sufletului meu, te iubesc. Curând, sensul cuvintelor s-a încețoșat, apoi s-a pierdut. Încetasem să mai gândesc.
Mai târziu a trebuit să practic deseori această detașare în clipe grele. Iisus spune în Evanghelia după Matei, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Această experiență am trăit-o cu El. Nu vă gândiți și Hristos va veni, luându-vă prin surprindere. Dar strălucirea luminii sale este greu de îndurat. Uneori am inversat procedeul, fugind de ea în propriile mele gânduri. Am stat la carceră 2 zile. Unii erau ținuți câte 1 săptămână sau mai mult, dar, în ce mă privește, doctorul a zis că starea sănătății mele devenise critică. Trăiam la limita dintre viață și moarte. Consecință a îndelungatei detenții și a lipsei de soare, de hrană și de aer, părul nu mi mai creștea. Nu era nevoie ca bărbierul să mă radă. Unghiile aveau o culoare palidă și erau moi, ca la sugari. Mintea a început să-mi fie bântuită de halucinații. Mă holbam la ceașca de tinichea cu apă ca să mă conving pe mine însumi că nu mă aflam în iad, unde nu există apă, și ceașca se transforma într-un coif. Am văzut mâncăruri delicioase pe o masă care se întindea cu mult peste zidurile celulei. Dintr-o zare îndepărtată o vedeam apropiindu-se pe soția mea, care aducea o farfurie plină cu cârnați aburind, dar eu muream către ea. Asta-i tot? Ce mici sunt! Uneori, celula mea se lărgea și se transforma într-o bibliotecă, în care rafturi după rafturi pline cu cărți frumos legate se rânduiau până se pierdeau în întuneric. Romane celebre, poezii, biografii, lucrări religioase și științifice se îngrămădeau deasupra mea. Alte ori, mii de chipuri pe care se citea interesul se întorceau către mine. Eram înconjurat de mulțimi uriașe ce așteptau să le vorbesc. Mi se strigau întrebări. Alte voci le răspundeau. Erau urale și huiduieli. O mare de chipuri tălăzuia până la infinit. De asemenea, mă tulburau adânc vise în care eram violent cu cei care mă aruncaseră în închisoare sau în care eram torturat de fantezii erotice. Este un infern greu de închipuit de către cei care nu l-au trăit. Aveam 39 de ani când am intrat în închisoare. Eram sănătos și activ, iar acum reîmbolnăvirea de tuberculoză îmi sporea dorințele sexuale. Zăcând cu ochii deschiși, aveam visuri învăpăiate de plăcere senzuală cu femei și fete. Apoi, cu toate că încercam să le izgonesc, mă năpădeau viziuni erotice perverse și exagerate. Frustrarea și sentimentul păcatului îmi produceau o suferință groaznică. Uneori ascuțită și seacă, alteori mocnită, dar mereu prezentă. Am găsit o cale de a mă scutura de acest fel de halucinații, tratându-le ca pe niște intruși ostili, asemenea bacililor TBC din trupul meu. Departe de a mă învălui de nevala lor, am apreciat că pot să le rezist. Socotind halucinațiile nu ca pe niște păcate, ci ca dușmani, puteam plănui cum să le distrug. Gândurile rele pot fi biruite prin rațiune, dacă le sunt examinate cu calm consecințele. N-am încercat să le înlătur, știind că se insinuează iarăși pe căi lăturalnice. În schimb, le-am lăsat să stăruie, în vreme ce calculam cât avea să mă coste în fapt, dacă m-aș lăsa pradă lor. A ceda în fața unor astfel de tentații ar însemna să atrag nenorocirea asupra altora și a propriei mele familii. Soția mea ar trebui să divorțeze, viitorul copiilor ar fi distrus, enoriașii mei și-ar pierde credința. Apoi, disprețuit de toți, ar trebui să răspund și în fața lui Dumnezeu pentru răul pe care l-am pricinuit. Așa cum doctorii recurg la un virus pentru a combate un altul, tot așa putem și noi folosi maxima diavolului, dezbină și stăpânește, pentru a-l înfrânge. Demonul mândriei, teama de a nu-ți pierde prestigiul, poate fi întors împotriva demonului desfrâului. Demonul zgârceniei urăște viciile care costă bani. Într-o zi, closetele noastre fiind blocate, m-am dus la WC-ul gardienilor. Pe perete deasupra chiuvetei era o oglindă și pentru prima dată după 2 ani mi-am văzut chipul. Eram tânăr și sănătos la intrarea în închisoare. Fusesem considerat un om chipeș. Acum, când am privit la ceea ce devenisem, am râs. Un râs trist, un râs homeric.
Atâția oameni care mă admiraseră și mă iubiseră, dacă l-ar fi putut vedea acum pe bătrânul înfricoșat care se holba la mine din oglindă, s-ar fi îngrozit. Era o lecție pentru mine, o lecție din care am învățat că ceea ce este cu adevărat în noi nu poate fi văzut cu ochii de carne. Aveam să mă urâțesc și mai mult, să ajung doar un schelet, și amintindu-mi de aceasta, credința și dorința de a mă păstra pentru viața spirituală mi s-au întărit și mai mult. La toaletă era un ziar rupt, primul pe care îl vedeam de când fusesem arestat. Conținea și știrea că primul ministru Groza era ferm hotărât să-i șteargă de pe fața pământului pe cei bogați. Un guvern pus pe lichidarea celor cu stare, în timp ce restul lumii se străduia să pună capăt sărăciei. În drumul de întoarcere spre celula mea, sub escortă, am auzit o femeie plângând și țipând nebunește. Strigătele ei păreau să vină de undeva, de la un etaj inferior. Când au atins paroxismul, s-au oprit brusc. Câteva zile mai târziu, un alt deținut a fost adus în celula vecină cu a mea. Am semnalizat cu întrebarea, cine ești? Și mi s-a răspuns prompt. Era Ion Mihalache, care fusese membru al mai multor guverne dinainte de război și prieten cu Iuliu Maniu. Când Partidul Comunist a declanșat teroarea, Mihalache s-a alăturat unui grup care a încercat să fugă în străinătate. A fost arestat la aeroport, iar din octombrie 1947, condamnat la închisoare pe viață. Mihalache avea peste 60 de ani. Toată viața am luptat ca să-mi ajut concetățenii și asta mi-e răsplata, a spus el. Când acceptați tot ceea ce se întâmplă, atunci se întâmplă numai ceea ce acceptați, am semnalizat eu. Renunțarea este calea către pacea inimii. El a ciocănit în replică, nu există pace fără libertate. I-am comunicat, într-o țară în care domnește tirania, închisoarea este un loc de onoare. A spus că pentru el Dumnezeu era pierdut. Am semnalizat, Dumnezeu nu e niciodată pierdut, pentru niciun om. Noi suntem cei pierduți. Dacă ne găsim pe noi înșine, găsim divinitatea înăuntru nostru. Pușcăria ne poate ajuta în această căutare. A spus că avea să încerce din nou. Două zile mai târziu, înainte de a fi mutat, Mihalache mi-a spus că femeia pe care o auzisem țipând era soția unui fost prim-ministru, Ion Gigurtu. Felul în care se oprise din țipat dovedea că i se făcuseră injecții pentru a o amuți. Mai târziu am bătut iarăși în perete, dar n-am mai primit niciun răspuns. Curând după aceea, interogatoriul meu a fost reluat. De obicei mă chestiona locotenentul Grecu, un tânăr dur, inteligent și sigur de sine, care fusese îndoctrinat de comuniști și îi se inoculase convingerea că prin ceea ce făcea, contribuia la făurirea unei lumi mai bune. Întrebările lui m-au readus la problema ajutorului pentru săraci pe care l-am obținut în timpul foametei prin misiunea Bisericii Scandinave. Vei continua să negi că fondurile respective au fost folosite pentru spionaj? M-a întrebat el. Înțeleg că dumneavoastră îi suspectați pe englezi și pe americani că au cheltuit bani pentru a ne spiona pe noi, dar ce interes ar avea Suedia și Norvegia să o facă? El a răspuns, și una și cealaltă sunt unelte ale imperialiștilor. Dar Norvegia este vestită pentru spiritul ei democratic, iar Suedia are de 40 de ani o guvernare socialistă. Prostii, a zis el, sunt la fel de fasciste ca și celelalte state. La următoarea noastră întâlnire, Grecu a spus că verificase și că s-ar putea să am dreptate. Apoi s-a interesat de felul cum se distribuise Evanghelia la ruși. I-am sugerat că s-ar putea ca în spatele acestei acțiuni să se afle directorul societății biblice, pe nume Emil Klein. M-a întrebat de ce vizitasem în repetate rânduri Iași, unul dintre centrele acelei activități. I-am spus că am fost invitat stăruitor să-l vizitez pe actualul patriarh. În dimineața următoare am fost chemat din nou. Grecul stătea la biroul lui cu o matracă de cauciuc în fața sa. Mi-ai spus minciuni, a zbierat el. Emil Klein a murit înainte ca tu să fii arestat. De aceea mi-ai dat numele lui. Au fost verificate datele deplasării tale la Iași. Patriarhul Justinian nu fusese încă acolo.
Apoi s-a ridicat, împingându-și scaunul în spate. Ajunge! Ai toc și hârtie! Noi știm că ai comunicat codificat cu alții deținuți, inclusiv cu Mihalache. Acum vrem să știm exact ce a spus fiecare dintre ei. Vrem să știm și ce alte încălcări ale regulamentului închisorii ai comis. Și spune adevărul, dacă nu... Și a trântit matraca pe birou. Ai o jumătate de oră, a zis, și a ieșit din cameră. M-am așezat să scriu. Primul cuvânt trebuia să fie declarație. Am început cu greu. Trecuseră 2 ani de când nu mai ținusem un toc în mână. Am recunoscut că încălcasem regulamentul. Transmisesem codificat pasaje din Evanghelie prin ziduri. Adunasem niște pilule cu gândul să mă sinucid. Făcusem un cuțit dintr-o bucată de tinichea, ascuțind-o pe o piatră. Modelasem piese de șah din pâine și cretă. Comunicasem cu alții deținuți, dar nu le cunoșteam numele. Nu am menționat că primisem spovedanii și chiar adusesem pe unii la credință prin alfabetul Morse. Am mai scris, n-am vorbit niciodată împotriva comuniștilor. Eu sunt ucenic al lui Hristos, care m-a învățat să iubim și pe dușmanii noștri. Pe dușmani îi înțeleg și mă rog pentru convertirea lor, ca să devină frații mei într-o credință. Mă hărțuiesc cu comunismul fiindcă-i ateu, nu cu comuniștii. Nu pot să dau nicio declarație referitor la ceea ce mi-au transmis alții prin pereți, pentru că un pastor nu poate fi niciodată un martor al acuzării. Vocația mea este să apăr, nu să acuz. Grecu a revenit la vremea hotărâtă legănându-și matraca. Bătuse niște deținuți. A luat declarația mea și a început să citească. După un timp, a pus matraca deoparte. Când a ajuns la sfârșit, m-a privit cu ochi tulburi. A spus, Domnule Wurmbrand, la securitate nu mi se mai adresase nimeni niciodată cu Domnule. De ce ziceți că mă iubiți? Asta e una dintre poruncile voastre creștinești pe care nu o poate respecta nimeni. Eu unul n-aș putea iubi pe cineva care m-a închis singur în celulă ani de zile, m-a înfometat și m-a bătut. I-am răspuns, aici nu e vorba de respectarea unei porunci. Când am devenit creștin, a fost ca și cum m-aș fi născut din nou, înzestrat cu o fire plină de iubire. Așa cum dintr-un izvor nu poate curge decât apă, tot așa numai iubire poate izvorâ dintr-o inimă iubitoare. Timp de 2 ore am vorbit despre creștinism și despre legătura lui cu doctrina marxistă în care se formase el. Grecu a fost surprins când i-am spus că prima lucrare a lui Marx a fost un comentariu asupra Evangheliei lui Ioan. Nici nu știa că Marx, în prefața la Capitalul, a afirmat că, în special în forma sa protestantă, creștinismul este religia ideală pentru regenerarea unor vieți ruinate de păcat. Deoarece și viața mea fusese tulburată de păcat, am zis, devenind un creștin protestant, nu făceam decât să urmez sfatul lui Marx. După această întâlnire, Grecu ceru să fiu adus în biroul său aproape în fiecare zi pentru 1 oră sau 2. Citatele îi fuseseră confirmate. Acestea au devenit punctul de pornire al unor lungi discuții despre creștinism, în care am apelat insistent la spiritul democratic și revoluționar al bisericii la începuturile ei. Grecu a repetat de multe ori, am fost crescut ateu și n-o să fiu niciodată altceva. Eu i-am spus, ateismul este un cuvânt sfânt pentru creștini. Când erau aruncați la fiare pentru credința lor, împărații romani, Nero și Caligula îi numeau atei. Așa că, dacă cineva se numește pe sine ateu, eu îl respect. Grecu a zâmbit. Am continuat, domnule locotenent, unul dintre strămoșii mei din secolul al XVI-lea a fost rabin. Biografii lui relatează cum, întâlnind un ateu, el i-a zis, te invidiez, dragă frate, viața dumitală spirituală este probabil mai tare decât a mea. Eu, când văd un om în necaz, spun adesea, Dumnezeu o să-l ajute și trec mai departe. Dar dumneata nu crezi în Dumnezeu, așa încât trebuie să-ți asumi toate sarcinile lui Dumnezeu și să-i ajuți pe toți. Creștinii nu-i reproșează Partidului Comunist ateismul său, ci faptul că a dat naștere unui tip eronat de ateu. Există 2 categorii. Cei care zic, nu există Dumnezeu, așa că pot face răul după bunul meu plac, și cei care spun, deoarece Dumnezeu nu există,
Eu trebuie să fac tot binele pe care l-ar face Dumnezeu, dacă ar exista. Cel mai mare dintre toți ateii, în acest al doilea sens, a fost Hristos însuși. Când a văzut oamenii înfometați, bolnavi și nenorociți, n-a trecut mai departe spunând, Dumnezeu o să-i ajute. A reacționat ca și cum lui i-ar fi revenit întreaga răspundere, astfel că oamenii au început să se întrebe, nu cumva omul acesta este Dumnezeu? El înfăptuiește lucrarea lui Dumnezeu. Așa au descoperit oamenii că Iisus era Dumnezeu. Domnule locotenent, dacă veți putea fi un astfel de ateu, iubind pe toată lumea și slujind-o, oamenii vor descoperi în curând că ați devenit un copil al lui Dumnezeu și veți descoperi divinitatea în propria dumneavoastră ființă. Probabil că o asemenea argumentație i-ar putea șoca pe unii creștini, dar Apostolul Pavel ne spune că misionarii trebuie să fie evrei printre evrei, greci printre greci. Eu trebuia să fiu marxist cu marxistul grecu și să-i vorbesc pe limba lui. Cuvintele acelea i-au mers la inimă. A început să se gândească la Iisus și să-L iubească. După 2 săptămâni, în eleganta sa uniformă khaki, ornată cu însemnele bleu ale poliției secrete, grecul s-a spovedit în fața mea, care eram în zdrențele mele peticite de pușcăriași. Am devenit frați în Hristos. De atunci înainte i-a ajutat pe deținuți cât i-a stat în puteri, în ciuda tuturor greutăților și riscurilor care decurgeau de aici. Cu gura a continuat să-și declare fidelitatea față de partid, jucând teatru. Dar într-o zi a dispărut și nimeni n-a mai știut ce s-a întâmplat cu el. Am căutat să trag de limbă pe unii gardieni care mi-au spus că nu știau nimic sigur, dar credeau că fusese arestat. O convertire adevărată nu poate fi tăinuită cu ușurință. Am cunoscut și alți credincioși printre agenții poliției secrete, unii dintre ei activează și în prezent. Să nu spuneți că un om poate să tortureze și totodată să se roage. Iisus ne povestește despre un vameș, a cărui slujbă pe vremea romanilor mergea mână în mână cu jecmănirea și brutalitatea, care cerea iertare pentru păcatele lui și se ducea acasă iertat. Evanghelia nu spune că omul și-a părăsit imediat acea slujbă nesuferită. Dumnezeu privește în inima lui și vede în cel ce știe să se roage semnele schimbării vieții sale în viitor. În cel de-al doilea an al izolării mele, unul dintre aceste suflete scindate a fost adus în celula mea. Tot timpul cât a stat cu mine, a avut mâinile legate în lanțuri la spate. A trebuit să-l hrănesc și să-l ajut în toate. Dionisiu era un tânăr sculptor, plin de idei noi, într-o lume în care se cereau numai busturi pentru slava lui Stalin. N-avea bani să-și cumpere pâine, astfel că și-a luat un post în securitate, în care a fost obligat să-i bată pe deținuți. Dar, în același timp, și-a asumat riscul de a-i avertiza în privința informatorilor. Ajungând el însuși printre suspecți, Dionisiu a hotărât să fugă din țară. Apoi, când era la 2 pași de libertate, a fost determinat de un impuls interior să se întoarcă și să se predea. Personalități scindate de felul acesta se găsesc pretutindeni unde există comunism. Toată viața lui, Dionisiu fusese tras în 2 direcții opuse. Timp de 10 nopți l-am învățat pe Dionisiu din Biblie. Aflând că Iisus a murit pentru el, s-a eliberat de sentimentul lui de vinovăție. Înainte de a fi mutat din celula mea, mi-a spus, dacă atunci când eram tânăr, unul dintre cei 15 preoți din orășelul meu s-ar fi oprit să-mi vorbească, l-aș fi descoperit de mult pe Iisus. Interogatoriile n-au încetat odată cu dispariția locotenentului grecu, dar Dumnezeu mi-a dat harul de a putea uita numele tuturor celor cărora aș fi putut să le pricinuiesc necazuri. Am făcut în închisoare mai mult de 300 de poezii, însumând 100.000 de cuvinte, și le-am notat pe toate imediat după ce am fost eliberat. Dar în timpul interogatoriilor puteam să-mi golesc mintea de parcă aș fi devenit total amnezic. Biblia ne învață că Dumnezeu uită păcatele noastre. Există deci posibilitatea de a izgoni din mintea noastră capitole din viață. Eu am crezut că asta este posibil și am reușit. S-a încercat asupra mea un nou artificiu. Sub pretext că tuberculoza mea recidivă se agravase,
Într-adevăr, tușeam continuu, doctorii mi-au prescris un nou medicament, o capsulă galbenă care îmi dădea un somn lung, plin de vise foarte plăcute. Când mă trezeam, mai primeam o capsulă. Am rămas inconștient timp de câteva zile, trezit doar de gardieni, când aduceau mâncarea, care acum era bună și hrănitoare. Nu mai am decât o vagă amintire despre reluarea interogatorilor. Știu că drogul nu m-a făcut să-mi trădesc prietenii, deoarece, când mai târziu am fost adus la proces, am fost judecat singur, iar marele proces al Consiliului Mondial al Bisericilor, declarat un cuib de spioni, n-a mai avut loc. Același drog a fost administrat cardinalului Minzeschi, troțchiștilor și multor altora. El slăbește puterea voinței până ce victima intră într-un delir de autoacuzare. Mai târziu am întâlnit deținuți care alertau gardienii și începeau să bată în ușile celulelor, cerând să fie duși la ofițerul de securitate ca să-și poată declara noi vinovății. Tratamentul poate avea și efecte de lungă durată. Oameni care îl făcuseră cu luni de zile înainte mi-au mărturisit păcate pe care nici nu avuseseră ocazia să le comită. Poate că tuberculoza mea a contracarat efectul drogurilor, poate că mi se dăduseră doze prea mari. În orice caz, slavă Domnului, am fost scutit de păcatul trădării. După ce mi s-au administrat drogurile, m-am simțit și mai slăbit, iar într-o zi m-am prăbușit de tot. Dar, deși nu mă puteam ridica din pat decât printr-un efort foarte mare, mintea mi-a rămas ageră pentru un timp. Eram chiar înfricoșat de această luciditate. Nu este o născocire faptul că Sfântul Antonie cel Mare, Martin Luther și mulți alții, oameni obișnuiți, l-au văzut pe diavolul. L-am văzut și eu odată, pe când eram copil. Rângea la mine. Până azi n-am povestit nimănui despre asta. Singur în celulă, acum îi simțeam iarăși prezența. Era întuneric și frig și el își bătea joc de mine. Celula mea devenise un loc în care jucau stafiile. Îl auzeam pe diavolul spunându-mi zi și noapte, unde este Iisus? Mântuitorul tău nu te poate salva. Ai fost înșelat și ai înșelat și tu pe alții. El nu este Mesia. N-ai urmat pe cine trebuia. Am strigat tare, atunci cine este adevăratul Mesia care va veni? Răspunsul era clar, dar ar însemna să hulesc repetându-l. Scrisesem cărți și articole afirmând că Iisus era Mesia, dar acum nu-mi puteam aminti niciunul dintre argumente. Demonii care l-au făcut și pe Nilis Hauge, marele predicator norvegian, să șovăie în credința lui pe când era în temniță, care l-au făcut chiar pe Ioan Botezătorul să se îndoiască pe când era în închisoare, se dezlănțuiau cu furie asupra-mi. Eram dezarmat. Bucuria și seninătatea mi-a pieiseră. Înainte îl avusesem pe Hristos atât de aproape de mine, îndulcindu-mi amărăciunea, luminându-mi bezna, dar acum strigam, Eli, Eli, lama sabactani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Simțindu-mă cu desăvârșire abandonat. În timpul acelor zile negre, am compus pe îndelete o lungă poezie pe care cei ce n-au cunoscut o asemenea stare fizică și morală s-ar putea să nu o accepte cu ușurință. Poezia aceea a fost salvarea mea. Prin cuvânt, ritm și incantație am fost în stare să-l înfrâng pe Satana. Iată această poezie. Am intitulat-o Iubire nebună. De mic, eu frecventat am temple și biserici. În ele Dumnezeu era slăvit. Cântau și tămâiau zelos feluriți clerici, ei susțineau că-i drept să fii iubit. Crescând însă văzut am așa jale adâncă în lumea asta a lui Dumnezeu, încât mi-am zis, El are o inimă de stâncă, altfel ne-ar ușura acest drum greu. Se zbat copiii mici de friguri în spitale, se roagă pentru ei părinții triști, dar e în zadar, se duc cei dragi pe-a morții vale, chiar dacă în rugăciune mult insiști. Sunt ași de vii în cuptoare oameni fără vină și cerul tace, lasă totul a fi. Cum să se mire Domnul dacă în surdină și credincioșii încep a se îndoi? Flămânzi și prigoniți până și în propria lor țară, ei stau fără de răspuns la întrebări. Expus e însuși sfântul nume la ocară, când peste noi cad grelele ocări.
Cum să-L iubesc pe Cel ce a creat microbii și tigrii care sfâșie pe om? Cum să iubesc pe Cel ce își chinuie toți robii, doar că mâncata unul odată dintr-un pom? Mai rău ca Iacov, stau fără de copii, soție și fără de amici mângâietori, stau fără soare și aer într-o pușcărie, în cea mai aspră dintre închisori. Viitorul meu coșciug mi-e astăzi pat de scânduri, întins pe el eu am dat seama în cerc, de ce mereu spre tine aleargă mele gânduri, iar prin ce scriu trasez în jurul tău un cerc? De ce mă arde o dragoste înfocată? De ce ești tu subiectul a orice cânt? Deși știu bine că-s mireasa lepădată, curând voi putrezi într-un mormânt. Dar nu, nu a iubit mireasa din cântare, când întrebatul sa de este drept. Iubirea este propria ei justificare, iubirea nu e pentru un înțelept. Chiar prin ispite mari de-o fi silit a trece, nu încetava totuși a iubi, de-o arde un foc sau valuri stau sonece, ea sărutava mâna ce-o lovi. La grele întrebări de n-aflat răspunsuri, e încrezătoare și va aștepta, căci vor pătrunde raze nascunzișuri și adevărul se va arăta. Iertarea multelor păcate doar sporita al Magdalenei foc mistuitor, dar ea parfum și lacrimile dăruita, înainte de cuvântul iertător. Iar dacă nu-l spuneai, ea tot ar sta și-ar plânge, de dragostea ce-ți poartă și în păcat. Ea te-a iubit înainte de vărsase-și sânge, ea te-a iubit înainte de a iertat. Nici eu nu mă întreb de-i drept să-ți dau iubire. Nu te iubesc să ajung eu mântuit, eu te-aș iubi și în veșnica nefericire și chiar de flăcări de-aș fi mistuit. De-ai refuza să te pogor la oameni, tu mi-ai fi fost un vis îndepărtat. De refuzai cuvântul tău să-l sameni, te-aș fi iubit și fără să-l fi aflat. De șovăiai, de-ai fi fugit de răstignire, nemântuit eu totuși te-aș iubi. Chiar și păcat dacă-ți găseam în fire, cu dragosteam ți-l-aș acoperi. Acum cuvintele-mi vor deveni nebune, ca tot să știe cât de mult iubesc. Acum voi atinge necântate strune, pe o melodie nouă te slăvesc. Profeții toți de-ar fi prezis pe altul, pe tine nu, pe ei i-aș lepăda. Dovezi cu miile dacă ar avea celaltul, iubirea-m pentru tine aș păstra. De-aș bănui la tine înșelăciune, plângând eu pentru tine m-aș ruga. De-ar înceta în lume fala-ți să răsune, iubirea-mi pentru tine nu s-ar micșora. Cum pentru Saul, Samuel o viață întreagă în post și rugăciune s-a zbătut, așa ar rezista iubirea ce ne leagă, chiar dacă aș ști că ești un fiu pierdut. De nu Satan, ci tu în rătăcite clipe, revolta cea din cer ai fi produs, de tu ți-ai fi pierdut cereștile aripe și ai fi căzut din raiul cel de sus, eu neavând nădejdi, nădăjdui voi totuși, căci Tatăl cel ceresc te va ierta. Și împăcat cu el pe aleile de lotuș, pe străzi de aur, tu te vei plimba. De-ai fi un mit, aș părăsi realitatea, cu tine în fantezie aș trăi, de-ar izbuti neexistența-ți să-mi arate, din dragostea-mi tu viață ai primi. Nebună, fără de temeiuri mie iubirea, așa cum este și iubirea ta. Găsească-și Domnul în asta fericirea, mai mult de atât eu nu-i pot da. După ce am terminat această poezie, nu l-am mai simțit pe Satana în preajmă, plecase. În tăcere am simțit sărutarea lui Hristos. Am rămas tăcut. Liniștea și bucuria au revenit. Unuia care ajuta mult în camera 4 îi se spunea cu respect profesorul. Numele lui era Traian Gheorghiu. Silueta lui de cărturar adus de spate își făcea rareori apariția neînsoțită de cineva căruia îi preda istoria, franceza sau vreo altă materie. L-am întrebat odată cum se descurcă fără cele trebuincioase scrisului. Mi-a explicat, frecăm o talpă cu o bucată de săpun și pe ea zgâriem cuvintele cu cuiul. Când mi-am arătat admirația față de perseverența sa, inocenții lui ochi albaștri au scânteiat. Odinioară credeam că predau pentru că-mi iubesc elevii. Aveți vocație, i-am spus eu, cum zic preoții. Ei bine, a replicat, aici se vede de ce suntem capabili și de câte parale facem. Când l-am întrebat dacă e creștin, a părut stânjenit. Domnule pastor, am avut prea multe dezamăgiri.
În ultima închisoare în care am fost, Ocnele Mari, biserica fusese transformată în depozit. S-a cerut ca cineva să dea jos crucea de pe clopotniță. Nu s-a repezit nimeni să o facă. În cele din urmă, s-a oferit un preot. I-am spus că nu orice cleric are o inimă de preot și nici toți cei ce își zic creștini sunt discipolii lui Hristos în adevăratul sens al cuvântului. Un om care intră la frizer ca să se bărbierească sau la croitor ca să-și comande un costum nu este un discipol, ci un client. Tot așa, cel care vine către Mântuitorul numai ca să fie mântuit este clientul Mântuitorului, nu discipolul său. Discipol este cel care îi spune lui Hristos: cât aș vrea să fac fapte asemănătoare cu ale tale, să izgonesc teama peste tot unde merg și să aduc în schimb bucurie, adevăr, alinare și viață veșnică. Gheorghiu a zâmbit. Dar cei care îi devin discipoli în ceasul al 11-lea? M-au luit câți atei convinși am văzut convertindu-se la sfârșitul vieții. Mintea noastră nu funcționează totdeauna la același nivel, i-am spus. Un geniu poate vorbi uneori prostii sau se poate ciondăni cu nevasta lui, dar nu după asta este el judecat. Ar trebui să ne prețuim mintea după atitudinea pe care o luăm în situații limită, când ea se străduiește să găsească o cale de ieșire în momentele de criză supremă. Atunci când rațiunea trebuie să treacă peste prăpastia morții, fațada ateismului, aproape întotdeauna, se prăbușește. Și de ce crezi că un om ca sergentul Bucur ar dori să-și mărturisească public crimele? I-am spus. Am locuit cândva lângă o cale ferată. Nu luam niciodată în seamă trenurile în timpul zilei, fiindcă orașul era zgomotos. Dar noaptea auzeam clar fluierăturile locomotivelor. Tot astfel, hărmălaia zilnică poate înăbuși vocea tainică a conștiinței. Numai când se apropie moartea în tăcerea închisorii, unde nimic nu distrage atenția, o poate omul auzi. Un preot care era de față spuse: în ultima închisoare în care am fost, la Aiud, era un biet ucigaș ținut singur la izolare. Se scula mereu noaptea și răgnea: cine e în celula de alături? De ce nu mai contenește cu bătutul în perete? Ei și, zice Gheorghiu, celula de alături era goală. Mi-închipui de ce, rosti Moses. În ultima casă în care am locuit, ședea un antisemit care ucisese un evreu. După aceea era încredințat că rabinul clărea pe umerii lui, înfingându-i pintenii în carne. Cum nu mă puteam spăla singur, profesorul Gheorghiu și-a asumat această sarcină. Am întrebat dacă în această parte a închisorii există dușuri. Da, a spus el, în Republica Populară Română avem cele mai moderne instalații, numai că nu funcționează, dușurile n-au apă de ani de zile. S-a îndreptat de spate și a continuat. Ați auzit de comunistul și de capitalistul care după ce au murit s-au întâlnit în iad? Au găsit două porți, pe una scria iadul capitalist, iar pe cealaltă iadul comunist. Cu toate că cei doi erau dușmani de clasă, și-au pus împreună mintea la contribuție ca să decidă care anume ar fi mai bun. Comunistul a zis: tovarășe, hai să intrăm la secția comunistă. Acolo, când vor avea chibrituri, n-or să aibă cărbune. Când vor avea cărbune, nu vor fi chibrituri. Și dacă vor avea și cărbune și chibrituri, o să se dărâme vatra. Profesorul a continuat să mă spele, în timp ce deținuții ceilalți făceau haz. Un țăran, Aristar, a zis: primii comuniști au fost Adam și Eva. De ce? A întrebat Gheorghiu, îndatoritor. Pentru că nu aveau nici haine, nici case și au trebuit să-și împartă acel singur măr. Totuși, ziceau că sunt rai. Glumele și povestirile erau importante pentru noi. Oamenii zăceau toată ziua cu gândul la nenorocirile lor și oricine putea să-i ajute să le uite, făcea un act de milostenie. Am vorbit adesea ore în șir, deși bolnav și amețit de foame. O istorisire putea întreține viața unui om atât de bine ca și o bucată de pâine. Când Gheorghiu m-a sfătuit să-mi cruț puterile, i-am spus că aveam destulă putere pentru încă o anecdotă în dimineața aceea. Talmudul ne povestește că odată, mergând pe stradă, un rabin a auzit vocea profetului Ilie zicând: cu toate că postești și te rogi, nu vei merita niciodată locul de cinste din ceruri, de care vor avea parte cei doi oameni aflați peste drum. Rabinul a alergat la cei doi străini și i-a întrebat: voi dăruiți mult celor săraci?
Aceștia au râs: Nu, suntem noi înșine cerșetori. Atunci vă rugați neîncetat? Nu, suntem oameni fără carte, nu știm cum să ne rugăm. Atunci spuneți-mi ce faceți. Născocim glume, îi facem pe oameni să râdă când sunt triști. Gheorghiu s-a arătat surprins. Vrei să ne spui că cei care îi fac pe oameni să râdă au mai mare trecere în rai decât cei care postesc? Aceasta este învățătura Talmudului, cartea înțelepciunii iudaice. Dar putem citi și noi în Biblie, în psalmul al doilea, că Dumnezeu râde câteodată. Gheorghiu comentă în timp ce m-a ajutat să mă îmbrac din nou. N-ar avea prea multe motive de râs pe seama noastră. Dar unde este Dumnezeu, domnule pastor, și de ce pe noi nu ne ajută? I-am răspuns. Un pastor a fost chemat odată la căpătâiul unui bărbat aflat pe patul morții. A găsit o mamă care încerca să-și consoleze fiica ce plângea în hohote. Tânăra a spus, Unde este brațul protector al lui Dumnezeu despre care ne predicați, domnule pastor? El a răspuns, Este pe umărul tău, sub forma brațului mamei tale. Hristos se află cu noi în închisoare în mai multe feluri. În primul rând, poate fi regăsit în doctorii noștri creștini, deținuți ei înșiși, care, deși bătuți și brutalizați, continuă să ne ajute. Priviți-i pe Ghițulescu, Floricel, Lefa, exemple de medici care nu tămăduiesc pentru arginți. Întrebați unde este Dumnezeu. Dacă n-ar fi El să o inspire, doctorița oficială Margareta Pescaru n-ar fi îngerul nostru, care, riscând să ajungă și ea la închisoare, ne introduce clandestin medicamente. În al doilea rând, Hristos se află aici, printre preoții și pastorii care fac totul pentru a ușura povara celorlalți și prin toți creștinii care dau hrană, haine și ajutor celor aflați în condiții mai proaste decât ei. În al doilea rând, Hristos se află aici printre preoții și pastorii care fac totul pentru a ușura povara celorlalți și prin toți creștinii care dau hrană, haine și ajutor celor aflați în condiții mai proaste decât ei. El se găsește cu noi și sub chipul celor care ne transmit învățătura divină și, de asemenea, sub chipul celor ce povestesc. Și vă bucurați de prezența sa nu numai prin aceia care vă ajută, ci și prin aceia pe care îi puteți ajuta voi. Iisus ne spune că la judecata de apoi, Dumnezeu va despărți pe cei buni de cei răi la dreapta și la stânga sa. Iisus va zice către cei din dreapta, intrați și moșteniți împărăția pregătită pentru voi de la facerea lumii. Căci flămând am fost și m-ați rănit, străin am fost și m-ați adăpostit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați îngrijit, în închisoare am fost și ați venit la mine. Cei buni vor întreba, Doamne, când am făcut noi toate astea? Iar Hristos va răspunde, întrucât ați făcut celui mai mic dintre frații mei, mie mi le-ați făcut. Gafencu își petrecuse întreaga viață de om matur în închisoare, dar ca și ceilalți deținuți la care credința creștină prevalase, nu știa ce fapte să mai săvârșească pentru a-și răscumpăra greșelile din trecut. În fiecare zi făcea gestul pilduitor de a pune deoparte ceva din puținul lui pentru a ajuta la refacerea celor mai slăbiți dintre noi. Avea oroare de antisemitism și când venea să-l vadă în camera 4, vreunul dintre vechii săi tovarăși antisemiți trântea câte o remarcă șocantă. Mi-ar plăcea să văd țara guvernată în întregime de evrei. Camarazii lui îl priveau cu oroare. Da, zicea calm Gafencu, primul ministru, legiuitorii, funcționarii publici, toți să fie evrei. Aș pune o singură condiție, să fie asemenea vechilor cârmuitori evrei, Iosif, Moise, Daniel, Sfântul Petru, Sfântul Pavel și Iisus însuși, fiindcă dacă ne vor mai conduce unii evrei ca Ana Paucăr, atunci s-a zis cu România. Gafencu intrase în închisoare la 19 ani. Tinerețea ei se dusese fără să fi cunoscut vreodată măcar o fată. Când alții vorbeau despre sex, el întreba, cum e aia? Mi-a spus într-o zi, tatăl meu a fost deportat din Basarabia de ruși. N-am mâncat niciodată pe săturate. M-au băgat la închisoare fiindcă am devenit legionar. Nu întâlnisem în viață nici o singură persoană bună, credincioasă, iubitoare. Mi-am zis în sinea mea, Iisus nu-i decât o legendă. Azi nu mai există nimeni în lume care să-i semene și cred că nici nu a existat vreodată. Dar mai târziu am întâlnit unii dintre ăștia.
Mai ales la închisoare a trebuit să recunosc că mă înșelasem. Am întâlnit oameni bolnavi care se lipseau de ultima lor coajă de pâine pentru alții. Am stat în aceeași celulă cu un episcop care era atât de plin de bunătate că numai atingându-i straiele te puteai vindeca. Gafencu a rămas în camera 4 timp de un an și în tot acest timp nu a putut sta culcat pe spate. Îl durea mult prea tare. Trebuia să fie mereu ridicat. Din multele aspecte ale gândirii legionare, Gafencu păstrase până la urmă numai simpla credință creștină. Bolnavii mai zdraveni din alte celule își asumau sarcina de a spăla în locul acelora dintre noi care erau neputincioși, frecând la cămăși, lenjerie de corp, fețe de perne, uneori 20 de cerceafuri pe zi, cu toate că trebuia să spargă gheața din curte ca să ajungă la apă. Lucrurile mele, îmbibate cu puroi și sânge, erau întotdeauna scorțoase. Dar când am încercat să opresc pe un prieten să mi le spele, s-a supărat. Gafencu nu se plângea niciodată. Ședea foarte liniștit în pat, dând ușor din cap ca să afirme sau să-și exprime mulțumirea. Când era evident că nu mai avea mult de trăit, prietenii lui vechi și noi s-au strâns în jurul patului său cu lacrimi în ochi. Ultimele sale cuvinte au fost: Dumnezeu, gelos pe noi, ne cheamă la El. După ce a închis ochii, ceilalți s-au rugat. Eu am zis: Iisus ne spune că dacă o sămânță care cade pe pământ nu moare, nu poate da rod, dar după ce moare, ea renaște într-o floare frumoasă. Tot așa, când trupul material moare, este înlocuit de unul spiritual, iar inima lui Gafencu, hrănită cu idealurile creștinătății, va da cu siguranță rod. Un preot a rostit o rugăciune, apoi Gafencu a fost înfășurat într-un cerceaf și dus în camera mortuară. În timpul nopții a fost înmormântat într-o groapă comună de către deținuții condamnați pentru crime, cărora le revenea întotdeauna această sarcină. La Târgu Ocna veneau mereu noi deținuți, ținându-ne la curent cu evenimentele din exterior, iar uneori se părea că pușcăriașii abia dacă o duceau mai prost decât muncitorii și țăranii liberi. Salariile nu fuseseră niciodată așa de mici. Se legiferase ziua de muncă de 8 ore, dar lucrai 12 ore ca să-ți îndeplinești norma, apoi munca voluntară și conferințele despre marxism nu mai lăsau timp pentru viața de familie. Pe de altă parte, într-un apartament locuiau două sau mai multe familii. Grevele nu erau permise de lege. Un nou venit, un ins butucănos, vechi sindicalist numit Boris Gorun, mi-a spus: Acum 40 de ani am fost aruncat în pușcărie, fiindcă am luptat pentru ziua de muncă de 8 ore. Iar astăzi, când există un guvern comunist, am muncit 14 ore la canal. Crima lui fusese că îi adresase o scrisoare anonimă tovarășului Gheorghe Udej, șeful partidului, protestând în numele tovarășilor săi împotriva condițiilor grele de muncă. A multiplicat scrisoarea și a răspândit-o. Securitatea s-a dus la depoul de material rulant și a confiscat manifeste de la sute de muncitori. După săptămâni de cercetări, Boris a fost acuzat de a fi încercat să organizeze o grevă și a fost condamnat la 15 ani pentru tentativă de sabotaj. Gorun rămăsese neclintit în crezul său marxist. N-avea nici o simpatie pentru grupurile de dizidenți care fuseseră adunați de-a valma cu el în închisoare, francmasoni, teozofi, gânditori idealiști. Nu se putea apropia nici de poeții și romancierii care fuseseră închiși pentru vederile lor independente. Aceștia fuseseră convocați rând pe rând la sediul Comitetului Central al Partidului pentru a li se impune ce să scrie, spunându-li se că ar trebui să știe că e zadarnic să alerge după himera adevărului obiectiv. Lenin, spunea Boris, subliniase în cărțile sale importanța descoperirii unui singur punct de vedere în viață, cu care trebuie să rămâi consecvent. Adevărul se află întotdeauna în linia partidului. Linia partidului, am zis eu, dar această doctrină răstoarnă toate conceptele filozofiei. Dacă mă uit din patul meu prin celulă, văd numai fereastra. Dacă privesc de unde șezi dumneata, văd ușa. Dacă mă uit la dușumea, camera nu are tavan. Fiecare punct de vedere este în realitate un punct de orbire, din cauza că te face total incapabil de a înțelege alte puncte de vedere. Numai când părăsim toate punctele de vedere și acceptăm să intuim întregul, găsim adevărul.
Sfântul Pavel zice, dragostea crede totul, deci nu numai crezul unui grup sau al altuia. I-am spus că probabil și-a luat argumentele dintr-un manual comunist, în care se dă următoarea definiție a sărutului. Un sărut este apropierea a două perechi de buze, cu transmiterea reciprocă de microbi și bioxid de carbon. Dragostea, dorul sau falsitatea sărutului nu încap în filozofia voastră. Această sărăcie a valorilor spirituale urâțește latura materială a vieții, căreia voi îi acordați o importanță totală. Îi lipsiți pe muncitori de viața sufletească. Din cauza asta, proasta calitate a mărfurilor din țările comuniste a devenit proverbială. Boris a zis, știu Zicala că sabatul e făcut pentru om și nu omul pentru sabat, dar noi toți existăm pentru propășirea statului. Pierderea libertății individuale și a proprietății individuale sunt trepte spre libertatea întregii lumi. Dacă o sentință de 15 ani nu îl lecuise pe Boris de iluziile sale, nici o discuție în contradictoriu nu părea să o poată face. Se putea de asemenea ca el să fi făcut parte din ultima serie de informatori. Într-adevăr, delațiunea se răspândise ca o epidemie. Puteai fi denunțat fiindcă ai vorbit despre Dumnezeu sau te-ai rugat cu voce tare, chiar și pentru că învățai sau predai o limbă străină. Adesea, cel care te turna putea fi unul din prietenii tăi din închisoare sau din afară, precum și fiul, tatăl, soția sau soțul tău. Presiunile exercitate pentru a obține informații deveniseră de o extremă cruzime. Într-adevăr, informatorul reprezenta probabil o amenințare mai mare pentru oamenii liberi decât pentru cei aflați deja în dărătul gratiilor și în camera numărul 4 ne dădeam drumul la gură mai mult decât oriunde în România, fiindcă niciunul dintre noi n-avea să mai trăiască. Era aniversarea celor 10 zile care au zguduit lumea, Revoluția Rusă din noiembrie 1917, iar profesorul Gheorghiu a serbat-o povestindu-ne întâmplări din viața conducătorilor comuniști. La prima sărbătorire a triumfului bolșevismului, a spus el, noi cârmuitori au făcut o partidă de vânătoare într-o pădure de lângă Moscova. Într-un târziu, pe când se odihneau lângă foc, Lenin a întrebat, spuneți-mi, tovarăși, care credeți că este cea mai mare plăcere din viață? Războiul, a spus Trotski. Femeile, a spus Zinoviev. Oratoria, puterea de a ține o gloată imensă sub vraja cuvântului tău, a spus Kamenev. Stalin, ca întotdeauna, era taciturn, dar Lenin a insistat. Dumneata, ce alegi? În cele din urmă, Stalin a zis, nici unul din voi nu cunoaște adevărata plăcere. Vă voi spune eu, ea constă în a urî pe cineva, în vreme ce pretinzi an de-a rândul că ești cel mai bun prieten, până ce într-o zi el își razimă capul cu încredere pe pieptul tău. Atunci îi înfingi cuțitul în spate. Nu există pe lume o plăcere mai mare ca asta. S-a lăsat o lungă tăcere. Știam deja pe vremea aceea câte ceva despre firea necruțătoare a lui Stalin. Restul, care n-a fost cunoscut de proprii lui tovarăși decât după moartea sa, a dovedit autenticitatea acestei cumplite istorisiri. De ceva vreme se discuta cu înfricoșare despre un sistem de reeducare a deținuților practicat în închisorile de la Suceava și Pitești. Acest sistem se aplica nu prin manuale, ci prin măciucă. Pedagogii erau de obicei patrioți, naționaliști, legionarii renegați care fuseseră reciclați într-o organizație de deținuți cu convingeri comuniste. Am auzit numele lui Țurcanu, Levitski și Formagiu ca fiind organizatori ai acestor grupuri. Se părea că se poartă ca niște sălbatici. Ne temeam că acest procedeu va fi introdus și la noi. Dar Boris Gorun a râs din nou. Nu putea crede că foștii lui tovarăși de stânga ar permite atrocități. Zicea, ei știu că ideile nu pot fi dezrădăcinate prin teroare. Așa a scris la începutul Revoluției Ruse Karl Kautsky, ideologul social-democrat. Eu am spus, îmi amintesc ce i-a răspuns Trotski, care era ministru de război. Domnule Kautsky, nu știi ce teroare vom aplica noi. Ironia este că și ideile lui Trotski au fost efectiv dezrădăcinate prin teroare în Rusia, cum se făcuse și cu ideile capitaliste. Un preot, Suroianu, a zis, mă tem că dacă Dumnezeu nu va face o minune,
Teroarea și tortura, aplicate fără cruțare și timp îndelungat, pot zdrobi orice rezistență umană. Boris a replicat: Eu nu cred în minuni, mă descurc fără ele, mulțumesc. Până acum nimic nu mi-a clintit convingerile. Atmosfera din închisoare s-a înrăutățit după sosirea șefului reeducării de la Pitești, Formagiu, care aducea instrucțiuni pentru inaugurarea acestui sistem și la noi. Până atunci, deși erai chinuit în cea mai mare parte a zilei, știai că mai curând sau mai târziu gardienii aveau să se ducă să mănânce sau să doarmă. Acum s-au mutat și la noi deținuții cu convingeri comuniste. Le era îngăduit să bată și să brutalizeze cât pofteau. Conducerea închisorilor îi alesese dintre deținuții cei mai răi și mai violenți și nu aveai scăpare din mâinile lor. La fiecare 50 de deținuți era un grup de 10 sau 20 de reeducatori, iar numărul lor mergea crescând de la o zi la alta. Cei care se declarau gata să devină comuniști trebuiau să-și dovedească această convertire, convertind pe alții în același fel. Simpla violență era întreruptă de ședințe de o cruzime mai rafinată, sub supraveghere medicală, pentru a se asigura că deținuții nu muriseră. Doctorii erau adesea ei înșiși astfel de instructori. L-am cunoscut pe așa zisul doctor Munteanu, care după ce a luat parte la torturarea unui tovarăș de celulă, a recomandat să se ia o pauză, i-a făcut omului o injecție pentru a-i mări rezistența și i-a anunțat pe reeducatori când să înceapă din nou. Un val de nebunie a năpădit închisoarea Pitești. Bolnavii de tuberculoză erau despuiați, întinși pe pardoseala de piatră și udați cu găleți de apă înghețată. Lături de dat la porci erau aruncate pe jos înaintea deținuților înfometați de zile întregi. Cu mâinile legate la spate erau forțați să lingă acele zoaie. N-au fost cruțați de nici o umilință, oricât de înjositoare. În multe închisori oamenii au fost constrânși de torționari să înghită excremente și să bea urină. Unii plângeau și se rugau ca cel puțin să li se dea propriile lor dejecții, nu ale altora. Alții, înnebunind, începeau să strige să li se dea mai mult. Condamnații erau siliți să cânte imnuri care proslăveau unele forme de perversiune sexuală pe melodii ale liturghiei ortodoxe. Nu-mi închipuisem niciodată că e posibilă o asemenea batjocorire a trupului și a sufletului. Cei care rămâneau atașați de credința lor erau supuși celor mai cumplite cazne. Un creștin, Borcea, povestea că unii au fost ținuți legați de cruci timp de 4 zile. Crucile erau culcate în fiecare zi pe pardoseală. Apoi altor deținuți li se dădea ordin să-și facă necesitățile pe fețele și trupurile celor răstigniți. După aceea, crucea era iarăși ridicată. Un preot catolic, Cheruvian, mi-a povestit că în închisoarea din Pitești i se ordonase să oficieze liturghia asupra excrementelor pe care apoi să le dea ca împărtășanie oamenilor. Și ai făcut ce ți s-a cerut? Am întrebat. El și-a îngropat fața în palme și a izbucnit în plâns. Am suferit mai mult decât Iisus, a zis. Aceste lucruri erau încurajate de administrația închisorii în urma ordinelor primite de la București. Țurcanu, Formagiu și ceilalți specialiști erau duși din închisoare în închisoare, recrutând instructori și veghind ca această campanie să nu slăbească. Conducătorii ai partidului, chiar membrii ai Comitetului Central, precum Constantin Doncea și subsecretarul Ministerului de Interne, Marin Gianu, veneau să urmărească performanțele. Boris, care lucrase cu Gianu, s-a repezit printre gardieni ca să protesteze, dar Gianu, dacă l-a recunoscut pe fostul lui coleg, nu l-a luat în seamă. Noi nu ne amestecăm atunci când un bandit bate pe altul, a zis el. Cu alte cuvinte, partidul se disocia de torționari, dar le îngăduia să tortureze. Luați-l de aici, a zis Gianu. Boris Gorun a fost bătut până când a strigat după îndurare. Vechiul luptător sindicalist s-a prăbușit complet. Supus zi și noapte la torturi și umilințe, ceva s-a năruit întrânsul. Se târa pentru a săruta mâinile celor care îl băteau. Mulțumesc, tovarășe, zicea, mi-a iluminat mintea. Apoi a început să laude binefacerile comunismului și să spună cât de vinovat fusese persistând în greșeală.
După o asemenea cădere, nevoia de respect față de sine însuși îi impunea o totală schimbare de credință. Altfel ar fi fost ridicol în proprii săi ochi. Boris a intrat în grupul instructorilor. Primul asupra căruia a ridicat bâta a fost un medic, Ion Ghițulescu, chiar cel care l-a tratat când a fost bolnav. Acest doctor Ghițulescu a fost un adevărat sfânt. Deși deținut, el însuși reușea să facă mult bine deținuților, îngrijind la fel, cum și este datoria unui medic, pe camarazii de detenție care aveau o purtare demnă, cât și pe cei care se vânduseră. Odată ce cădeau bolnavi, el se simțea dator să îi îngrijească. La fel făceau și alți medici deținuți, Nicolae Floricel, Aristide Lefa, studentul în medicină Lungeanu și alții. Cinstei se datorează mai presus de toți doamnei doctor Margareta Pescaru, îngerul închisorii Târgu Ocna, care, riscându-și libertatea, a introdus clandestin medicamente, salvând multe vieți. În timpul acesta, la Târgu Ocna a fost adus un grup de bolnavi proveniți din minele de plumb. Erau ținuți într-o celulă separată. Li s-au alăturat alți deținuți care, aflând că noi veniți erau preoți, li s-au spovedit, câștigându-le astfel încrederea. Minerii vorbeau liber despre acțiunile lor secrete religioase și politice. Apoi au fost mutați într-o celulă mare, pentru reeducare, și au aflat că cei cu care vorbiseră erau informatori. Unul dintre ei a fost adus pe sus, plin de vânătăi și sângerând, în camera numărul 4. Ne-a spus că reeducatorul său era un tânăr bine clădit, cu un zâmbet stereotip care glumea tot timpul. "Te doare?" întreba în timp ce îl bătea. "Vai, ce rău îmi pare! Să încercăm altă metodă. Asta ți-a plăcut mai mult?" "Dacă omul acesta o să-mi cadă în mâini vreodată, îl jupoi de viu." "Ai dreptate," a croncărit bătrânul chiabur Ghimboașă, "și să-i presar din gros pe răni sare și piper." Ghimboașă se ruga în fiecare zi astfel: "În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Doamne, nimicește-i pe comuniști, pune-i la cazne, trăznește-i, porcii." "De ce spui astfel de lucruri?" l-am întrebat. "Nu e de așteptat să auzi așa ceva din partea unui creștin." Și-a înălțat pumnii spre cer. "Spun așa fiindcă Dumnezeu nu-i va primi în rai pe cei care nu-i blastămă pe ticăloșii ăștia." Asemenea lui Ghimboașă, mulți trăiau în așteptarea zilei care i-ar fi pus la cazne pe torționarii lor. Credeau că în iad comuniștii urmau să fiarbă în cazanul cu zmoală. "Nu trebuie să ne lăsăm mânați de ură," am zis. "Oamenii aceștia, cum e Boris, s-au frânt sub presiuni groaznice." Dar Gorun fusese printre reeducatorii cei mai răi. Încercase, spre a-și dovedi convertirea la comunism, să-l bată pe doctorul Ghițulescu, care își arătase deschis disprețul pentru reeducatori. Devenise unul dintre cei mai urâți oameni din închisoare. Ghițulescu avusese mari dureri din pricina unor abcese de pe spate și umeri, iar Gorun îl lovise numai peste abcese. Deținuții și-ar fi dat viața pentru Ghițulescu, care și-a sacrificat-o pe a sa pentru ei. Starețul Iscu vorbea câteodată despre lagărele de sclavi de la canalul Dunăre-Marea Neagră, unde mii de oameni mureau din cauza foamei și a maltratărilor. Canalul fusese început sub presiunea rușilor, care vedeau în el un mijloc mai rapid decât cele deja existente de a scoate mai repede produsele românești din țară. Însă canalul era și un proiect prestigios pentru guvernul nostru. Era un plan de proporții imense și devenise un simbol al realizărilor comuniste. Inginerii care au avertizat că debitul fluviului nu putea furniza apă suficientă și pentru canal și pentru rețeaua de irigații au fost împușcați ca sabotori ai economiei. Planul înghițea nesățios toate resursele României și între 1949 și 1953, zeci de mii de deținuți politici și de drept comun au muncit pentru a-l construi. Starețul fusese la Poarta Albă, una dintre coloniile de detenție de pe traseu. 12.000 de oameni ce locuiau în barăci dărăpânate, înconjurate de sârmă ghimpată, trebuiau să sape cu mâna 8 metri cubi pe zi. Ei împingeau roabe pe pante prăpăstioase sub amenințarea bătăii gardienilor. Iarna, frigul ajungea la minus 25 de grade Celsius, iar apa adusă în butoaie îngheța bocnă. Bolile bântuiau.
Mulți deținuți se duceau anume în zonele interzise din jurul lagărelor ca să fie împușcați. Conducerea brigăzilor era încredințată celor mai brutali criminali, care erau plătiți cu hrană sau țigări în funcție de rezultatele obținute. Cei închiși pentru credința lor fuseseră adunați într-o așa zisă brigadă a hoților. Aici, dacă cineva își făcea semnul crucii, era bătut. Nu exista zi de odihnă, nici Crăciun, nici Paște. Totuși, la Poarta Albă, zicea starețul Iscu, fusese martor la unele fapte de mare noblețe. Un tânăr catolic, părintele Coceangă, își atrăsese ura unui preot ortodox devenit informator, care l-a întrebat: de ce ții atât de des ochii închiși? Te rogi? Spune drept, tot mai crezi în Dumnezeu? Dacă ar fi răspuns da, însemna că avea să fie bătut. Părintele Coceangă a reflectat: știu, Andreescule, că mă ispitești precum l-au ispitit pe Iisus fariseii, ca să-mi găsești pricină. Dar Iisus le-a spus adevărul și am să ți-l spun și eu. Da, cred în Dumnezeu. Ei, atunci crezi și în Papa, a continuat Andreescu. Coceangă a răspuns: da, cred și în Papa. Andreescu s-a grăbit să se ducă la ofițerul politic, care a venit îndată și l-a chemat pe tânăr în fața celorlalți. Coceangă era slab, epuizat și tremura în zdrențele lui. Ofițerul era bine hrănit într-o manta largă și purta o căciulă rusească de blană. Aud că crezi în Dumnezeu, a zis el. Părintele Coceangă a deschis gura ca să răspundă, dar încă nu rostise nimic. În momentul acela putea înțelege de ce stă scris în Evanghelia după Matei, înaintea predicii de pe munte, că Iisus și-a deschis gura și a vorbit. Desigur, o expresie biblică ciudată, cu cuvinte de prisos, fiindcă nimeni nu vorbește cu gura închisă. Dar când Coceangă și-a mișcat buzele pentru a vorbi, toți simțeau că în acel moment decisiv, din gura lui va ieși o nestemată. Coceangă a zis: când am fost hirotonisit, am știut că de-a lungul istoriei mii de preoți au plătit cu viața pentru credința lor. Și ori de câte ori am mers în fața altarului, i-am făgăduit lui Dumnezeu: acum îți slujesc în odăjdii minunate, dar chiar și a zvârlit în închisoare pentru tine, te voi sluji. Și așa se face, domnule locotenent, că închisoarea nu este un argument contra religiei. Cred în Dumnezeu. Tăcerea care a urmat nu a fost întreruptă decât de vâjuitul vântului. Locotenentul părea că nu-și găsește cuvintele. În cele din urmă a zis: și crezi și în Papă? Răspunsul a fost: de la Sfântul Petru încoace, totdeauna a fost un papă și până la a doua venire a lui Iisus va fi mereu un papă. Actualul papă n-a făcut pace cu comunismul și nici urmașii lui nu vor face. Da, cred în Papă. Iscu și-a încheiat istorisirea zicând: mi-a fost greu să-l iert pe fratele meu ortodox, care devenise informator și nu sunt nici de cum supus Romei, dar în momentul acela mi-a venit să strig: viva il Papa! Și cu părintele Coceangă ce s-a întâmplat? A întrebat cineva. A fost ținut timp de o săptămână în carceră, unde stăteai în picioare fără să poți dormi. Apoi a fost bătut. Refuzând în continuare să se lepede de credință, a fost dus de acolo. Nu l-a mai văzut niciodată. Reeducarea cerea în fiecare zi noi victime și printre noi sporea sentimentul că dacă nu avea să intervină mai repede o schimbare, riscam să ajungem cu toții convertiți sau uciși. Dacă ar fi avut loc o răscoală să-i se alăture, sau era mai potrivit să întoarcă celălalt obraz? Mai mulți deținuți s-au pronunțat împotriva luptei. Eu am zis: de obicei Iisus era prezentat ca fiind blând și smerit, dar el era și un luptător. Astfel i-a izgonit cu biciul pe negustor din templu și a sfătuit pe primii ucenici să se raporteze la Vechiul Testament, unde furia și violența se întâlnesc pe fiecare pagină. În orașul Târgu Ocna, unica distracție era meciul săptămânal de fotbal de pe stadionul de lângă închisoare. În ziua de 1 mai, care a coincis cu o sălbatică reluare a reeducării, am auzit că la orele 5 după amiază, pe stadion se va juca un meci în cinstea zilei muncii și că întregul oraș va fi acolo. Ni se oferea deci șansa să facem o demonstrație. Semnalul avea să fie spargerea unui geam.
Îndată după începerea meciului de fotbal, s-a auzit undeva un clinchet slab de sticlă spartă și întreaga pușcărie a izbucnit într-un vacarm demențial. O fereastră a sărit în țăndări. Cineva țipa într-una: "Ajutați-ne! Ajutați-ne!" De la ferestrele etajului superior care dădea pe stadion se auzea strigând: "Aici suntem torturați! Tații, fiii și frații voștri sunt uciși!" Partida de fotbal s-a întrerupt. Mulțimea era în picioare și în curând sute de oameni se adunaseră pe drum lângă ziduri. Înăuntru un deținut își tăiase venele. Gloatele de pe stradă au fost repede puse pe fugă cu patul puștii de către soldați, dar știrea despre revoltă s-a răspândit cu rapiditate în țară. A urmat doar o înăsprire a regimului. Cei suspectați de a fi condus răzvrătirea au fost mutați la alte închisori, lipsiți de îngrijirea medicală pe care o avuseseră la Târgu Ogna. Unii dintre ei au murit. Lucrurile s-ar fi sfârșit cu mult mai rău dacă n-ar fi fost doctorița Pescaru. Riscându-și propria libertate, ea s-a dus la București, unde a îndrăznit să protesteze și să intervină chiar pe lângă bestiile din Direcția Generală a Închisorilor. Ea, un înger de femeie, a reușit să-i îmbuneze pe diavoli. Dumnezeu face și astfel de minuni. Starețul Iscu avea zilnic accese de tuse din ce în ce mai lungi. Trupul lui, vlăguit de ani întregi de foame și de muncă la canal, era zdruncinat de crize groaznice. Zăceam neputincioși și priveam cum moare. Câteodată nu-i recunoștea pe prietenii care veneau să-l ajute. Când era conștient, șoptea ore în șir rugăciuni și găsea întotdeauna cuvinte de consolare pentru alții. Veniseră și alți supraviețuitori de la canal la Târgu Ogna și relatările lor despre ororile acelor închisori ne aminteau istoria robiei israelienilor în Egipt. Cu un plus de amărăciune însă, pentru că cei oprimați trebuiau să-i proslăvească pe cei ce-i oprimau. Un deținut, compozitor celebru, fusese silit să scrie imnuri de slavă pentru Stalin, în ritmul cărora brigăzile mărșăluiau spre locul de muncă. Odată, când un om și-a pierdut cunoștința și medicul l-a declarat mort, colonelul Albon, odiosul comandant de la Poarta Albă, a răcnit: "Prostii!" și a dat cu piciorul în cadavru. "La muncă cu el!" Patul meu era între al starețului și al tânărului Vasilescu, altfel de victima a canalului. Vasilescu, condamnat de drept comun, fusese repartizat la brigada preoților. Îi bătea până cădeau în nesimțire. Dar, cine știe de ce, colonelul Albon îl luase la ochi și fusese la rândul lui bătut atât de crunt, încât acum era și el pe moarte. Tuberculoza lui avansase mult. Vasilescu avea o față pătrată cu trăsături aspre și un păr negru, creț, care îi cădea pe frunte, dându-i aerul unui taur cam năuc. Fusese prea ahtiat după cele ce îi se păreau a fi bucuriile vieții, ca să poată duce un trai așezat, mulțumindu-se cu o ocupație stabilă. Avusese o viață grea. Era asemenea ucigașului din Macbeth, unul pe care nenorocirile și loviturile vieții l-au măcinat într-atâta, încât ceea ce făptuia îl lăsa rece. El arunca o sfidare lumii. Odată ce ai ajuns în lagărele acelea, faci orice ca să ieși de acolo, orice. Iar Albon mi-a spus că dacă voi face și eu ceea ce îmi va cere el, voi fi eliberat, ne-a relatat Vasilescu. El n-avusese alte nevoi decât o haină și o fată pe care să o ducă la dans, iar partidul îi dăduse să aleagă, fie să se alăture celor supuși la cazne, fie torționarilor. Acum Vasilescu regreta toate acestea și își plângea singur de milă. Îmi povestea mereu grozăvile pe care le săvârșise la canal. Nu-l curțase nici pe stareț. Era vizibil că se afla pe moarte și încercam să-i aduc puțină consolare, dar el nu-și găsea liniștea. Într-o noapte s-a trezit gâfâind, respirând greu. "Domnule pastor, eu mă duc," a zis. "Vă rog, rugați-vă pentru mine." A mai dormitat și s-a trezit din nou strigând: "Cred în Dumnezeu!" Pe urmă a început să plângă. În zori, abatele Iscu a chemat lângă el doi deținuți și le-a cerut să-l ridice în picioare. "Sunteți prea bolnav ca să vă mișcați," au spus ei. Toți cei din cameră s-au pus în mișcare. "Ce se întâmplă? Ce vrea să facă?" întrebau. "S-o facem noi." "Nu puteți voi face asta," a zis el. "Dați-mă jos din pat."
L-au sprijinit ridicându-l. Duceți-mă la patul lui Vasilescu, le-a cerut. Starețul s-a așezat lângă tânărul care îl torturase și i-a pus cu blândețe o mână pe braț. Liniștește-te, i-a spus pe un ton consolator. Ești tânăr, nu ți-ai dat seama ce faci. Cu o zdreanță a șters sudoarea de pe fruntea tânărului. Te iert din toată inima și la fel cu mine și ceilalți creștini. Iar dacă noi te iertăm, cu siguranță că Domnul Hristos, care e mai bun decât noi, te va ierta și El. Se va găsi și pentru tine un loc în cer. A primit spovedania lui Vasilescu și i-a dat sfânta împărtășanie, după care a fost ajutat să ajungă la patul său. În timpul nopții, atât starețul cât și Vasilescu au murit. Cred că s-au dus în rai, ținându-se de mână. Doctorul Ghițulescu a spus că ar fi mai bine să mi se facă un pneumotorax. Putea fi realizat în câteva minute. Consta în introducerea în torace a unui ac gol în secțiune, care permitea ca aerul să intre între pleură și plămân, formând o pungă. Procedeul trebuia repetat din când în când. Procedeul a fost relativ dureros, după care am adormit. Când m-am trezit, am fost foarte fericit să-l găsesc pe profesorul Gheorghiu stând alături de mine. El fusese pentru câteva luni închis la Jilava și suferise mult datorită sistemului de reeducare. Am discutat ore în șir cu profesorul Gheorghiu și mi-a mărturisit că la Jilava avuseseră loc multe sinucideri, ca de altfel și în alte închisori. La Gherla și la Pitești, unii deținuți se aruncau de la etajele superioare până ce, ca să îi împiedice, spațiile dintre paliere au fost acoperite cu plasă de sârmă. Unii și-au tăiat venele cu cioburi de sticlă, alții s-au spânzurat, alții au murit după ce au băut detergenți. Un biet preot ortodox, Ioja, se aruncase dintr-o cușetă de sus, sfărâmându-și țeasta. Repetase gestul de mai multe ori până reușise să se omoare. Fusese torturat, a zis profesorul. Se temea că dacă reeducatorii o să-l tortureze din nou, va ceda și își va renega credința. Era un om foarte rigid. Un deținut i-a mărturisit că lucrase cândva pentru comuniști și părintele Ioja i-a interzis să ia împărtășania timp de 15 ani. Unii dintre sinucigași erau oameni celebri ca Gheorghe Brătianu, figură proeminentă a scenei politice românești de dinainte de război. N-a găsit alt mijloc de a-și lua zilele decât lăsându-se să moară de foame, ceea ce n-a fost remarcat de ceilalți deținuți care sau n-au știut sau n-au dat atenție. Un lider al Partidului Liberal, Roșculeț, s-a sinucis în închisoarea de la Sighet. Era unul dintre cei care socotiseră pe comuniștii autohtoni altfel decât cei din Rusia. Dar aceștia, după ce l-au folosit ca ministru al cultelor, l-au băgat la pușcărie, acuzându-l că ar fi contrarevoluționar. Brutalitățile reeducării au dat naștere la tulburări în multe închisori, iar zvonurile s-au răspândit în toată țara. Apoi, două incidente fără legătură între ele au scos adevărul la lumină. La Târgu Ogna, un colonel de securitate, Sepianu, foarte detestat, a văzut în timpul unei inspecții un gard nou. De ce ai construit gardul ăsta?" l-a întrebat pe comandantul Brumă. Mai bine foloseai lemnul ca să-i bați pe contrarevoluționarii ăștia." Sepianu a râs din toată inima. Întâmplarea i-a înfuriat la culme pe deținuți. Atmosfera clocotea de revoltă la Târgu Ogna. Un fost major a zis, trebuie să facem ceva. Și a decis că el era cel indicat să treacă la fapte. După plecarea lui Sepianu, majorul a cerut să fie chemat special de la București un anchetator ca să-i încredințeze un secret pe care nu-l mărturisise. Anchetatorul a venit. Fostul major i-a spus, știți că eu îi spășesc o pedeapsă de 20 de ani ca criminal de război pentru că am executat prizonieri ruși. Eram major de brigadă, nu i-am împușcat eu însumi. Pot să spun cine a făcut-o. Un locotenent pe numele Sepianu, care astăzi este colonel în securitate. Așa că Sepianu a fost și el judecat pentru crime de război și condamnat la 20 de ani. În timpul procesului a vorbit despre cele ce se întâmplau în închisoare în cadrul sistemului de reeducare. Al doilea incident a implicat pe un alt șef din securitate. Colonelul Virgil Weiss fusese prieten cu Anna Pauker și cu mulți alți membri ai guvernului. Apoi a căzut în disgrație și la închisoarea de la Pitești a încăput pe mâinile lui Țurcanu, șeful deținuților cu convingeri comuniste.
Unul dintre cei care îl ajutau pe Țurcanu să-și tortureze victimele mi-a povestit mai târziu despre colonelul Weiss că leșinase de 3 ori într-o oră pe când era supus la cazne. Își revenea fiindcă îl udau cu apă rece. Atunci Weiss a spus: "Bine, am să povestesc toate cele prin care am trecut și să vedem dacă șefii voștri pot rezista la cele ce am de spus." Țurcanu a crezut că dăduse peste secrete a căror descoperire avea să-i aducă în cele din urmă eliberarea promisă. "Dacă de data asta minți, te omor," l-a amenințat. "Am de spus lucruri importante, dar nu dumneavoastră," a zis Weiss. "Sunt lucruri care se referă la trădători suspuși." A fost dus la București, unde a rămas câteva săptămâni în spital. Membrii ai Comitetului Central al Partidului, rivali ai clicii Paucăr, Luca și Georgescu, miniștrii aflați la cârma țării, se bizuiseră pe ajutorul lui Weiss ca să obțină pașapoarte false cu care ar fi putut la nevoie să părăsească rapid România. Transferaseră mari sume de bani în băncile elvețiene. Informațiile au fost aduse la cunoștința secretarului general al partidului, Gheorghiu Dej, șeful celor ce se opuneau grupului Paucăr. Colonelul Weiss a povestit episoadele reeducării și a arătat efectele ei pe propriul său trup. Prietenii lui s-au alarmat. Se profila o altă răsturnare a destinelor din partid. S-ar fi putut confrunta ei înșiși cu un asemenea tratament. Unii nu auziseră de aceste excese, iar alții pretindeau că nu știau nimic, dar au hotărât atunci începerea unor anchete. Șefii reeducării au fost interogați la securitate și mai mulți dintre ei, inclusiv Țurcanu, au fost condamnați la moarte. Scandalul reeducării a fost folosit ca armă împotriva Ministerului de Interne, al cărui cap era Teohari Georgescu, iar în epurările politice din 1952, triumviratul care guvernase România de la preluarea puterii de către comuniști a fost răsturnat. Ceilalți miniștri implicați în dezvăluirile colonelului Weiss, Vasile Luca și Ana Paucăr, au fost scoși țapii spășitori pentru inflația catastrofală și dezastrele aduse de colectivizare. Mulți dintre cei veniți în camera 4 să ne ajute erau țărani care se revoltaseră împotriva colectivizării forțate a pământurilor lor. Umpluseră închisorile României. Mii de alți țărani au fost uciși. Ni s-au povestit întâmplări îngrozitoare. Proprietățile le fuseseră luate cu japca, iar legea noii organizări agrare din 1949 nu le-a dat nicio compensație. Devenind peste noapte niște oameni fără căpătâi care nu mai aveau nimic de pierdut, au trecut la acțiuni dușmănoase. Activiștii de partid au fost bătuți, împușcați sau arși de vii cu benzină. Totul a fost zadarnic. Țăranii nu erau organizați. Răscoalele lor au avut loc în momente și locuri diferite, așa că guvernul a putut întotdeauna să le înăbușe. Un bătrân cioban cu pielea tăbăcită, pe nume Ghica, mi-a spus: "Securiștii mi-au arătat 2 puști ruginite. Am săpat în hambarul tău și le-am scos la ivială. Dacă intri în colectivă, nu-ți facem proces." Ei bine, am fost de acord. Dar când au venit să-mi ia vitele, mi-am pierdut capul și am încercat să-i opresc. M-au bătut și, iată-mă aici, condamnat la 15 ani. Am pierdut tot, pământul, oile, nevasta, copiii." Toți săranii plângeau după cele pierdute în aceeași ordine: întâi pământul, apoi animalele, pe urmă nevestele și, în ultimul rând, copiii. Un altul mi-a povestit că atunci când i-au luat turma, i-a rugat să-i lase cel puțin tălângele de la gâtul oilor. Activiștii au râs, dar i-au dat voie. El a dus tălângele în pod și le-a legat de o funie. A stat toată noaptea acolo sunând din ele din când în când. Dimineața a alergat la sediul partidului și l-a înjunghiat de moarte pe secretar. Un al treilea mi-a povestit că avea 2 cai buni de plug. Cea mai mare plăcere a lui era să-i hrănească și să-i îngrijească. Atunci când i-au fost luați, a dat foc grajdurilor colective care au ars până la temelie. În 1952 au venit mai puțini țărani la închisoare. În acel an, Gheorghiu Dej, care deținea conducerea partidului, s-a autoproclamat prim-ministru și a încercat să obțină popularitate lăsând-o mai domol cu colectivizarea. Luca, Paucăr și Georgescu au fost îndepărtați din posturile lor. A urmat o iarnă cu viscole. Țurțuri groși atârnau de pe acoperiș și un ger cumplit împodobise geamurile cu flori. Afară, frigul îți tăia respirația. Prin decembrie, zăpada era de 2 metri.
Era cea mai rece iarnă din ultima sută de ani. Nu aveam niciun fel de încălzire, dar până atunci păstrasem fiecare două sau trei pături în locul uneia singure, cum era regulamentar, fiindcă de fiecare dată când murea câte cineva în camera 4, îi luam așternutul de pat. Dar s-a făcut o verificare și am rămas cu câte o singură pătură. Dormeam îmbrăcați. Adesea eram lăsați fără pâine. Supa, făcută din morcov prea putres pentru a fi vânduți, era totuși subțire. În ajunul Crăciunului, discuțiile din închisoare au căpătat ceva grav. Nu s-au iscat decât puține certuri, nu s-a înjurat deloc, iar de râs s-a râs puțin. Fiecare se gândea la cei dragi și ne cuprinsese un sentiment de comuniune cu restul lumii, lume care de obicei era atât de departe de existența noastră. Eu am vorbit despre Hristos, dar picioarele și mâinile îmi erau tot timpul reci ca fierul, iar dinții îmi clănțăneau. Foamea mi se răspândise din stomac ca un fior de gheață în tot trupul, încât rămăsese vie numai inima. Când m-am oprit, un om simplu de la țară, Aristar, a preluat povestirea din locul în care o lăsasem. Aristar nu fusese niciodată la școală. Totuși a vorbit atât de firesc, descriind nașterea Domnului, încât părea că ea s-ar fi petrecut în propriul său hambar în săptămâna aceea. Tuturor le-au dat lacrimile. Cineva a început să cânte. Mai întâi vocea îi era liniștită și de-abia și-a făcut loc în auzul meu, printre gândurile care mă preocupau, îndreptate spre soția și fiii mei. Dar treptat vocea a căpătat amploare și toți s-au oprit din cele ce făceau ca să o asculte. Când a încetat, era o liniște deplină. Gardienii, adunați în încăperile lor, în jurul sobelor încinse cu cărbuni, nu s-au arătat toată seara. Ne-am pus pe povestit. Când mi-a venit și mie rândul, m-am gândit la acel cântec și le-am istorisit o veche legendă evreiască. Regele Saul al Israelului l-a adus la curtea sa pe David, păstorul, pe care îl înconjură cu onoruri pentru că l-ucise pe Goliat. Lui David îi plăcea foarte mult muzica și la vederea unei harpe de o mare frumusețe aflată în palat, a fost tare încântat. Saul a zis, m-a costat mult instrumentul ăsta, dar el m-a dezamăgit. Nu scoate decât sunete urâte. David a luat harpa ca să o încerce și a scos din trânsa melodii atât de minunate, încât toți au fost impresionați. Părea că harpa aceea râdea și cânta și plângea. Regele Saul a întrebat, cum se face că toți muzicanții pe care i-am chemat au scos numai sunete false din harpa asta și numai tu ai putut să cânți cu ea? David, viitorul rege, a răspuns, înaintea mea toți au încercat să-și cânte pe aceste coarde cântecele lor, dar eu am cântat la harpă propriul ei cântec. I-am reamintit că a fost cândva un pom tânăr cu ramurile pline de păsări cântătoare și crengi cu frunze verzi și cu flori care se deschideau în lumina soarelui. I-am reamintit de ziua în care au venit oamenii să-l taie și am auzit-o plângând sub degetele mele. Apoi i-am tâlcuit că nu acesta era sfârșitul. Murind ca pom, avea să înceapă o viață nouă, în care va înălța slavă Domnului ca harpă, și ați auzit-o cum s-a bucurat în mâinile mele. Încheind, am spus, tot așa, la venirea lui Mesia, mulți aveau să încerce să-și cânte propriile cântece pe harpa lui, iar melodiile lor nu puteau fi decât stridente. Pe harpa lui trebuie să cântăm cântecul lui, cântecul vieții sale, patimile, suferințele, moartea și învierea sa. Numai atunci muzica va fi cea adevărată. Un astfel de cântec am auzit noi de Crăciunul acela, în închisoarea de la Târgu Ocna. Aristar a murit în februarie. A trebuit să se sape adânc în zăpadă și să se spargă pământul tare ca fierul, ca să poată fi îngropat în cimitirul închisorii, alături de starețul Iscu, Gafencu, Bucur și alți vreo 20 de inși pe care îi cunoscusem în camera 4. Patul lui a fost preluat de Avram Radonovici, care fusese critic muzical în București. Avram știa pe de rost lungi pasaje din muzica lui Bach, Beethoven și Mozart și le putea fredona ceasuri în șir. Reușea să o facă atât de bine, de parcă am fi fost la un concert simfonic. Însă el ne adusese un dar mai prețios. Din cauza tuberculozei care îi atinsese șira spinării, purta, când a fost adus la Târgu Ocna, un aparat gipsat. Când ne-am uitat mai atent la el, am văzut că vârându-și mâna la piept, sub carapacea cenușie, a scos o carte mică, foarte uzată.
Niciunul dintre noi nu mai văzuse de ani de zile o carte. Avram stătea culcat, în liniște, până când și-a dat seama câți ochi scoditori îl fixau. Eu l-am întrebat: ce carte aveți la dumneavoastră? De unde ați procurat-o? Este Evanghelia după Sfântul Ioan, a zis Avram. Am reușit să o ascund în gipsul de pe torace când a venit poliția să mă ridice, și a zâmbit. Vreți să vă împrumut? Am luat cărticica în mâini ca pe o pasăre vie. Nici o doctorie salvatoare n-ar fi fost mai prețioasă pentru mine. Eu, care știusem mult din Biblie pe din afară și predicasem din ea, constatam că o uit cu fiecare zi. Încercasem adesea să mă mângâi, gândindu-mă la marele avantaj pe care îl aveam prin lipsa Bibliei. În timp ce citim ceea ce Dumnezeu a spus profeților și sfinților, putem uita să mai ascultăm ce are El să ne spună nouă. Evanghelia a trecut din mână în mână. Tuturor le era greu să renunțe la ea. Cred că închisoarea a fost cea mai dură pentru oamenii instruiți. Muncitorii din fabrici și țăranii au găsit aici o societate mai variată decât cunoscuseră înainte. Dar omul cu carte era ca un pește aruncat pe nisip. O mare parte din cei închiși în camera 4 învățaseră toată Evanghelia pe din afară și în fiecare zi o discutam între noi. Dar trebuia să fim atenți cu cei pe care îi admiteam în cercul nostru secret. Această Evanghelie ne-a ajutat să aducem la Iisus pe mulți, printre alții pe profesorul Gheorghiu, care, trăind în preajma atâtor creștini, se apropiase tot mai mult de credință. Cuvintele Sfântului Ioan desăvârșeau această apropiere, dar o barieră totuși mai exista. Am încercat din nou să mă rog, a zis profesorul, dar între recitarea formulelor ortodoxe învățate în copilărie și cererea ajutorului celui atotputernic, față de care nu am nici o pretenție, nu rămân multe de spus. Asemenea regelui din Hamlet, cuvintele mele zboară în sus, în vreme ce gândurile îmi rămân pe pământ. I-am povestit despre un pastor care a fost chemat la căpătăiul unui om aflat pe patul de moarte. A vrut să se așeze pe un fotoliu alături de pat, dar bătrânul a zis: vă rog, nu vă așezați acolo. Așa că pastorul a tras un scăunel, i-a ascultat spovedania și i-a dat sfânta cină. Bătrânul și-a revenit și a zis: să vă povestesc istoria acestui fotoliu. Acum 50 de ani, când eram tânăr, fostul pastor al bisericii noastre m-a întrebat dacă mă rog. I-am răspuns: nu, n-am cui să mă rog. Chiar dacă zbier din răsputeri, nici omul de la etajul de sus nu mă aude. Cum să audă așadar Dumnezeu din ceruri? Bătrânul pastor mi-a spus cu blândețe: atunci nu te ruga. Șezi doar liniștit dimineața cu un alt fotoliu în fața ta și închipuiesc că pe el șade Iisus Hristos, așa cum așezut în multe case din Palestina. Ce i-ai spune? Am răspuns: dacă aș fi cinstit, i-aș spune că nu cred în el. Ei bine, a zis pastorul, asta arată ce este cu adevărat în mintea ta. Ai putea să mergi mai departe și să-l provoci. Dacă există, atunci să ți-o dovedească. Sau dacă nu-ți place felul în care Dumnezeu cârmuiește lumea, de ce nu-i o spui? N-ai fi primul care se plânge. Regele David și Iov i-au spus lui Dumnezeu că îl socotesc a fi nedrept. Poate că vrei ceva. Atunci spune exact ce anume. Dacă primești acel ceva, mulțumește-i. Toate acestea fac parte din rugăciune. Nu înșira cuvinte convenționale. Spune ceea ce se află cu adevărat în inima ta. Muribundul a continuat: n-am crezut în Hristos, ci în bătrânul pastor. Ca să-i fac pe plac, m-am așezat în fața unui fotoliu și m-am prefăcut a crede că Iisus ședea în el. Timp de câteva zile a fost un joc. Apoi am știut că el era cu mine. I-am vorbit unui Iisus real despre lucruri reale. Am căutat îndrumare și am primit-o. Rugăciunea a devenit un dialog. Tinere, au trecut 50 de ani și eu continui să vorbesc cu Iisus, care șade, uite, în fotoliul acesta. Am încheiat spunând: pastorul s-a aflat acolo când, murind, omul a întins ca un ultim gest o mână către prietenul nevăzut din fotoliu. Profesorul m-a întrebat: așa vă rugați și dumneavoastră? Îmi place, i-am răspuns eu, să cred că Iisus stă lângă mine și că pot să-i vorbesc lui așa cum vă vorbesc dumneavoastră. Oamenii care l-au întâlnit în Nazaret și Betleem nu-i adresau rugăciuni, îi spuneau ce aveau pe suflet și tot așa ar trebui să facem și noi.
De ce crezi că mulți dintre cei care au vorbit cu el în Palestina acum 2000 de ani nu au devenit totuși ucenicii lui? A întrebat Gheorghiu. Timp de secole, evreii s-au rugat să vină Mesia și mai tare decât toți, Sinedriul, Tribunalul Suprem. Dar când el a venit, l-au batjocorit și l-au scuipat și l-au trimis la moarte, fiindcă ultimul lucru pe care îl doreau era să vină cineva să tulbure rutina lor confortabilă. Acest lucru este valabil pentru toate națiile din zilele noastre. Profesorul a devenit creștin. Mi-a spus, când v-am văzut pentru prima dată, am avut presimțirea că dumneavoastră aveați să-mi dați ceva. Asemenea intuiții nu sunt neobișnuite în pușcărie. Când se rup legăturile cu lumea exterioară, dobândești un văz pentru cele nevăzute. Am devenit foarte apropiați, ședeam tăcuți și uneori el rostea gândul pe care îl aveam în minte. Așa ar trebui să fie între prieteni sau între soț și soție, dar rare ori se întâmplă să fie. În luna martie a venit un dezgheț. Țurțurii s-au topit, iar din zăpadă rămăseseră petice pe lângă ziduri. Au apărut muguri pe copacii goi și am auzit păsări cântând. Am simțit fiorul vieții renăscând prin mâinile noastre degerate, prin picioarele înfășurate în zdrențe și fețele înțepenite de frig. O știre a electrizat închisoarea. Un deținut dus la spital în oraș a văzut-o pe femeia care freca poderele plângând. Ce s-a întâmplat? Am întrebat-o. Tătucul nostru Stalin a murit, hohotise ea, scrie în ziare. Noi n-am vărsat nicio lacrimă. Toți făceam cu însuflețire presupunerea asupra semnificației acestui eveniment. Profesorul a zis, dacă Stalin a murit și stalinismul. O dictatură nu supraviețuiește dictatorului care a impus-o. Câteva zile mai târziu am auzit locomotivele fluierând și clopotele bătând pentru a marca funeraliile lui Stalin la Moscova. Închisoarea a răsunat de râsete și blesteme. Gardienii arătau posomorâți, iar ofițerii erau nervoși. Nimeni nu știa ce se va mai întâmpla. După săptămâni de incertitudine a venit un procuror. Am înțeles că fusese trimis pentru a studia condițiile de viață din închisoare. A fost întâmpinat în liniște, în timp ce trecea din celulă în celulă, întrebând dacă sunt plângeri. Mulți au crezut că este o înșelătorie. Când a ajuns în camera 4, i-am spus, eu am a spune ceva, dar voi spune numai dacă îmi promiteți să mă ascultați până la sfârșit. Pentru asta am venit, a zis politicos procurorul. Domnule procuror, am spus, ați avut un predecesor renumit în istorie pe nume Pilat din Pont. I s-a cerut să judece un om despre care știa că este nevinovat. N-are nicio importanță, și-a zis Pilat. O să-mi risc eu cariera pentru un dulgher evreu? Cu toate că au trecut 2000 de ani, această violare a dreptății nu a fost uitată. În orice biserică din lume ai intra, vei auzi spunându-se în crez că Iisus a fost răstignit în timpul lui Pilat din Pont. Cei prezenți în camera 4 mă priveau îngroziți. Am continuat. Priviți în sufletul dumneavoastră și veți vedea că suntem victimele nedreptății. Chiar dacă suntem vinovați în ochii partidului, urma să ne ispășim vinovăția în pușcărie și nu să fim condamnați la o moarte lentă, așa cum se întâmplă cu noi aici. Mai înainte de a vă întocmi raportul, luați seama la ce hrană primim, la lipsa căldurii și a celor mai simple medicamente, la murdărie și la boli. Întrebați ce barbarii am avut de îndurat. Apoi scrieți adevărul, nu vă spălați pe mâini de soarta unor oameni neajutorați, cum a făcut Pilat. Procurorul m-a privit cu chipul întunecat, s-a răsucit pe călcâie și a plecat fără să scoată vreun cuvânt. Știrea că mă ascultase până la capăt s-a răspândit în închisoare și i-a încurajat și pe alții să vorbească. Am auzit că înainte de a pleca, el rostise cuvinte mânioase în biroul comandantului. În zilele următoare, gardienii au devenit politicoși, aproape că își cereau scuze. Nu mult după asta, comandantul a fost eliberat din funcție. Profitând de îmbunătățirea regimului din închisoare, am început să mă dau jos din pat și să fac în fiecare zi câțiva pași. E de neînțeles, a spus doctorița Petrescu, plămânii ți-s șuruiți, sunt atinse și vertebrele dorsale, nu te-am putut pune în gips și nici trimite la operație. Starea dumitale nu e mai bună, dar nici mai proastă nu e, așa că te mutăm din camera 4. Prietenii mei au fost foarte fericiți, au prins curaj,
După 2 ani și jumătate, eram primul om care ieșea din celula aceea. Cum ai reușit, domnule pastor?" a glumit unul. Cum se face că trupul dumitale nu execută ordinul doctorului și nu moare?" S-ar putea să găsești o explicație medicală.